Bă, deja e a treia zi în care Ana nu vorbește cu mine. Ana, ce faci? Poți să mă bagi și pe mine în seamă? Doamne ferește. Băi, deci am făcut și eu un prank acum câteva zile și gata, s-a terminat. Nu mai pot să mai vorbească omul cu Ana. Bă, Ana, vino mă încoace. Ce tot mă ignor toată ziua? Alo! Bă, deci de ce ești mă așa supărată pe mine că nu ți-am făcut mare chestie? Bă, deci te comporți de parcă cine știe ce ți-am făcut? Hai, mă, Ana, vino cu asta, ne împăcăm să fim prieteni. Cei mai buni prieteni noi suntem. Hai, uite, te scol la un burger din ăla cum îți place ție, fără carne, cu salată, cu d-astea, că te cu ce m-am comportat urât? Spune cu ce m-am comportat urât, măcar, că e prima oară când vrei să vorbești cu mine. Păi ce, nu ai văzut ce ai făcut? Ce am făcut? Ți-am făcut și un prenculeț așa micuț, nu ți-am făcut mare chestie. Nu ai de ce să te superi așa rău. E, da. Păi atunci, hai, gata, ca să te iert, ia, ca să îmi cumpe... Să-ți cumpăr chestii, bă. Ana, înțeleg că merge restaurantul iară bine și de-astea, dar nu ne permitem să aruncăm banii pe orice așa, ok? Ce chestii vrei să-ți cumpăr? Ia zi, ce... Nu mai vorbim, auzi? Păi spune-mi ce chestii vrei. Spune-mi, de exemplu, ce chestii ai nevoie și îți cumpăr. Hai, zi-mi ce chestii ai tu nevoie. Hai, ia zi, tot ce ating? Poate că tot ce... What? Adică tot ce atingi. Spune mai exact. Ce... Cum adică tot ce atingi? Pă ce pun mâna, cumperi? Deci, mușcă... Bă, nu-l pune pe Dragoș să mă muște, ok? Hai să vorbim civilizat fără să-l pui pe Dragoș pe mine. Deci, cum adică? Stai că nu înțeleg. Adică, ce vrei să cumperi mai exact? Hai la mall. Ok, dacă mergem la mall, gen, orice văd cu... Bă, da, știi că nu am bani infiniți, gen, nu dețin eu mall-ul sau ceva, adică n-am atât de mulți bani. Asta este... Ei pe datorie... Nici măcar nu pot să iau pe datorie. Păi și ce, vrei să mergem la mall și ce să facem la mall? Deci vrei să-ți cumpăr chestii la mall, ok, dar să știi că mamă ce... Bă, dar nu mai parca mașina așa aproape de mine, că mereu intru ea. Ok, deci mergem la mall și îți fac cinste cu niște mâncare, ce părere ai? A, ți-e foame, eu zic că este foarte, foarte bună. Nu vreau hăinuțe chestii. Doamne, bă, ce hăinuțe, mă, Ana? Hai, mă, că faci mișto. Gata, Ana, am ajuns la mall, ia, gata, hai, poți să te dai jos. Hai, la magazin. Păi cum adică la magazin? Bă, dar tu te schimbi așa cum ai tu chef. Ia, uite, Doamne, ferește. Am înțeles, bine, hai că las mașina aici atunci. Stai că vin acum, îmi e foame. Dintr-o dată e foame. Dintr-o dată e foame, Ana, n-are nicio treabă. Na, că vrea la magazin acum. Zi, mă, Ana, ce vrei de la magazin de aici? Ce ți-e ție foame? Ia uite. Vrei o pizza din asta cu... Da, tu vrei pizza cu salam. Ce faci cu carne? Eu nu înțeleg. De ce e chestii cu carne? Nu are niciun sens. De ce... Doamne, ok, înghețată, înțeleg, înghețată. Bine, dar să știi că nu știu câți bani am. Adică am cardul cu mine, dar iau și eu ce văd. Păi... Da, da, chestiile astea sunt gen cam scumpe, gen, nu știu dacă știi, dar vai, bă, astea chiar sunt scumpe, stop. Bă, Ana, gata, ai luat destule chestii, Doamne. Dar ce e, bă, revelionul, ce facem cu asta șampanie? Le vând eu, cum adică le vinzi după, ce sens are, mai bine îți dau direct banii decât să stai să le vinzi tu, Doamne ferește. Bă, Ana, dar tu n-ai reducere de angajat măcar sau ceva, nu știu, iau de, na, uite ce tu, ce-și cumpăra, Ana, bă, tu nu mănânci carne, nu mănânci, vai, bă, ce tu cumperi pe aici, Doamne ferește. Bă, te rog eu mult că nu am bani infiniți, deci serios, eu nu pot să-ți cumpăr toate astea. Ți-am luat și, bă, n-am ce să fac, uite la șampania asta aici, pun-o înapoi că n-am cum să cumpăr atâtea chestii, omule. Bă, tu ce-mi dai aici? Doamne, baghet, peperoni, nici nu mănânci pizza cu peperoni, nici burger, nici hot dog, tu nu mănânci carne, nu mănânci toate astea. Păi e pentru, Doamne ferește, Ana, nu cred că am bani de toate chestiile astea. Deci dacă ți iau astea, mergem acasă, că nu mai am ce să mai, cum adică, ba, da. Bă, tu mă șantajezi ca să fim prieteni, trebuie să-ți cumpăr chestii, cum vine chestia asta? Au, nu mai da în mine. Bă, sunt prea multe chestii, deci o să mă coste toată casa, o să o dăm aici. Ce are? Oh my god. Doamna casieriță, vă rog frumos, nu știu unde a plecat. A, uite, aici, nu știam unde a plecat prietena mea, Ana. Deci nu știam unde a plecat prietena mea, Ana, dar aș vrea să plece de aici ca să nu vadă că n-am pus toate chestiile acolo. Glumesc, nu, le-am pus pe toate. Tot ce ai atins tu, Ana, chiar e acolo. Cât costă? Vă rog frumos, puneți-mi un preț ok, că nu știu dacă am bani, nu de alta. Totalul este 300 de lei. Wow, leu, 300 de lei, că nebunesc. Cash sau card? Da, țin pe card, că... Na, nu mai zic nimic.
300 de lei, doamne. Ok, Ana, cred că mai am undeva la vreo 20 de lei pe card și nu știu ce vrei să luăm din mall de 20 de lei. Îmi cumper mall-ul. Nu cred că am bani să-ți cumpăr mall-ul. Ok, Ana, deci eu chiar cred că m-am revanșat pentru prank-ul ăla. Ți-am luat chestii de 300 de lei. Facem promut, nu, haide. Ce să facem sus? Nu avem ce să mai cumpărăm, că nu mai am bani pe card. Vă simt ceva tare rău. Bă, nu mai am bani, nebun, o, doamne, ferește. Bă, n-ai cum. Deci cu Ana n-ai cum să înțelegi, ești nebun. Bă, bă, hai urcă sus, doamne, ferește. Bă, nu am bani. Ce vrei să faci? Ia, ia, unde vrei să mergem? În ce magazin? Bă, zici că sunt cu copilul mic după mine. N-am văzut așa ceva. Ia, uite. Ce mi-arăți aici? Doamne, covor, covor urs. De 200 de lei? Bă, tu faci mișto, covor urză de 200 de lei și îmi dai un... Da, mulțumesc, mă ajută foarte mult ăsta, cred că tocmai am mâncat 30 de lei, nu știu cât era un homar de la. Deci, nu, dar nu-ți place covorul ăsta, ia uite, Ana, covorul ăsta. 15 lei, ești nebun? 15 lei, ești nebun, ți-l pun în pat covorul ăsta. Bă, bă, nu atinge, mă, ăsta. Doamne, ursache. Da. Să trăiți ursul ăsta de 200 de lei, dați-mi și mie pe card dacă se poate. Dacă, a, nu-l mai aveți în stoc, auzi, Ana, nu-l mai are în stoc. Ai, o zi mai proastă. O zi mai proastă. Doamne ferește, deci nu o să te iert pentru chestia asta, fără niciun mișto. Mulțumesc, să trăiți. Da, chiar îmi doream foarte mult de când eram. Uite, Ana, poftim, ia-ți ursul, covorul urs. Doamne ferește. Deci, bă, nu pot să cred, bă, pe ce dau banii. Bă, Ana, tu îți dai seama cât am strâns eu la banii ăștia. Deci am avut o perioadă proastă cu banii. Acum ne merge și nouă puțin bine cu burgeria și... Doamne, ce mă ăsta? Ia uite-l, mă, pe ăsta. Ce mă, robotul ăsta aici? De ăsta voiam. Nici nu are preț ăsta, Ana, n-are preț. Îmi pare rău, nu avem bani de ăsta. Ai, mamă, ce mă, televizorul ăsta. Mamă, mamă, nu. Hai să mergem de aici, Ana. Gata, ne-am distrat. Avem televizor acasă, gata, ne-am distrat. Hai să mergem, Ana, nu trebuie să stăm aici la televizoare. N-avem ce vedea aici, gata, haide. Putem să ieșim din mall, de fapt nu mai avem nimic de văzut în mall-ul ăsta. Gata, hai să mergem. Bă, n-are sens, bă, Ana, ce mai trebuie să mai ai din mall-ul ăsta? Că cred că am cumpărat destule chestii. Chiar cred că, bă, nu trebuie să știi tu nimic, gata, e ok, am cumpărat. Vreau și o calculator. Ana, hai să totuși, e destul de scump un calculator. 800 de lei, gen, pe carte să-l iau. Pă, ce carte? Îmi iau două. Nu cred că e cazul să ok. Bă, stai, nu, deci nu, două nu e exagerat. Unu, dacă vrei, îți iau. Dar două n-ai ce face cu două, ce faci cu... Bă, doamne ferește, bă, Ana, nu avem, bă, banii ăștia, n-avem atâția bani. Lasă că ai bani, nu am bani, am doar bani strânși de o viață, îl vând eu pe mai mult? Cum adică îl vinzi tu pe mai mult? Ce, asta e o boxă, Ana? Ia uite, doamne ferește, bă, gata, că deja cât costă? 800 cu 800, 1600, 1700 de lei, mamă, 1900 de lei, gata, oprește-te, Ana, că n-avem atâția bani. Laptop, ce mai faci cu laptop? Că ai bă, calculator, ai două calculatoare, ce mai faci cu... Doamne ferește, 2550 de lei trebuie să dăm deja. Bă, Ana, gata, oprește-te. Console avem, chiar avem consolă, cum adică? Bă, gata. Ia uite ce le-a pus vinii, ești nebun? Doamne ferește, bă, ce... Nu ai loc unde să pui astea acasă, Ana. Nu ai loc să pui toate chestiile astea. Bă, pe bune, nu avem unde, n-avem ce face cu atâtea, Ana, oprește-te. Ok, mulțumim foarte mult, o zi bună. Ok, Ana, deci mă bucur că am putut să mă înțeleg cu tine, măcar să-ți iei mai puține chestii. Deci, până la urmă, ce ți-ai luat? Deci, ți-ai luat un green screen, un calculator și o boxă. E mai ok decât să-ți iei două calculatoare, că n-aveai ce face cu două calculatoare, ok? Chiar nu aveai ce face, dar să zicem că mai merge așa, dar tot nu știu unde ai loc să spui toate alea. Putem să mergem acasă acum? Chiar simt că am cumpărat destule chestii. Hai... Unde mai mergem, bă, Ana? Unde vrei să mai mergem? Ia, mă duci de la un etaj la altul, mă frești pe scări. Mă, ce mai... Ia, uite-o. Ce vrei să cumperi? Ia, uite. Da, fură de la ăștia ciocolată. Bă, știi ceva? Dacă sunt monstre gratuite, ia că iau și eu. Dă-sta acasă. Să luăm dă-sta acasă. Oh my god, trebuie să vorbesc cu ăștia, să vedem. Două. Bă, nu mai lua două, că n-avem ce face cu două, ok? Dacă vrei, vorbesc. Ok, scuzați-mă, cam cât costă fântâna asta de ciocolată? E scumpă, o reducere, ceva? Cât? 150 de lei?
Da, bănuiesc că nu e atât de rău, 150 de lei. Trei atunci? Nu, bă, n-avem bani de trei, Ana. Luăm una. Una la tine. Nu. Luăm una și o lăsăm în bucătărie, ok? O lăsăm în bucătărie și una în baie? Ce faci cu una în baie? N-are niciun sens. Ok, o să cumpărăm una. Mai vrei ceva pe aici? Sper că nu mai vrei nimic. Gata. Deci, cred că ajunge fântâna asta, nu? Chiar cred că ajunge fântâna asta. De ce vrei o cutie din asta? De ce vrei... De ce? De ce? Ce sens are o cutie? Ok, bine, lasă-mă, ok, gata, cred că am luat destul, ăsta-i depozitul lor, Ana, nu mai umbla pe aici prin depozit. Ok, du-te afară și lasă-mă să fac plata, ok, lasă-mă să, mamă, vă rog eu, dați-mi o reducere că nu mai am bani, vă implor eu, dați-mi și mie ceva, vă rog eu mult că nu mai pot. Bă, lasă-mă că plătesc aici, deci vreau și eu asta și cutia, măcar cutia aia, dați-mi eu gratis că nu mai am bani, disperat femeia asta că nu mai pot. Mamă, mulțumesc mult, deci rămân dator, chiar rămân dator, promit că vin și plătesc altată. Gata, n-am făcut rost de o reducere de YouTuber și am luat ăsta gratis, mi-a dat cutia asta gratis, nu vreau să mă laud, dar ci că mă știa de pe YouTube, că insistă el, că nu știu ce, adică a fost chiar de treabă, ce facem aici, Ana? Asta... Doamne, vrem masă de... Bă, nu avem loc să punem toate chestiile astea. Mă, dar stai șmecher, vezi că e tare. Ia, hai să jucăm un de ăsta, ia să vedem. Deci dacă mă bați, ți-o iau. Dacă nu, nu-ți cumpăr masa. Hai să vedem. Deci dacă îmi dai acum un gol... Gata, nu mai, gata, nu ți-o mai iau pe asta. Gata, easy. Ba da, acum... Bă, dorăm pe ăștia pe aici. Gata, ți-o iau, stai cu minte că ți-o iau, gata, potolește-te. Cât cu... Ia, uite mă, 550. Doamne, mi-e rău. Ana, cred că vreau un pic afară, când vine să vomit la cât de scumpe sunt chestiile pe aici. Doamne, plată card. Da, iau și eu masa asta de hockey, da. Hai că, bip, da. Am înțeles, are bani, face YouTube. Nu mai are niciun bani, stați liniștit. Bă, Ana, gata, ia-ți chestiile și lasă-mă în pace. Uite-ți aici astea, că nu ți le car. Vino încoasă să car chestiile, că eu nu-ți car chestiile, fără mișto. Vezi că ți le-am lăsat acolo, dacă nu vrei să ți le iei două telefoane. Ce faci cu două telefoane, bro? Mă, ce se întâmplă? Totul este 100 de lei. Doamne, și ce telefoane vrei să-ți iei? Stai că nu înțeleg, ce telefon ți-ai luat? Deci ți-ai luat de la banană și de asta normal? Doamne, ferește, bă. Bă, dar nu mai am bani, omule, chiar nu mai am bani, fără mișto. Uite și pe ăsta. Bă, nu, asta înseamnă 300 de lei, Ana, nu am atâția bani. Efectiv, nu mai am bani. Avem? De unde avem? Că nu avem. Mai dă și tu măcar ceva, plătește și tu măcar un telefon, dă și tu 100 de lei acolo. Ia uite că are și ea bani, mă. Am înțeles, deci ai și tu bani, bine. Hai, dați-mi, uitați, plătesc aici, o să vă las aici 100 de lei și restul mai dau 200 cu cardul, e bine? O zi bună, hai, lăsați-mă că am înnebunit. Deci gata, Ana, putem să mergem acasă, te rog frumos, gata, chiar cred că le-am făcut pe toate, e timpul să mergem și noi acasă, să stăm liniștiști, hai la masă. Mă, abia ți-am cumpărat chestii de mâncare, ce masă vrei să mă... Ia uite-o, bă, abia am luat chestii, Ana, abia am cumpărat, bă, bună ziua, ce bună ziua, Doamne, tot meniu? Păi nici măcar n-au, nici măcar nu cred că au meniu, nu vezi că n-au deschis încă, Ana, bă, ce faci, bă, nu vezi, ce face bucătărie, nu cred că au deschis încă aici, stai un pic așa, lasă-mă să vorbesc, bună ziua, prietena mea e mai specială, stai, bă, acolo, spuneți-mi că n-aveți nimic de mâncare, nu acum, cred că e pauza de masă, n-auzi că sunt în pauza de masă, nu gătesc acum, Ana, hai acasă, gata, am cumpărat destule, haide, nu are, bă, Antonio, nu vezi că s-a săturat de tine, Antonio, hai, gata, hai acasă, nu mai are mâncare, e în pauza de masă, e... Bă, nu mai sparge pe aici iară. Bă, deci ăștia o să ne dea interdicție pe viață dacă mai spargi chestii pe aici, Ana. Hai, scuzați-ne, ne pare rău, ne pare scuze. Gata, mamă, prietena mea e mai sălbatică. Trece acasă, Ana, Doamne, ferește. Ia uite, bă, mi-a luat mașina iară. Mamă, câte fac eu pentru Ana ca să fim ok, să... Dă-te jos din mașină, hai, trece mașină și... Mamă, zici că-s cu copilul mic, că n-am văzut așa ceva. Deci nu pot să cred că m-ai făcut să mă opresc să-i mai luăm și chestii lui Dragoș. Dar ce a fost ziua lui, că am luat la mâncare de... Bă, dar oricum avem o groază de mâncare, că Dragoș mănâncă mai mult pizza decât mâncare de câini. Nici nu știu de ce am luat atâta. Ia uite, m-aș și speria, Doamne, Dragoșe. Ia că m-a nebunit stăpâna ta. Ia aici, uite, ți-am luat un os din ăsta, mai e unul de rezervă. Am luat la mâncare de nu mai pot, nici nu știu unde să mai pun, ia. Ce face Ana? Uite unde pune ea telefonul. Na, pentru ce am făcut noi această investiție? Foarte bună această investiție. Ia uite, bă, sună telefonul ăsta. Bă, mă, sun singur de pun telefon pe altul.
Mă, ce se... Doamne, ferește, n-am văzut bă așa ceva, bă, Ana, ce facem cu 10 telefoane? Ce ai făcut? Cum adică, hai afară? Păi ce să mai facem? Aolo, măi, nebunit, Ana, bă, am fost mai mult sclavul tău decât să... Ia, na, că a pus masa, dă asta, să mai jucăm, să te mai bat toată, nu? Ia, dă-i, ia, hai să vedem, hai să vezi ce te bat acum. Stai așa, stai, uite, fie, vezi-o pe asta, stai un pic, uite acum. Hai că am dat-o, stai așa un pic. Acum, stai. Acum, da, mă, da. N-ai cum să o dai cu mine, Ana, îmi pare rău. O vindem, gata, ne-am jucat cu ea. Hai că ne-am distrat și cu masa. Gata, Ana, deci oficial, să știi, îți spun de pe acum, s-a terminat, gen, gata, nu-ți mai... Ia uite, Doamne, de ce l-am luat pe alb? De ce l-ai cumpărat pe alb? Cred că trebuie să-l ducem înapoi sau lăsăm așa alb. Doamne, e mai frumos. Uite, știu, Doamne, băi, e pufos, dar e cam ciudat, gen, că e un urs, gen. E puțin ciudat, cred că o să să-l punem în alt loc, gen. Mai trebuia să cumperi... Nu mai trebuia să mai... Ia, mamă, boxe, ok, asta e șmecheră, să o conectăm la ăsta. Aici nu știu de ce ai pus chestia asta aici. Mă, mai pus fântâna, asta e șmecheră, ok. Fântâna asta chiar e tare, Ana. La asta n-am ce zice și ne facem așa cu cafea dimineața, știi ce zic? Bă, vezi că e o idee șmecheră asta. Deci asta chiar e o idee tare, cu o cafea și cu niște bezele din astea. Ia uite ce a pus. Mă, tu ai pus difuzor la gunoi, la ce ai pus? Doamne ferește. Bă, chiar mai pune și tu un frigider din mâncarea asta, nu se strice, de-am cumpărat-o. Și în camera de gaming ai pus și tu ceva, măcar nici n-avem ce să punem. Nici nu știu unde să spunem calculatorul, Ana, trebuie să vedem unde spunem și calculatorul. Doamne ferește, deci după ziua de azi, fii atentă, bă, ascultă-mă bine, Ana. Uite câtă mâncare, Doamne, lasă-mă că m-ai nebunit, uite, spun și mâncarea lui Dragoș în frigider că m-ați nebunit. Ia uite, a pus și ia dă-mă că să mai scot și eu din pagubă, ești nebun, ia dă-i încoace. Deci, Ana, trebuie să asculți la mine aici, foarte important ce urmează să zic. Bă, nu mai ai voie să te superi pe mine în viața ta după câte chestii am cumpărat. Bă, am cumpărat la chestii, dar n-am cumpărat nici pentru mine vreodată. Hai să dai comandă de mâncare. Ce comandă, bă, du-te de aici cu mâncarea ta. Ia-o de asta de cocos și lasă-mă. Ia-o, nu că de cocos, că... Numai gata, s-a terminat ziua. Crispy strips-uri îți cumperi tu singură ce vrei când vrei, dar numai gata, s-a terminat ziua, Ana, gata. Îmi beau cafeaua și mă duc să stau și-o liniștit, că am stat numai de capul tău toată ziua. Nu-ți iau niciun crispy. Bă, cumpără-ți singură sau nu știu, fă ce vrei, dar gata, eu ți-am cumpărat destule, Ana. Gata, s-a terminat, lasă-mă că trebuie să posteze Luca Luc în orice secundă și vreau să fiu aici pe canapea să urmăresc un nou clip foarte, foarte șmecher. Așa că eu nu mănânc crispy-uri. Păi, a, dar chiar că stai așa că e... Doamne, ea făcea Caterinca, eu acum m-am prins că e vegetariană. Bă, am și uitat, frate. Doamne, bă, deci m-ai nebunit toată ziua, m-ai nebunit, Ana, gata. Nu vezi că am și uitat că ești vegetariană la când m-ai nebunit toată ziua. Gata, hai, du-te la tine în cameră, bucură-te de ce ți-am luat pe aici, că văd că ai reconstruit toată camera, toată casa, nu toată camera. Și vorbim mâine, că m-ai nebunit de cap, vreau și eu să stau liniștit, să... De fapt, nu, mă bag la o sesiune de gaming, gata, asta fac. Deci, te rog, nu mă deranja. Sună lumea, nu știu, vorbește la telefon tu dacă vrei, lasă-mă în pace cu telefoanele tale. Doamne, că nu mai suport, m-a nebunit, Ana, toată ziua, gata, deci să nu te aud că mă bag la gaming, Ana. Gata, nu mă deranja, te rog frumos că sunt aici pe ele. Băi, trebuie să recunosc că fântâna asta e ciocolată, chiar a fost o investiție bună, ești nebun. Băi, deci mănânc la ciocolată de mamă, de-a spart zilele astea, ce vrei, Ana, de la mine? Doamne ferește, bă, tu nu erai plecată sau ceva? Lasă-mă să mă bucur și eu de investiția asta, uite, mă bucur și eu de niște ciocolată, uite, ești tu ciocolată. Băi, e prea bună fântâna asta, n-ai cum, de ce n-am luat-o de mai demult, nu înțeleg, Doamne, de ce? E cea mai șmecheră chestia, tu nu trebuia să fii afară sau ceva? Eu când voiam, tu nu voiai, e, lasă, că acum îmi place și mie, ce? Păi fii atent, Luca, ce s-a întâmplat, Ana? E un ciudățel în fața casei și mă sperie. Cum adică e un ciudățel în fața casei? Adică, ce ți-a spus sau de ce te sperie? Doar ți-a zis ceva sau vino să te uiți pe geam? Mă, ce se întâmplă? Cine în fața casei? Stai, cine, unde? Ăla, stai așa, cred că îl văd. What? Seamănă cu albină. E o albină în fața casei? Cine e nenea? Bă, arată ca o albină. Zici că e o albină care... E o albinuță, cumva? Mă, tu vorbești cu albinele, Ana, sau care e faza? Nu înțeleg. Deci e un nene în fața casei care e o albină, gen... Ok, știi ceva? Lasă-mă că mă duc eu să vorbesc. Și tu nu mai fii așa fricoasă de oricine vezi. Că poate e și rătăcit sau... Cine știe? Habar n-am, nu știu, te înțeapă. Nu mă înțeapă, bă, că e... A, uite că e om, nu e... Bă, nu e albină. Stai un pic, e om, are corp, gen, dar are cap de albină. Nu prea înțeleg ce se întâmplă, dar... Ok,
lasă-mă că mă duc eu să vorbesc, calmează-te, mă descurc, sunt băia mare și vorbesc eu cu el, stai liniștită doar, lasă-mă pe mine. Bună ziua, domnule, ce căutați pe aici, aveți ceva treabă pe aici sau ce se întâmplă? Bună ziua, burger străin, mă numesc Vrăjitorul Albină. Ok, dar nu trebuie să vorbești cu... De fapt, dacă ești albină, gen... Chiar ești albină? Gen? Ok, asta e destul de interesant. Aș vrea... aș avea o întrebare la dumneavoastră, dacă nu este cu supărare. Nu este cu supărare, Vrăjitor Albină. Nu știu ce vorbesc eu așa. Mă rog, nu e nicio supărare, domnule Vrăjitor Albină, cred. Nu înțeleg cum ați ajuns aici, la noi. Dacă nu este o problemă, sunt disperat să găsesc 5 lei pentru o miere de la magazin. Crezi că mă poți ajuta? Doamne. Ok, chiar ești amuzant. Chiar ești amuzant, sincer. Aș rămâne recunoscător. Ok, ce are nenea asta? Păi albine, Ana, și nu știi că albine vorbesc cu bzzz. Și vorbește și el gen cu bzzz, că e gen albină, gen... Ok, da, interesant. Stai să văd, uite, am niște bani la mine. Deci cât ai zis că îți trebuie pentru mierea aia? Deci îți trebuie 5 lei pentru miere de la... Bă, aia 5 lei e mierea nașpa, gen. Uite, poftim, îți dau aici 10 lei. 10 lei eu zic că o să te ajute să ții miere premium de la magazin. Nu orice miere, adică pe bune, ne respectăm aici. Și da, mă bucur că am putut să te ajutăm. Na, acum ajutăm și noi pe cine putem. Na, să-ți fie de bine cu mierea aia, cu astea. Da, ok, noi cred că o să ne întoarcem acasă acum. Ok, hai, o zi bună în continuare, nenea Vrăjitor Albină, cred. Stai puțin, pentru că ai fost așa de treabă și chiar m-ai ajutat, aș dori și eu să te răsplătesc pentru bunătatea ta. Mă simt ca într-un TikTok din ăla, dar ce se întâmplă, gen, sunt într-un TikTok din ăla și îmi dai 100 de lei pentru că am fost de treabă și ți-am dat 10 lei, gen, ok, nu știu, am mai văzut TikTok-urile astea, de-aia întreb, adică dacă sunt 100 de lei, noi luăm. Nu, vorbesc serios, tot ce trebuie să faci e să-mi arăți că dacă îl urmărești pe Vrăjitorul Albină pe TikTok, bă, tu faci mișto de mine. Bă, cum adică, ce? Cum adică să... Nu-l urmăresc pe Vrăjitorul Albină pe TikTok? De unde să te urmăresc pe TikTok? What? Glumesc, ți-am pus o vrajă asupra ta, iar tot ce-ți dorești și zici cu voce tare se va întâmpla, pe bune. Da, mersi, ești foarte de treabă, n-am ce spune. Da, păi... O să mă duc să-mi folosesc puterile într-un mod foarte, foarte productiv și ne mai auzim, domnule Vrăjitor Albină, pe TikTok. Mi-am lăsat mierea pe foc și clocotește, arde, nu știu ce. O zi bună, exact, o zi bună. Da, hai, vină cu Oceana. Hai să plecăm, ok, poți să mă lași pe afară. Tu l-ai auzit pe ăla ce a zis? Tu chiar crezi că e pe bune? Adică mi se pare că am făcătură, cred că doar a zis așa la mișto. Cine știe, o fi zis așa gen, bă, hai să nu zică că glumește și el. Da, să nu zică că nu le-am dat nimic, că de-astea că e vrăjitor, că nu știu ce. Da, nu știu ce să spun, nu știu ce să zic de chestia asta, Ana. Dar cum ar fi chiar să meargă totuși? Crezi că gen ar trebui să încerc măcar? Adică poate... Poate e o șansă de 1% chiar să funcționeze, gen, poate chiar e o șansă foarte, foarte mică să funcționeze. Ce-mi doresc eu, Ana, oare? Spune-mi, dă-mi exemplu, ce pot să-mi doresc eu, oare, în secunda asta de față, când vorbim noi aici? Care este o dorință de-a mea? Să fie frigiderul plin de burgeri. Păi, ce avem acum? Păi avem o groază de chestii în frigider acum, în secunda asta. Nici măcar n-ar avea rost. Bă, fii atent, Ana. Cum ar fi... Să am un frigider separat plin de burgeri în casă. Boom! Îmi doresc un frigider plin de burgeri separat față de ăsta în casă. Și acum ce, gen? Adică, și unde ar trebui să... Nu trebuia să apară gen ca în desene, gen din cer sau ceva, poate e afară, în fața casei, da, nu e nicăieri. Ce țeapă. Bă, sincer, nu ne așteptam să funcționeze pe bune, nu chestia asta. Adică, până la urmă, care erau șansele chiar să funcționeze? Adică, erau șanse destul de mici oricum, deci...
Da, cred că ne-am luat mare țeapă, dar măcar l-am ajutat pe omul acela care voia și el niște miere. Sau, mă rog, nu știu dacă era om neapărat, albină, habar n-am ce era, dar, mă rog, nu mai contează. Păi acum, nu știu, fiecare cu treaba lui, nu știu, ai ceva de făcut azi, eu voiam să mă uit la ceva aici în dulap, parcă mai aveam și eu niște bani, uite, să mai iau niște bani la mine, pentru că cel mai probabil o să am nevoie de ceva bănuți astăzi, că vreau să ies în ora... Ana, vino puțin aici. Ana, ai pus tu chestia asta aici? Vino două secunde. Ce se întâmplă aici? De ce e un frigider plin cu burger la mine? What? Bă, a mers? Chiar a mers pe bune și mi s-a pus în cameră? Oh my god, nu pot să cred. Ok. Bun. Să pici o pizza vegetariană. Ok, fii atentă. Am o idee perfectă, Ana. Deci dacă merge chestia asta, clar e pe bune ce se întâmplă. Ok, fii atentă. Bagă-te în dulapul meu, ai încredere. Doar bagă-te în dulapul meu, ok? Ok? Stai acolo, nu te mișca. Rămâi în dulap, ok? Rămâi acolo. Îmi doresc ca Ana să devină un clown. Ana, poți să ieși afară puțin? Deci dacă merge chestia asta... Deci, ieși puțin afară, fără niciun mișto. Dacă chiar ieși pe afară, vreau... Oh my god! Chiar a mers! Bă, nu pot să cred! Bă, deci chiar merge... Nu pot să cred. Deci chiar merge să-mi doresc absolut orice-mi doresc și se îndeplinește, gen... Oh my god, Ana... Bine ai venit la distracție. Astăzi e ziua mea de distracție. Îmi pare rău. Bă, nu spargi ăștia pe aici. Vezi, poate îmi doresc să nu mai pot să spargi chestia. Schimbă-mă. Așa rămâi astăzi. Păi e dorința mea, e ziua mea de naștere, practic, Ana. Ce-mi doresc eu se întâmplă. Bă, deci fără niciun mișto. Deci da, nu mai face de ăștia că efectiv o să-mi doresc ceva ce nu o să-ți placă după aia. Deci ai grijă că am prea multă putere în secunda asta. Arăt ca un Joker de ăsta. Bă, nu... nu mă interesează, bă, lasă chestiile, gata, hai, bagă și tu o ciocolată aici. Uite, ia o ciocolată să nu te mai enervezi așa rău. Ia uite-o, mă, pe Ana, tu, îmi deferește. Băi, deci astăzi s-ar putea să fie cea mai bună zi din viața mea, sincer. Tu vezi că arăt așa. Păi, văd, asta e distractiv, asta e cea mai tare chestie. Oh my god, hai, mă, Ana, nu te mai supăra așa, ce te supere așa. Luca, știi ce să știu, ce ai putea să ceri, ce poți să ceri, Ana? Ia zi, ai două idee foarte bună. O gălăgie de bani. Mamă, să cer bani așa, așa gen de, să cadă din cer, să dormim în bani. Bă, nu știu ce să zic, Ana, adică mi se pare că abuzăm prea mult. Adică dacă am cere bani, gândește-te că dacă am cere bani infiniți, practic, ce-i face cu ația bancă? După aia nu mai are rost să mai muncești, nu mai are rost viața să mai faci nimic în ea. Fii atentă, Ana, fii atentă, îți dau eu o dorință, fii atentă aici. Nu-mi doresc neapărat să am eu o gălăgie de bani acum pe moment, dar îmi doresc să fie restaurantul nostru full. Vreau să văd foarte multă lume la restaurant și să le placă foarte mult restaurantul nostru, cel mai mult din toată lumea. Și... Da, nu știu, acum hai să vedem cât de rău poate să fie chestia asta, dacă chiar se întâmplă sau nu. Hai, condu tu până la restaurant, Ana, să vedem dacă chiar avem clienți pe bune, tocmai ce mi-am dorit. Și, aoleu, bă, ce se întâmplă, bă, aici? Oh my god. Păi, Ana, fii atentă, vină încoace, unde te-ai dus, bă, cu mașina? Bă, alo, nenea, dă-te să intru, bă, tu vezi câtă lume e aici, nici n-avem loc să intrăm în parcare. Oh my god. Băi, fraților, salut, de ce e toată lumea aici? Am și o întrebare. Stăm la coadă să intrăm în restaurant. Doamne ferește. Bă, ce se întâmplă? Efectiv, au deschis singur restaurantul. Nici măcar nu deschisesem noi restaurantul. L-au deschis ei, ești nebun? 5 burgeri și 5 cartofi prăjiți cu 2 cola, te rog. De urgență, că mi-e foame, iubesc localul ăsta. Bă, l-am văzut atâția oameni în viața mea aici. Un burger imens cu brânză și o cola. Mamă, cel mai tare local, 3 burgeri de care vrei tu. Asta îmi cere burgeri de care vreau eu să-i dau. Și voi, cu voi ce se întâmplă aici? Ce așteptați? Noi vrem să fim voluntari să ajutăm la burgerie pe gratis, că ne place prea mult. Ia uite, bani, avem și chelnerițe, nu mai am nevoie de tine, nu-ți mai dau niciun ban.
Doamne ferește. Păi eu plec. No, 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 te bagi la bucătărie. Vino încoace. Bă, bă, lasă. Mamă, dar chiar că ia dă-le mă din astea. Dă-le înghețată la toți ca să-i ținem. Oricum ne iubesc restaurantul, dar acum o să ne iubească și mai mult. Și fii atentă, Ana, dă-le înghețată și vino să mă ajut să facem mâncare. După că n-am cum să fac pentru toată lumea, trebuie să mă ajut și tu, da? Deci du-te acolo, dă-le înghețată și treci în bucătărie de urgență. Doamne, câtă lume. Bă, n-am mai avut niciodată atâta lume în restaurant. Doamne ferește, trebuie să mă bag să fac burger de urgență. Băi, ce zi obositoare a fost Ana astăzi. Deci, bă, m-a rupt și mai era o groază de clienți care au mai rămas acolo și ziceau, bă, și bani, bă, a fost și bani și e bun. Mamă, nu-mi dai, ia, bă, și tu aici câteva teancuri de bani, că oricum am făcut la bandă atât, păi, puf, ce vrei, bă, o să-ți mai dau și mai încolo. Oricum, Ana, bă, bă, m-au rupt, mă, n-ai cum, am muncit toată ziua și ne rugau în continuare să nu închidem, dar efectiv era deja 12 noapte și chiar nu mai are rost. Bă, ai auzit că și că casa asta de peste drum, vecinul nostru s-a mutat? Mă rog, niciodată n-am vorbit cu el, dar uite, a pus-o de vânzare, și că și-a luat altă casă și asta era de vânzare. Și mă gândeam, a, da, poți să arunci banii pe proprietatea omului. Mă gândeam că poate chiar am putea să cumpărăm casa asta, ce zici? Adică chiar ar fi o idee, dar mă gândesc, nu știu, încă sunt așa între, nu știu dacă ne mai trebuie o casă, că este așa peste drum. Ar merge, sincer, chiar ar merge, dar... Mă rog, acum sunt obosit, ne gândim și noi asta mâine, că sunt zonul de oboseală. Ok, știi ceva? Îmi doresc să nu mai fiu alergic la câini. Ok, îmi doresc să nu mai fiu alergic la câini. Niciodată, toată viața mea, nu mai vreau să mai fiu alergic la câini. A mers? Lasă-mi puțin. Dragoșe, nu-mi vine să strănu, nu? Ok, asta trebuie să mă gândesc la asta de mai de mult timp. Ok? Da. Da, ce spuneam, Ana, este că chiar vreau să mă gândesc să luăm casa aia de acolo, dar... Bă, știi ceva? De ce să nu-mi doresc casa? Bă, ce idee bună! Chiar că, da, exact, să fie gratis, mamă, da! De ce nu fac chestia asta? Nu știi ceva? Da, asta o să fac. Îmi doresc ca casa de peste drum să fie a mea și a Anei. Asta îmi doresc eu. Și acum, habar n-am, verificăm și noi mâine, că acum sunt obosit rău de tot, dar ar trebui să meargă, pentru că este foarte, foarte șmecher. Chiar, wow. Nu știu, chestia asta cu dorințele chiar... Mă, da, a zis ceva că durează gen un anumit timp sau ceva? Adică eu nu mi-aduc aminte să-mi fi zis vrăjitorul că durează un anumit timp. Crezi că eu toată viața o să pot să-mi doresc ce vreau? Parcă zise... Băi, eu nu mi-aduc aminte să fi zis ceva, sincer. Dar, nu știu, o să vedem oricum mâine. Hai la somn și vedem mâine dacă avem casa pe bune sau nu. Mamă, deci chiar... Bă, chiar șmecheră rău de tot asta cu dorințele, oricum. Trezire, Ana, ce faci? Încă dormi? Ia uite-o, bă, pe Ana, ce doarme, n-are nicio treabă. Bă, hai să vedem dacă chiar s-a îndeplinit faza cu casa. Chiar sunt curioasă. Dacă și aia s-a îndeplinit, eu nu mai zic nimic, efectiv, nu mai zic nimic. Haideți să mergem, pentru că vreau să vă... Luca, da, ce este? Nu mai vreau să fiu bufon. O să te schimb și pe tine, ok? Promit că o să te schimb puțin mai încolo. Vino cu aceea, Ana. Vreau să văd... Dar cum ne dăm seama dacă e casa noastră? Ne-a dat ceva prin poștă oare? Nimic în poștă. Ok. Deci cum putem să ne dăm noi seama? Ia. Casa burger și banana, ești nebun? Bă, chiar a mers. What? Actele de la casă. Scria... Bă, ești nebun, dă cu actele. Bă, ne-a dat actele de la casă. Oh my god, deci avem actele direct de la casă. Bă, asta e casa noastră de acum. Gata. Nu mai avem nicio treabă. Ce țeapă am luat? Da, mă rog, nu e mobilată, Ana, dar uite-te cât mai casa e. N-are nimic în ea? Păi lasă că putem să o mobilăm noi. Păi ești nebun, avem două case acum. Wow, și pod, uite, vedem exact în casa noastră de aici. Doamne, aici îmi fac camera? Da, am pod cu șobolani, unde stai tu? Hai că iau eu restul casei atunci, Ana, dacă vrei tu un pod. Din partea mea poți să-ți faci un pod. Doamne, ce tare e. Wow, vino în coasă, vezi, nu-mi vine să cred. Oh my god, toată asta e grădina noastră. Dar aici, mă rog, văd că e ceva constructor, nu știu ce e aici, mamă. Stai să vezi că s-ar putea să avem probleme în spate aici cu ei. Dar în rest, mamă, cât de tare e casa asta. Deci nu, casa asta chiar, bă, e prea șmecheră, Deci nu, n-am ce spune. Și știi ceva? Știi ceva? Și garaj, mamă, da, chiar tare. Bă, deci asta cu dorințele e mult prea șmecheră. Nu, știi ceva, Ana? Am o dorință foarte șmecheră care mi-a venit acum pe moment. Am o dorință
chiar tare rău de tot acum, dacă tot așa. Încă nu vreau să încă nu vreau să-mi cheltui toți banii și chestii de genul, pentru că am făcut foarte mulți bani și nu n-aș vrea să dau din bani dacă tot pot să-mi doresc chestii, că cine știe cât durează chestia asta. Fii atentă, Ana, fii atentă aici. Fii atentă, Ana, ce-mi doresc. Îmi doresc ca toate chestiile din mall să fie complet gratuite pentru amândoi, pentru amândoi să ne dea absolut gratis. Ce părere ai de chestia asta? Vreau chiar acum să mă duc la mall. Cum adică tu nu vii? Eu rămân De ce rămâi acasă? Stai ce? Bă, tocmai am zis că fac totul gratis. Nu am Doamne. Bă, deci nici măcar când omul îți dă totul gratis. Bine că când era pe banii mei ai vrut să vii la mall, dar acum când e totul gratis nu mai vrei să vii. Păi sunt obosită. Doamne, ok, vreau să dorm. Bine, Ana, bine, fie obosită. Că abia te-ai trezit acum 5 minute. Eu n-am văzut om ca tine. Îmi iei și mie, ia tot. Iau tot pentru mine. Dacă nu vrei să vii, aia e. Te descurci, nu știu. Ca să fie și pentru... Nu, eu ți-am zis să-ți dai și ție dacă vrei să vii. Dar e oferta valabilă, dorința doar pe astăzi. Doar astăzi e gratis tot, ca să știi. Eu mă duc fără tine, Doamne. Deci nici când îi dau tot mall-ul gratis nu vrea să vină la mall. Eu n-am văzut așa ca Ana. Dacă când era pe banii mei, voia să merge la cumpărături, ești nebun, Doamne. Deci Ana efectiv nu o să-i vină să creadă. Deci după ce că am luat toate chestiile astea complet gratuit și sunt 1000 de chestii foarte, foarte scumpe, oamenii mi-au mai dat și bani. Efectiv, lumea mi-a dat bani la mall ca să cumpăr chestiile astea, mă rog. Deci a fost o sesiune de shopping chiar interesantă, pot spune. Adică n-am mai pățit chestia asta vreodată în viață. Dar, mă rog, ce faci, Ana? Ce faci acasă? Bă, te-ai schimbat de haine? Cum te-ai schimbat de haine? Stai un pic, nu erai clown ultima oară când te-am lăsat? Nu, ce? Păi, cum te-ai schimbat? Bă, credeam că o să ajung acasă și o să te văd și eu gen clown, că îmi făceai ziua mai bună. Mi s-au schimbat hainele? Cum adică s-au schimbat? Bă, stai, ce? S-au schimbat gen hainele? Adică nu te-ai schimbat tu, vrei să spui? Bă, am luat foarte multe chestii, Ana. Am cumpărat super multe chestii, super șmechere, gen. Dar acum că mi-ai spus chestia asta, în primul rând am luat foarte multe televizoare și mai multe chestii pentru apartamentul nou. Și am luat, uite, asta s-ar putea să-ți placă, uite, vino încoace. Deci avem acum masă de biliard în curte, dacă ai mai pomenit așa ceva. Asta ne mai trebuia nouă, că rest le aveam pe toate și o groază de mese din astea. Dar stai un pic, înainte să continuăm cu asta, sunt foarte curios. Deci tu vrei să spui mie că nu te-ai schimbat gen deloc de haine singură sau ceva, nu? Ok, nu, ia, vino un pic. Ok, vreau să testez ceva. Bine, și o să încerc să te transform înapoi și după aia promit că te schimb pe skin-ul tău normal, dar doar vreau să văd dacă merge. Vino cu aceea, hai să facem cum am făcut prima oară. Intră în dulap aici. Deci, mama, dacă nu merge o să fiu destul de supărat, trebuie să recunosc. Bă, nu mai merge să... așa. Ok, deci stai acolo, Ana, fii atentă. Îmi doresc ca prietena mea Ana Banana să fie un clown, cum mi-am dorit și mai devreme, dacă se poate. Haideți să vedem. Ok, așteptăm puțin, parcă așa am făcut data trecută. Ar trebui să meargă, cred. Adică până acum trebuia să... Ok, hai să... Bă, nu pot să cred. Bă, wow, cred că s-au dus dorințele, bro. Și știi de ce? Cred că acum oficial s-au făcut 24 de ore de când am vorbit ultima oară cu vrăjitorul. Cred că de-aia. Cred că era doar pentru o zi, bro. Oh my god, lasă că te schimbam înapoi, dar bă, am ratat oportunitate. Bine, n-am ratat nicio oportunitate, că am luat o groază de chestii și avem și o groază de bani, adică chiar avem super mulți bani. Dar, da, bă, eu sunt puțin supărat, sincer să fiu. Adică, mai să, mamă, mi-aș fi dorit să profit mai mult, trebuie să am mai multe dorințe. Trebuie să-ți dorești o vacanță, da, o vacanță sau... Nu știu, acum când nu mai am dorințele, îmi vin mult mai multe idei. Oh my god, măcar avem fântâna de ciocolată. Măcar atâta să avem și noi, ești nebun. Oh my god, dar trebuie să recunoști că a fost distractiv, adică chiar a fost tare. Cât a durat. Dar, dar știi ceva? Cu banii ăștia măcar pot să fac cinstea, Ana, și o să ne cumpărăm amândoi mărci LucaLuc de pe LucaLuc.ro, primul link din descriere, cele mai șmechere tricouri și modele, și cu Ana Banana o să cumpărăm și modele cu Ana Banana, ok? Mă duc chiar acum să fac comandă măcar de banii ăștia, că măcar atâta, nu mai avem dorințe, dar măcar să avem și noi mărci, știi ce zic? Măcar, bă, lasă-mă, bă, să fac eu comandă aici, că vreau să cumpăr tot site-ul, ești nebun? Oh my god, da, bă... N-aș fac cu dorințele astea că nu mai sunt. Că știi ceva, putem măcar să zic, bă, îmi doresc mărci la ușă să ajungă chiar acum, secunda asta, dar
Nu m-a dus capul, aia e. Da, lasă că măcar ne-am distrat cu dorințele. N-ai ce spune, chiar ne-am distrat. Doamne, că nu mai pot cu căldura asta. Doamne, bă, Ana, eu nu mai suport. Deci tu vezi ce zice acolo? Ce zice la știri? Spune și mie, Ana, că eu nu mai pot, efectiv. Dacă plec de aici, o să mor. Deci, fără niciun mișto. Astăzi sunt 35-40 de grade. Mamă, mi-e rău. Păi asta înseamnă, da, deci 100, da, practic sunt 100, cum s-ar spune. Deci nu mai pot, Ana, Doamne, ce bine că am găsit asta, că muream. Deci dacă nu găseam, mă, ce face aici? Păi stau și eu la aer, cum adică, bă, dă-te așa, cum adică că eu stăteam aici? De ce vii peste mine? Cum adică, oh my god, nu mai pot. Oh, bă, Ana, nu cred că e loc de amândoi și eu stăteam primul aici. Tu ce cauți aici peste aerul meu condiționat? Că eu l-am găsit primul. De unde l-ai? L-am găsit undeva în debara și nu mai folosea nimeni. Cum adică de unde l-am? Tu caută-ți altul, că eu l-am găsit. Oh my god, deci nu, o să murim, efectiv, astăzi o să murim, deci îmi vine să leșin. Ana, uite, fă-mi și mie un favor, că suntem prieteni de atâția timp și du-te și dă-mi și mie ceva din frigider de rece, te rog, că nu mai pot, deci mor de sete, dă și mie apă de la așa, aruncă cuia pe mine, sparge-mi în cap, efectiv, dă-mi și o cola și o apă, Doamne, că nu mai pot, oh my god, Da, aruncă pe mine, vină încoace, dă și tu, dă peste, aruncă peste amândoi, efectiv, mai ia apă din aia, mamă, stai așa că mai, așa, dă-i pe noi, efectiv, Doamne, deci nu mai pot, Ana, nu cred că o să supraviețuim pe perioada asta dacă avem numai ăsta, ce bine mă simt acum, bă, da, dar e doar pe moment, Ana, stai să vezi că o să murim, efectiv, eu zic că, bă, pe gradele astea, pe canicul asta n-ai cum, deci așa ceva chiar nu mai pot, efectiv, bă, nu putem să supraviețuim doar cu aerul ăsta condiționat, eu zic că trebuie să facem ceva, că o să ne batem toată ziua aici și deja mă încălzești că stai prea aproape de mine. Trebuie să ne luăm, să punem peste tot. Mama, să punem. Bă, cred că e scump, mă, dar măcar să luăm unul mai mare, nu știu. Poate găsim la magazin, habar n-am, nu știu, nu mai pot, Ana, efectiv. Stai așa că mai luat eu niște chestii în camera de gaming, că nu mai aveau loc în frigiderul ăla. Așa, da, stai că iau pe toată, vino cu aceana. Oh my god, trebuie să ne dăm cu o sticlă din asta odată la un timp, că murim, o să murim, efectiv. Ce, bă? Ce m-ai speriat cu apa în cap? Dă-ți bă aici cu apă că murim, Ana. Doamne, nu, hai să mergem. Eu propun să mergem la magazin, Ana. Efectiv, propun să mergem la magazin. Că o să murim aici. Nu putem să ne batem pe asta. Că deja, efectiv, mie mi se face foarte cald că stau pe lângă tine. Nu mai sta așa aproape de mine. Că o să murim de cald unul altul. Ok, fii atentă. Mașina mea, de fapt și mașina ta, au aere condiționate. Hai la mall și hai să luăm mașina, ok? Hai că opresc ăsta, hai repede. Că nu mai pot. Mă, Dragoș, cum rezistă, frate? Mai are și blană pe el. Doamne ferește, vino încoace. Haide, vino încoace, urcă mașină că nu mai pot. Unde ți-ai lăsat mașina? De ce nu mai ai mașina în garaj? Doamne. Ok, Ana, e la muncă? Ah, ok, am înțeles. Uite, am eu cardul de credit cu mine. Nu e nicio problemă, că oricum acum nu mai e o problemă cu banii și trebuie să ne luăm un aer condiționat sau ceva de mare urgență, că o să murim, efectiv. Doamne, de ce am parcat atât de departe de intrare, că nu mai pot, Ana? Oh my god. Ok, e mai decent, mol, e mai decent. Bine că ne-am oprit să luăm gen o duzină de din astea de apă, dar sincer chiar nu puteam fără de astea de apă să aruncăm pe noi, că murim, efectiv. E extraordinar de cald, nu că e prea cald. Deci nu mai suportă, nebunesc. Efectiv, Ana, o să... Mi s-a uscat tot. Da, efectiv, dau cu apă pe mine și gen, sunt ud 3 secunde și deja nu mai sunt ud la cât de cald e. Deci eu n-am mai văzut atât de mare căldură. Oh my god, Ana, din prima. Uite-te și tu ce am găsit aici. Vino cu... Oh my god. Nu, că vreau să-l testăm. Da. Și de la de se mișcă. E de la de se... Oh my god. Să vezi și ne batem pe ăsta. Nu, că trebuie să... Mamă. Ok, știi ce? Noi doar le testăm, ok? O să le și cumpărăm, doar lăsați-ne puțin că... Oh my god, da, exact, oh my god, uite, vrei și tu? Vrei, uite, poftim și tu, oh my god. Da, e bine, sunt bune, o să le cumpărăm imediat, nu ne grăbiți că vrem să le mai testăm un pic, doar să mă apropii. Oh, așa, Doamne, ce bine, oh my god. Ok, luăm 5, nu avem chiar atât de mulți bani, Ana, dar putem să ne permitem să luăm măcar două de astea mari, eu zic că merge să luăm două de astea mari, poate și un de ăsta mic. Oh my god, ok. Hai să le cumpărăm, că simt că o să leșim dacă o să mai stăm foarte mult în căldura asta. Chiar dacă este, în teorie, este aer condiționat în mall și tot mor de cald. Deci eu n-am mai văzut așa căldură în viața mea, n-am mai pomenit, zic sincer, Ana.
hai că mă duc să văd unde pot să plătesc, luați-mi toți banii de păcar, doar, mamă, nu, de fapt, du-te tu că nu vreau să plec de aici, du-te plătește tu că nu vreau, lasă-mă, cum adică nu, tu te duci, nu vreau să plec de aici, oh my god, unde mă duci fără bani, oh, ok, hai că mă duc să le cumpăr imediat, revin, oh my god, bună ziua, două secunde, stați să-mi revin și eu, oh my god, da, apa asta deja e caldă, nici măcar nu mai funcționează, vreau și să cumpăr gen toate ventilatoarele dacă se poate sau gen, nu știu, cât mai multe posibile. Hai Ana, că am cumpărat toate astea, hai să mergem, aoleo, ce bine e, băi Ana, nu mai pot, hai să mergem acasă cât mai repede. Da, nu se mai poate. Vreau să montăm și noi astea să stăm. S-a încălzit apa. Știu că s-a încălzit, că am încercat și eu să dau. Uite-te și tu, Doamne, e mai caldă decât. Bă, nu mai aruncam mine. Ok, hai să nu le mai aruncăm. Gata. Hai doar să le lăsăm aici undeva. Uitați, fraților, dacă vreți să le luați, luați-le voi. Nu știu, nu mă interesează. Stai în asta dacă ne dăm cu. Bă, nu cred că mergea. Bă, e prea caldă, Ana. E mult prea caldă apa asta, eu zic sincer. N-avem ce face. Trebuie să aruncăm toată apa, nu știu, eu scap de toată apa asta, o las aici. Și mergem și luăm alta sau nu știu, abar n-am, dar nu mai da cu asta că murim. Păi nu, hai să vedem că trebuie să mai găsim pe undeva apă. Le bag la frigider. Păi unde ai tu frigider? Păi bine, ia le, ține-le la tine să le băgăm la frigider, da? Efectiv, acum ne trebuie niște apă normală. Uite aici, aveți și voi, ia uite câte apă au. Uite câte apă au, Ana, vină cu ace. Nu mai arunca cu d-astea în ei, că bă, o să ne dea afară, că le dai cu apă caldă pe ei. Bună ziua, apă, vă rugăm, orice apă. Avem doar apă astăzi, că toată lumea vrea doar apă rece. O apă este 20 de lei, bă, e 20 de lei, e extraordinar de mult, 20 de lei. Bine, hai, dați-mi câteva că nu mai pot, dați-mi, luăm de aici, de la frigider câte, oh my god, ok, gata. Bă, nu le lua pe toate, că n-avem bani de atâtea, Ana, stai așa, mai pune și tu înapoi, că n-avem chiar atâția. Dați-mi pe card, vă rog, luați cardul, plătesc, gata, hai, vă rog, oh my god, gata, ce bine, s-a făcut plata, totul e ok, mai am 3, hai că am luat eu mai multe, vino încoace. O zi bună, baftă, uitați și voi aici, vă ajutăm cu restaurantul, mai luați și voi să nu moară oamenii ăștia, nu le mai da lor, lase bă că o să moară de cald și ei săracii, vino încoace, le dau, da, nu le dau mă de aia caldă, vino încoace, hai repede la mașină că nu mai pot de cald, vino încoace, oh my god, deci eu efectiv mi se face rău, Ana, nu știu dacă pot să conduc, efectiv nu știu dacă pot să conduc. Ok, Ana, cred că ne-am calmat puțin acum, mașină la aerul condiționat, deci chiar ne-a mai salvat un pic aerul ăsta condiționat, nu o să mint, dar încotro, mergem acasă, am o idee bună, rău de tot, ok, Ana, spune-mi ideea, dar te rog să nu fie proastă rău, la plajă, la apă, la bălăceală, bă, Ana, nu știu că sunt prea multe grade pentru plajă, s-ar putea să facem insolație, să murim acolo, haide că e mare, e apă rece, bă, tu chiar zici că ar merge, nu știu, putem să încercăm să dăm o tură, dar gen, nu știu ce să spun de ideea asta, hai că locuim aproape de plajă, dar gen, nu știu ce să zic, s-ar putea să fie o idee oribilă, uite că am și ajuns deja, deci efectiv am și ajuns, ok, la gârlă aici, bun, deci, nu știu cum te-ai dat tu deja jos, dar eu vreau să mă pregătesc psihic. Ok, trebuie să ies din mașină, trebuie să ies de la aer. Ok, 3, 2, 1, oh my god, ok, hai, vino încoace, intru direct așa. Ok, știi ceva, da, ai dreptate, hai doar să, ia uite lumea ce stă pe, Doamne, ăștia-s nebun la cap, vino încoace, Ana. Hai direct, oh my god, bă, am uitat să lăsăm astea mașina, aerul condiționat și astea ventilatoarele le-am luat cu noi, nici nu mai contează, lasă că sunt waterproof, e bine, oh, alea, dar, bă, chiar e bine, bă, chiar vezi că e mai bine aici. Deci chiar mă simt mai bine, Ana, chiar cred că merge chestia asta, mamă, la Bălăceală așa frumos, hai că e ok, eu zic că e ok, bun, acum, bă, dar de ce tot dai mine? Prinde-mă, oh my god, asta mi-ar de acum, vino mă încoace, hai să te văd, treci încoace, vino bă încoace. Băi, Ana, nu știu de tine, dar eu simt că apa asta s-a făcut prea caldă, deci cred că a fost prima oară rece când ni s-a părut nouă că stăm în apă. Dar eu nu mai pot, efectiv, deci, efectiv simt că e mai cald decât dacă am fi afară. Hai să mergem o dată acasă și gata, n-a mers nici chestia asta, o să murim de foame, de căldură, de toate astea. Hai o dată acasă, nici mâncare n-avem acasă, că am aruncat toată mâncarea ca să putem să punem apă la frigider. Aoleu, ce frige, arși, vino cu a. Mamă, ce frige, aoleu, vino cu a, vino pe poteca asta, că mamă, ce mă frige. Bă, tu ai încălțăminte în picioare, eu n-am, Doamne, de-aia mă frigea pe mine. Hai, 3,
trece mașina că nu mai pot. Huh! Hai, urcă. Hai acasă să mergem că eu mamă, mi s-a făcut rău. Deci mi s-a făcut rău de tot. Hai să facem un duș rece, să nu știu, să ne revenim puțin, Ana, că eu nu mai pot. Efectiv o să mor cu căldura asta, eu nu mai pot. Eu refuz. Cum fac să opresc vara? Nu mai vreau să mai fie vară. Ce facem? Nu mai vreau. Gata. Stop cu vara. Opriți vara. Hai, vino încoace. Doamne. Ce bine e acasă. Vino încoace. Oh my god, gata, e foarte, foarte bine, bine. Primul lucru pe care vreau să-l fac, nu vrei, fii atentă, nu vrei să montăm, oare, să montăm și aici? Uite, putem să punem unul fix aici, fii atentă că punem unul aici. E camera mai mică, păi și ce are, nu e mai bine și se face răcoare mai repede, asta ziceam. Asta mă gândeam, what? Ce bă, culoare asta? L-am luat pe albastru, pe ce l-am luat, nici nu mai contează. Oh my god, așa, hai că e bine, e tot în regulă, gata, altă viață. Stai așa că mai avem și de-astea mici, unde îl mai pun pe ăsta? Uite-l, mamă, ce culoare am luat, mă, pe ăstea, trebuie să le vopsim, să le facem noi frumoase. Că arată ciudat rău de tot la mine în cameră. Bă, ce-ai făcut, bă, să meriți la tine în cameră? Stai așa să punem, deci aici ne-am echipat bine, uite, poți să stai acolo. Eu zic că trebuie de urgență unul aici, la televizor, clar trebuie de... Mamă, l-am pus de ăsta mic, n-am vrut să pun de ăsta mic. Lasă că-l pun și pe ăsta aici. Ia uite-le, Doamne, dar numai culori din astea. Bă, ce mi-au dat, mă, ce aveau ei pe stoc? N-am văzut așa ceva. Oh my god. Deci e mult mai bine. Chiar se simte mult mai bine. Ce bătaie de joc, da, chiar și-au bătut puțin joc, n-o să mint. Dar acum pot să stau, să mă uit. Da, nu știu, mie mi s-a făcut efectiv rău. Mă duc în camera de gaming să stau puțin acolo că nu mai pot. Uite, Luca, ce aici? Unde? Ce s-a întâmplat aici? Ce zice de mărci? De mărciul Luca Loc, de pe primul link din descriere. Bă, chiar sunt șmechere tricourile alea cu burger și cu Ana Banana. Bă, da, dacă vă interesează, primul link din descriere, fraților. Băi, deci Anei nu o să-i vină să creadă ce surprize am pregătit. Deci, pă bune, de nu sunt cel mai șmecher prieten. Doamne, cât de cald e. Ana, ce faci? Unde ești? Ești aici? Ești în gaming room? Ia uite-o pe Ana. Doamne, se uită la Luca Luc și stă în ăștia de mers la plajă. Ce faci, bă, Ana, îmbrăcat așa? Doamne, e cald? Păi eu eram singurul care avea voie să vină dezbrăcat. Acum sunt eu mai îmbrăcat decât tine, n-am văzut așa ceva. Ok, nu contează, e perfect oricum, e perfect pentru că oricum trebuia să ție ăștia pe tine. Pentru că, Ana, am o surpriză pentru tine. Este o surpriză șmecheră, rău de tot, dar trebuie să vii foarte repede la mașină. Ok, nu te mai gândi, nu mai fă nimic, vino la mașină repede că murim de cald efectiv. Hai aici la aer condiționat, urcă mașină și te voi duce într-o mini vacanță, să zic așa, pentru că sunt un prieten bun și m-am gândit la tine și o să vezi că o să ne treacă de tot, de toată căldura asta, că efectiv înnebuneam. Dacă mai stăteam în orașul ăsta la un miliard de mii de grade, efectiv muream. Dar fii atent, Ana, că am pregătit ceva șmecher rău de tort. Ana, ce părere ai? Unde te-am adus? Mai ții minte locul ăsta? Că mai venit noi odată în vacanță aici acum mai mult timp, la topogane direct. Deci fii atent, Ana, m-am interesat pe net și ci că în partea asta a lumii este cea mai rece apă pe care poți să o găsești pe caniculul asta, cel puțin cel mai aproape de orașul nostru. Și efectiv abia așteptam, uite și piscina asta, let's go, oh my god, ce bine. Deci uite-te și tu, apa asta e făcută de ei să fie atât de rece. Deci sar, Luca, sar direct, nu te mai gândi. Spune, da, clar, sar. Mamă, ce tare ai sărit. Bă, deci e prea șmecher, mă, n-ai ce spune. Deci Ana chiar mi-a venit ideea asta cu vacanța și am zis că trebuie de urgență, că pe căldură aia n-avei cum, frate, să mai stai acolo. Și acum putem liniștiți să ne bucurăm și noi și de o mini vacanță așa, pentru că oricum nu aveam ce face în oraș, efectiv de cald ce era. Bine, și aici e cald, dar totuși, uite, mamă, cum mă duc aici. Mamă, și topoganul ăsta de-mi place mie, de mi-a plăcut ultima oară când am venit aici. Oh my god, nu că trebuie să mergem de urgență aici. Pleacă, bă, de aici că... Ok, gata, hai, vino cu ace. Gata, pare rău, am glumit și eu cu tine. Mă duc primul pe topogan, lasă-mă pace. Let's go, mamă, ce tare. Mamă, s-a și înserat până am ajuns noi, Ana, aici. Dar nici nu contează că deja nici măcar nu mai e atât de cald. Zi tu, Ana, dar nu. Bă, chiar e prea șmecher. Avem timp, Luca? Păi nici măcar nu ți-am spus cât timp stăm aici, Ana. Stăm doar azi și mâine deja plecăm. Nu ți-am zis că mâine plecăm? Uite și-a luat Ana colacul. Doamne. Bă, păi mâine de dimineață plecăm, Ana. Tu ce crezi, că stăm aici gen prea mult timp? Nu? Cum adică nu?
Eu vreau să rămân. Ia uite, bă, ce-a făcut mana? A spart aici. Bă, trebuie să înțelegi, Ana, că n-avem... glumesc, mana, ce ai? Am luat 5 zile direct. Stăm 5 zile liniștiți, n-avem nicio treabă. Vreau și eu să iau un colac din ăsta. Cum ai luat colac? Mamă, ce tare! Let's go! Bă, ce tare e colacul ăsta. Mamă, hai în mare, că acolo ce e cea mai rece. Cea mai rece apă ce este la mare. Ia să vedem dacă au dreptate. Ok, Ana, ești pregătită să sărim de aici, că eu mă duc direct. Deci, efectiv, abia aștept să vă... Bă, ce făcut, m-am aruncat direct. Oh my god, cât de bine este Ana în apă, așa rece. Știi ceva, eu nici nu mai vreau un colac cu ăsta. Mă duc direct, uite așa. Mamă, ce bine. Cea mai bună idee, Ana, cea mai bună idee. Bă, Luca, ai grijă? Bă, ce mana că sunt notător profesionist. Cum adică să am grijă? Uite cum mă duc și dau și așa pe la joale. Bam, te-am aruncat în celălalt direct. Doamne. Deci, efectiv, uite-te și tu, mă, înnot și cu colacul. Deci, înnot și cu colacul, Ioana. Doamne, ok. Deci, chiar a fost super, super mișto. Deci, ideea asta chiar, nu știu, nu vreau să mă laud, dar a fost ideea mea, gen, și sunt un geniu. Dar, acum chiar sunt obosit, Ana, vreau să mă duc, hai să mergem și noi să facem check-in-ul la camera de hotel, că ne așteaptă o cameră șmecheră rău de tot, cu aer condiționat, cu tot, am cerut să fie tot ce trebuie. Ce-i drept, am cheltuit o gălăgie de bani, dar efectiv muream efectiv de căldură, da, aici e chiar mai ok, mai ales acum seara, deci acum s-a lăsat seara și chiar pare tot ok. Și ți-am spus, Ana, mai avem după 4 zile liniștiți să stăm aici până ne întoarcem acasă, așa că eu zic să profităm de locul ăsta, să mergem, mamă, să mergem să luăm și niște băuturi de la barul ăla de ne place nouă, mamă, de am fost data trecută. Doamne, deci chiar mi-a fost dor de locul ăsta, efectiv. Mamă, ce idee bună am avut, bă, Ana, cu locul ăsta. Băi, ce viață e cu ventilatoarele astea. Deci eu nu știu cum am trăit până acum fără ventilatoare. Deci în toată casa, băi, deci dacă se face și mai cald, trebuie să mai luăm și mai multe și o să ajungem să avem peste tot, Ana, ventilatoare. Deci eu fără ventilatoarele astea nu mai vreau să mai trăiesc. Sunt 1000 de grade în mijlocul verii și ne ajută să supraviețuim, efectiv. Sunt cea mai bună invenție a omului. Mulțumesc că mi-ai dat niște ciocolată așa de dimineață. Ce vrei, Ana, să facem astăzi? Hai că ne grăbim. Cum adică ne grăbim? Unde ne grăbim? Ce? Păi, iar îți faci planuri cu mine și mie nu-mi spui? Nu ți-am mai spus? Nu, ce să-mi spui? Nu mi-ai zis nimic. Oh my god, nu-mi spune că iar ai o idee. Suntem înscriși la școala de vară. Școala de vară? Eu nici nu sunt înscris la școala normală. Cum adică școala de vară? Ce-ți face la școală? Ce e o școală de vară? Stai un pic. Ce vrei să spui cu școala de vară? Ce este o școală de vară, în primul rând? Că nu înțeleg. Păi, au la școală. Ok, la școala Tagen? E ok, da. Deci au la școală ce? Au făcut ceva de vară. Păi bine, dacă vrei tu să te duci la școală, du-te! Care mă ajută cu notele în timpul anului. Păi bravo, Bana, hai, du-te tu la școală și eu te aștept aici la ventilator, frumos. Și tu ești... Cum adică și eu sunt... Bă, faci mișto, cum adică sunt și eu înscris? Păi eu nici măcar nu sunt înscris la școala normală. Mergi și tu cu mine? Du-te, bă, de aici, în mijlocul... Deci după ce că eu nu vin oricum la școală, să vin și în mijlocul verii... Și să mai fac și chestii de școală cu matematică și cu chestii de-astea. Du-te, bă, de aici, nu o să mă vezi pe mine așa cu de-astea. Nu. Păi nu e cu matematică, îți zic eu. Păi atunci cu ce e? E cu istorie, cu ce e? Cu piscină? Ce cu piscină și mâncare? Bă, ce școală, mă, de vară e asta? Foc de tabără? What? Bă, tu faci mișto de mine, nu cred așa ceva. Deci nu cred că au băgat la școală piscină. Ce? Da, este. Unde, mă, la voi la școală au băgat piscină fără niciun mișto? Așa, au bazin? Du-te, bă, de aici, că nu există. Eu nu te cred. Deci dacă chiar au piscină, eu chiar mă bag. Dacă au și mâncare, ai zis? I-au făcut piscină, burger și pizza? Nu pot să cred. Mă, ce școală e asta? Ce școală de vară e asta? Că eu n-am mai... Mamă, nu se poate. Stai așa că vreau și să văd atunci. Dar fii atent, Ana, dacă e ceva, eu te las acolo. Dacă faci mișto de mine și nu văd piscina, primul lucru, vreau să văd piscina, ok? Vreau să văd piscina și vreau să văd mâncare cum i-ai promis. Dacă mă ajung acolo cumva și nu sunt astea, dacă pleci primești amendă. A, da, e poliția acolo. Zic, bă, stai așa că ai venit la școală de vară. Trebuie să rămâi aici. Așa scrie el în ce am semnat pentru noi. Păi, semnat pentru tine, nu pentru noi. Nu mă interesează, Ana, auzi, a semnat ea pentru noi. Du-te, bă, era și numele meu. Dar cine ești, bă, tu, mama, să semnezi numele tău? Du-te, bă, în numele meu. Du-te, bă, de aici, nu există așa ceva. Hai, bă, Ana, să vedem, dar dacă, fii atentă că dacă faci mișto de mine, eu jur că te las acolo. Deci fără niciun mișto, acolo rămâi, Ana, fără mișto. Ana, nu știu cum să spun, dar școala ta arată fix la fel și nu văd nicio piscină, n-am văzut niciun bazin, n-am văzut nimic când am venit aici.
și nu știu ce să spun din exterior, zici tu. Deci tu vrei să spui mie că noi dacă intrăm acum, gen totul o să fie, cum ai zis tu, domnul director, ok, bună ziua, am venit și noi, gen, căutăm cantina pentru niște burgeri și o piscină, gen, am uitat să-mi iau slipi la mine, dar eu mereu sunt așa și pot să not și așa, adică sper că nu e o problemă, mă lăsați în piscină, nu? Adică cred că e tot ok, eu te dozator, dar ce-s mă ăștia, stai un pic, ăsta e cartof simplu! Bă, păi și ce fac mă doar cu cartofi? Bă, domnul director, unde-i piscina aia de care îmi zicea Ana? Bună ziua, elevi, și bine ați venit la școala de vară. O să trească să veniți de 3 ori pe săptămână toată vara. Doamne ferește, mi-e vomit. Mi-e vomit. Nu se poate așa ceva. Ține cartoful ăsta că îți dau cu el în cap. Așa. Mă bucur mult că sunteți aici. Sunteți singurii care ați semnat să veniți la școala de... Cum suntem singurii care au semnat pentru mâncare gratis și piscină toată vara, Ana? Poți să-mi explici și mie cum... Deci, Ana, tu ești sigură că ai înțeles bine ce zice acolo în ăla? De l-ai semnat tu? Sau cumva nu mi-ai spus mie tot adevărul? Cred că da... Domnul director, cred că e o neînțelegere. Noi am venit aici să ne distrăm, gen, nu să facem chestii gen de școală, nu știu cum să vă spun. Deci noi suntem singuri care au semnat, ok. Vă așteaptă profesorul de mate în sal. Ana, cum adică? Treci încoace. Cum adică? Profesor, vino încoace. Profesor de matematică, mă pui pe mine la școală. Ce e asta? Te bag în dulap, aici rămâi. Hai, cum adică că întârziem? Bă, ce? Matematică? Bă, tu faci mișto de mine. Nu pot să cred că tu mă bagi la matematică. Deci așa... Cu tine o să discut mai încolo. Mai dezamăgit, domnule director... Crezând că eu chiar vreau să vin aici, da? Sunt cu ochii pe tine, sunt cu ochii pe tine și pe tine. Bă, Ana, unde ne-ai băgat aici la școala de vară? Doamne, nu, du-te tu, intră tu, eu refuz să mă duc. La mulțire, împărțire, adunare, dar ce ești, bă, clasa a doua? Hai, du-te tu, hai, rămâi acolo, eu am plecat. Pa, Ana, mă găsești la mașină, pa, acolo rămâi. Bă, deci nu se poate așa ceva, faci mișto de mine, matematică. Haide cu mine, Luca. Bă, du-te, bă, de aici. Hai, Ana, că vii și tu în timpul... Ia, uite-l, mă. Doamne, unde am ajuns. Ha, să mă ajute Dumnezeu să trec peste această zică. Bună ziua, domnul profesor de matematică. Mamă, dar la un locuit pe profesorul de mate, nu glumă. Eu nu știu ce caut aici, n-ar trebui să fiu aici. Dacă nu te speri, eu o să plec acasă, gen. Și o să te las cu eleva ta, cu domnișoara Ana Banana. Pentru că pe mine nu prea mă interesează această materie. N-o să mint, dar... Da, o zi îl amendați dacă nu răm... Cum adică să mă amendezi? Hai mă, lasă vrăjeala. Zi, bă, proful de mate, te rog eu, explică-i că eu n-am ce caut aici. Ce, mă bucur că sunteți aici. Chiar speram să vină cineva la cursurile astea. Bă, normal că nu vine nimeni dacă sunt cursuri în mijlocul verii. Cine face așa ceva? Că eu nu înțeleg. Au, numai da în mine, lasă-mă. Sunt puțin obositoare, dar măcar recapitulăm matematică împreună ca să vă pregătesc pentru anul ce urmează. Eu nici măcar nu sunt la școală anul ce urmează. Cum adică vezi, eu ți-am... Ce mi-ai spus, bă, tu mi-ai spus de piscină și de burger și de distracție? O să fie tare... Doamne, mi-e vomit. Deci așa ceva... Nu e, domnul profesor de matematică, e o neînțelegere aici, eu nu sunt elev aici și eu trebuie să mă duc acasă că moare pisica de foame sau, mă rog, ce avem noi acasă, eu nu pot să particip la cursurile astea. Fraților, vreau să vă reamintesc că oficial am scos și noi mărci oficial, Luca Lucu Burger, cu Ana Banana, avem cânt, tricouri, ghiozdane și foarte multe chestii super, super șmechere, avem acolo primul link în descriere, intrați și voi să vedeți despre ce e vorba și poate vreți și voi să vă luați un tricou sau ceva. Acum hai să revenim cu clipul, vizionare plăcută în continuare. Domnule Burger, avem în arhivă un document semnat cu numele tău pe el. Ești obligat prin lege să participi toată vara sau va trebui să te amendă... What, Ana? Să mă amendeze? Ce e chestia asta din mâna mea? Eu ți-am spus? Mă, ce mi-ați dat aici? Acum luați astea și să vă văd cum vă descurcați la matematică. Doamne, ne dă și test, Ana. Ne dă și test. Ți-a dat un de ăsta? Ți-a dat și ție un test din ăsta? Doamne, simulare test matematică, mi-e rău.
Deci mi-e vomit, nu pot. A, da, o să auziți de la avocatul meu, să știți că nu se termină aici. Hai, Ana, să facem o dată testul ăsta stupid că nu mai suport. E semnat, Luca? Lasă-mă, nu ai ce să faci. Păi nu e semnătura mea, cum adică nu am ce să fac? O să vă dau o judecată. Ok, hai să-i dovedim totuși că suntem gen super bun la matematică și poate ne lasă. Păi scrie și numele tău acolo. Bă, n-ai dreptul să semnezi numele meu, Ana, e ilegal ce s-a întâmplat aici. Hai să vedem cât de greu poate să fie. Simulare matematică, deci prima oară, mă rog, nu o să zic cu voce tare acum, Ana, tu scrieți acolo la tine sau vrei să copiem? Ce să copiem, ai vrea tu, că eu sunt prea bun. Ia să vedem, deci avem aici primul. Ai, bă, ce s-astea, păi e prea ușor, uite-te, știu, primul răspuns e direct așa. Mamă, e prea ușor, Ana, deci zi tu, cum ți se par astea? Mi se par de clasa întâia, bă, ce ne-ați dat domnul aici, ce e asta, ce e test de grădiniță, ce zi tu, Ana, de nu e cel mai ușor test de l-ai văzut în viața ta. Ia uite, 27 împărțit la 9, bă, e prea ușor, mă, Ana, gata, eu l-am făcut. Bă, stai mă, așa că eu m-am lăudat cât de ușor e, nu cream că-l facem atât de repede, ia să vedem. Deci, Ana are 44 de banane, mănâncă ia uite, bă, ce te-a băgat în problemă, Ana, mănâncă 20, ok. Și mai îmi cumpără încă 5. Cât de galbene erau bananele? Ana, ce e întrebarea asta? Ana, tu ai știut la 3? Mă, adică cât de galbene... what? Vezi că nu ai venit? Adică tu știi răspunsul asta? Nu, deci mi se pare... domnul profesor, ce întrebare e asta? Cum, de unde ar trebui să știu eu cât de... No. Știi ceva? Las-o așa, ok. Da, lasă că o să trec și eu aici un răspuns. Destul de... galbene, ok. Și 4 e... Ia uite-l ce-mi dă 2 plus 5. Bă, ce mă asta? Hai, mă, pe bune. Eu l-am făcut, haide. Gata, bine, hai să te chinui prea mult. Hai să le predăm că nu mai zic nimic. Pentru acest test ușor. Cum adică aceste... M-a întrebat cât de galbene erau bananele lui Ana după ce a mâncat 20 de banane. Știu eu cât de galbene sunt dacă a mâncat 20. Trebuia să știi. De unde trebuia să știu dacă a făcut... Cum adică dacă am făcut mate trebuia să știu? De unde trebuia? Păi eu cum am știut? Păi știu eu cum... Doamne ferește. Ok, puteți să verificați, să ne lăsați o dată să plecăm, gen? Ana, ai nota 10, foarte bine. Burgerul ăsta nu știu care e faza cu el, dar merită un 2? Cum merit un 2? Că am făcut totul bine în afară de aia cu problema aia, n-am înțeles ce era, dar... Bă, deci totul a fost perfect, Ana, acum, adică vrei să spui că 5 ori 5 nu fac 25? Sau că 2 plus 5 nu fac 7? Că păi, și cum am luat 2 atunci? Că efectiv am știut tot, dar n-ai știut să răspunzi? Păi problema aia era oricum stupidă. Păi și ce mi-a scăzut 8 puncte pe întrebarea aia, gen? Era 9 puncte. Du-te, bă, de aici cu întrebarea ta, nu cred așa ceva. Am înțeles și cu școala asta. Aveți noroc că notele astea nu se trec oficial. Burgere, mai bine că nu ești la școală, că ești vai de capul tău. Bă, no, eu nu mai vin cu tine, Ana. Stai liniștită, mi-au și amendă dacă e nevoie. Eu aici nu mă mai întorc niciodată. Te descurci la școală de vară. Ai vrut școală de vară? Școală de vară, mănânci, Ana. Singură, aici rămâi. Numai tu o să faci că eu nu mai vin. Nu merge așa? Ba da, așa merge. Sunteți liberi pe azi. A fost doar prima zi. Ne mai vedem vineri. Doamne ferește, mai avem alte chestii azi? Nu mai trebuie să mai facem nimic, nu? Putem să plecăm? Până vineri mai... Du-te, bă, de aici, nu mai vin nici la nicio matematică. Doamne, păi și alte chestii mai facem în afară de matematică? Ce mai avem și alte... Hai să mâncăm. Doamne, mai bine mergem direct acasă. Vrei? Bine, hai să vedem dacă e ceva de mâncare. Măcar poate luăm și noi ceva gratis. Tu ai venit pentru mâncare aici? Eu am venit pentru piscină și mâncare și mai multe chestii. Dar mi s-a luat o cheful după matematică. Mergem și acolo. Nu, ce piscină, ce mâncare, Ana, că mi-ai dat cea mai mare țeapă, nu vezi ce e aici. Bună ziua, doamna de la cantină. Bună ziua, copilași. Ce copilași, că am 50 de ani. Aveți mâncarea pregătită chiar aici. Aici presupun gen... Mamă, ce e asta? Pizza veche de 2 ani? Oh my god. Asta n-arată prea bine, sincer. Gen, nici măcar nu arată prea bine, gen. Chiar, nici măcar nu e vegetariană. Da, cred că o să zic și eu pas la asta, să rămână, mulțumim mult, dar cred că...
Cred că nu mai mi-e foame, știi ceva, nici măcar nu, nu, da, nu, 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 lasă că mănânc mere, da, o zi bună să, să aveți în, în continuare, eu, eu o să mă duc subtil și o să îmi iau un cartof de aici, măcar cartof să mănânc, lasă că mi-au niște cartofi din ăștia, Doamne, mănânc cartofi cruzi, aoleo, să mai dăm cu mere, lasă-mă cu merele tale că m-ai adus aici la nebun la școala de vară, că, Doamne ferește, bă, ce alegeri în viață iau că n-am văzut așa ceva, cum ți se pare... Mi se pare super bine, chiar aș vrea să mai venim aici vreodată. E, e genial, adică e, e viața mea, tot ce-mi doream. Hai să te duc la bazin. Da, cred că nu e... Bine, hai să vedem, arată-mi care-i faza, arată-mi... Deci dacă chiar avem bazin, nu mai comentez nimic. Ia mă să vedem bazinul ăsta, deci aici că ar trebui să fie pe aici, dar ce... Ana, ce e asta? Uite bazin. Ce bazin e ăsta? Că nu, nu văd nicio apă, eu eram pregătit să, să mă bălă, ce să mă... Mă, ce se întâmplă aici? De ce te dai pe skate? Ce... Deci eu nu mai înțeleg. Ana, unde m-ai adus? Ce, ce e asta? Ăsta e bazin, n-are apă în el și este într-un ăsta de skateboard. Ce bazin este? E skatepark? Păi și eu am vrut la bazinul la skatepark. Lasă-mă cu skate-ul tău că eu nu, n-am chef să skate-uiesc pe 1000 de grade. Eu voiam să mă bălăcesc. Unde e bazinul meu, Ana? Unde e bazinul? Ăsta e bazin, faci mișto de mine? Uite... Ce uite? Ce tare e? Nu e tare că mor de, mor de cald, efectiv eu voiam să mă bălăcesc, nu voiam... Doamne ferește, mana, ce bazin e mă ăsta? Nu, nu, că tu m-ai nebunit cu școala ta, du-te de aici. Eu mă duc la mașină, nu vreau să mă distrez, nu vreau să fac nimic, eu vreau să plec acasă. Mi-e foarte cald în primul rând, în al doilea rând am făcut și matematică, asta mai trebuia pe astăzi, să fac și matematică. Și în al treilea rând le fur și mingea de fotbal, numai așa că am nervi, uite, o iau și o fur acasă, gata, asta e mingea mea de fotbal și o iau cu mine și nimeni nu poate să-mi o mai ia, da? Ba, măcar am rămas cu mingea asta de fotbal, nu o să mint, adică chiar ne trebuia și nouă minge de fotbal. O lăsăm aici în garaj, cred că, da, eu nu mă mai întorc la școala aia, s-o las și în garaj pe aici, voiam să o las oricum. Eu nu mă mai întorc acolo niciodată, Ana, deci nu o să mă mai vezi pe mine vreodată, pe nicăieri, nu mai vreau să mă duc la nicio de asta, păi trebuie. Bă, nu mă interesează că ai semnat un numele meu, că nu știu ce, să mă amendeze. Ne întoarcem în câteva zile, du-te bă de aici, nu există așa ceva. Lasă-mă, m-a nebunit și ăla de matematică, Doamne ferește. Ce trebuie bă, nu trebuie nimic, nu vreau să mă duc nicăieri. Vreau să stau aici și să mă uit la televizor și mai minți și cu nerușinare că avem bazin și că ne distrăm, a? Aia e școala de vară, ai zis că, mă, mă, distracție, școala de vară, nu știu ce, lasă, că ne facem piscină și ne, da, ne facem la școală, du-te bă de aici, te duci singură, te duci tu cu cine vrei tu la școala de vară, eu mă duc să dorm să nu mai audă nicio școală de vară, lasă-mă în pace, gata, deci eu cu școala de vară, să nu mai aude așa ceva vreodată în viața mea. Bă, ce, what? Bă, ce se întâmplă? Doamne ferește. Bă, bă, Ana, dar tu știi să mă trezești și pe mine frumos? De ce dor? Păi, de ce nu poți să dormi la mine în casă? Hai că-i jale. Ce se mai întâmplă? De ce? Bă, aș prefera să vii și la mine să spui: bă, Luca, dormi? Bă, trezirea, așa frumos, gen, să nu vii, bă, dă, nu știu ce, trezirea, hai, nu știu ce. Bă, ce se întâmplă aici, trezirea? Păi unde suntem aici în armată, dormi? Mă întreabă dacă dorm acum. Dormeam și eu liniștit, da, nu mai auzi că sfărăiam, eram în lumea viselor, dormeam și eu liniștit. Luca, m-am trezit, așa, te-ai trezit, iar cu nenea... Care nenea ăla în fața casei? Avem un nene care vine în fața... Nenea Luca? Că care nenea? Trebuie să-mi spui mai exact despre cine e vorba. Doamne, hai, lasă-mă să văd eu. Bă, n-am văzut bă așa ceva, Ana, tu nu te descurci fără mine. Nu știu cum ai putea tu să stai fără mine. Aladdin? Oh my god, nu, din nou. Nu, iară. No. De fapt, știi ceva? Ultima oară când a venit aici, parcă n-a fost atât de rău, dar da, mă sperie puțin, sincer să fiu. Salut, salut, vrăjitorul albină. Ce te mai aduce pe la noi? Să știi că ultima oară când mi-ai dat dorințele alea, să știi că chiar m-am distrat, dar din păcate mi le-ai dat și mie doar o zi întreagă, aparent. Am zis și eu că le-am toată viața. Ai uitat să mai menționezi de chestia asta, dar oricum m-am distrat, să zic Ana că s-a distrat ea, cred că cel mai rău. Am făcut-o și clown. Da, poate acum am eu dorințe. Hai, nu te întinde cu gluma, că nu cred că de-aia a venit. Spune-mi, te rog, că nu-i dai dorințe, nu? Sper că nu e vorba despre asta. Bună ziua! Da, clasic, vrăjitorul albină, ok. Tocmai ce am făcut rost de niște poțiuni noi pe stoc.
Bă, dar ce ești tu, vânzătorul ambulant? Ai venit aici să ne dai chestii pe... Doamne ferește! Acum eu am dorințe... Păi nu cred că ne dă dorințe, că ultima oară mi-a făcut vrajă, nu mi-a dat poțiune pentru dorințeana. A zis că vrea omul să ne vândă aici. Ce, despre ce e vorba? Ce poțiuni zice acolo? Este vorba de poțiuni de teleportare, care vă duc într-un loc special. Nu pot să vă zic ce este, pentru că strică surpriza. El nu poate să ne zică unde este, că strică what? Păi și să mergem într-un loc complet random, nici măcar nu știi despre ce e vorba, Ana. Poate ne omoară dacă ne dă o poțiune și murim, gen. Poțiune de teleportare. Ai că poțiune de teleportare. Am înțeles, ok. Iar pentru voi că îmi sunteți prieteni așa buni, vă voi face o reducere cu 150 de lei pentru două poțiuni. În mod normal erau 1000 de lei. Bă, asta e cea mai mare țeapă, Ana, fii atentă că ne dă țeapă. N-are cum să fie 1000 de lei și să ne dea la 150 de lei să le luăm. Bă, stai un pic, bă. Ok, răștura albină, așteaptă-ne puțin aici, ok? Ana, hai să vorbim puțin, vină cu ace. Băi, Ana, eu cred că ar trebui să ne gândim mai bine. Tu te arunci cam repede așa pentru chestii și eu nu știu ce să spun cu vrăjitorul ăsta, pentru că știi care e faza? Unul la mână știm că nu e un nebun de pe stradă, adică el chiar are puteri, pentru că ultima oară mi-a îndeplinit dorințe, da? Deci știm că are puteri. Cine știe în ce loc periculos putem să mergem? Pentru că a zis că nici nu ne zice unde mergem, gen. Nu are, ce nu are? N-are cum să fie periculos, de ce? Că e o albină vrăjitor de pe stradă, înțelegi și tu? Băi, eu nu știu ce să zic, Ana, mai dăm și 150 de lei pe poțiunile alea și sigur nu sunt 1000 de lei în mod normal. A fost băiat bun și data trecută, păi, data trecută, dar acum cine știe cine dă pe aici? Poate e ceva periculos, dacă e cu magie, cu d-astea. Vrei să ne riscăm să mergem în altă dimensiune, așa? Eu am încredere în el. Doamne, eu mă risc. Am înțeles bine. Ți-au ție o poțiune și te duci tu singură. Ce părere ai de asta? Eu zic că e bine așa. Hai că mă duc să-i zic să-mi dea pe o singură poțiune și hai cu mine. Da, nu cred că vreau să vin cu tine. A zis că vinde doar două. Hai bă, lasă că ia stai mă că mă duc eu, negociez cu el, auzi? Doamne ferește, lasă bă că vorbesc eu cu el. Cum adică și-ți dă doar una? Ai 50 de lei, zi-mi dacă ai 50 de lei, bine. Dacă nu pot să iau două, că n-am 50 de lei. Ai 50 de lei schimbat sau nu? Că am doar 100. Amândoi mergem? Păi dăm 50 de lei că n-am bani să le cumpăr, n-auzi? Vezi dacă ai tu bani. Ia poftim și lasă-mă, auzi? Bine mă, Ana, deci tu chiar îți dorești, ești de bun, mi-ai dat și bani de la... Mi-ai dat să-i las și șpagă, mi-ai dat 60 de lei. Bă, tu chiar vrei? Doamne, ok. Deci aparent n-am putut să mă înțeleg cu prietena mea, Ana. Sincer, eu nu prea am atât de multă încredere, dar uite, ți-a lăsat și șpagă, ia aici 160 de lei, dă-ne poțiunile alea să vedem despre ce e vorba, că... Mulțumesc de înțelegere, aveți poțiunile în cutia poștală pentru că văd în viitor și știam că le veți cumpă... Doamne ferește! Bă, nu existăm așa... Ana, doar le-a pus la noi în cutie, nu cred că vede în viitor, gen. Asta ar fi prea de tot, gen. Da, ok, mulțumim, cred. Îți dai seama că... Da, sunt convins că știe, stai liniștită. Poțiune pentru dimensiunea C, puncte... C, dimensiunea C, what? Ana, ce se întâmplă aici? Ce e asta? Ce e dimensiunea C? Tare, eu merg, uite, poftim poțiunea. Da, nu trebuie să insiști, Ana, că ți-o dădeam, nu o păstram eu pentru mine, stai liniștită. Ok, Ana, deci... Bă, dar unde e? Stai, what, a dispărut? Nici măcar n-am realizat că a dispărut. Doamne ferește, bă, Ana, tu îți dai seama că noi dacă bem din astea și murim acum, gen... n-are cine să fie de vină, gen? Nu că e roșie de bine, da, sunt convins. Da, cred că bea tu și după aia o să încerci și eu dacă nu mori sau ceva. Cum adică tu? Eu să beau? De ce să beau eu? Stai un pic, de ce ar trebui să beau eu? Că ce? Așa este? Nu, tu ar trebui să bei, că tu ai insistat până acum să luăm ăsta. Băieții, eu nu mă risc, bă, cine știe, poate mor cu asta, du-te, nu, deci bea tu dacă vrei. Pe mine nici nu mă interesează, știi ceva, nici nu vreau să audă poțiunea asta, nici nu mă interesează și așa, eu sunt ok, am băut apă înainte, nu-mi trebuie. Că tu ai păi și ce? Tu bei, nu plătesc, nu beau eu primul, nu fac nimic, nu există așa ceva, ori bei tu, ori nu mai bea nimeni, eu nu beau, sincer, zic că mie mi-e frică, păi eu nu beau prima. Oh my god, ok, fii atentă, hai să bem amândoi în același timp. Ce părere ai de asta? Bem amândoi și gata, nu se mai riscă nimeni. Dar să știi că dacă pățești ceva, o să mă supăr foarte rău pe tine din mormânt, unde o să fiu după ce o să mor. De ce dai mine? Am dat unul altul în același timp, ok. Deci chiar o să mă supăr
mort cum sunt eu, dacă o să mă omoare poțiunea astea, o să mă supăr pe tine rău de tot, ok. Hai să vedem, Ana. Bun, ești pregătită? Deci, nu știu ce să mai spun. Hai să vedem. 3, 2, 1 și hai să bem. Hai. Bă, ce se întâmplă? Unde suntem? Wow, deci chiar a funcționat, ești nebun. Ți-am zis că o să funcționeze. Ce e asta? Nu știu, dar eu ți-am spus, nu, ți-am spus că o să funcționeze, dar nu știam unde merge, Ana. Că ți-am zis că deja știam că merg chestiile lui, că mi-a îndeplinit atunci dorințe, dar nu știu unde suntem. Ce e locul ăsta? What? Ok, un ajutor de început, vrăjitorul albină. N-am vrut pentru că nu știam unde mergem. Uite aici, nu știi să citești, uite-te în spatele tău, nu mai da mine. Un ajutor de început de la vrăjitorul albină. Ce asta? What? De ce n-ar trebui... Da, poți să iei tu totul. Hei, aveam chestiile împărțite acolo. Trebuie să-mi dai și mie. Așa, mulțumesc. Deci 10 emeralde și o da asta. What? Ce putem face cu un lead? Stai, sunt foarte, foarte confuz. Deci, mai dă și mie 5... De... Cum adică să-ți mai dau și ție? Erau 10 cu 10. La ce-ți mai... Bă, du-te mă de aici. Ia mă, ce se întâmplă în dimensiunea asta? What? Apropo, aici este casa mea. Puteți sta cât vreți. Deci asta e casa lui de vacanță, gen, sau ce se întâmplă aici? Bă, dar unde suntem? Că nu mai înțeleg ce tare. Da, foarte tare, nu știu unde suntem, Ana, n-am nicio idee, ok. Hai să vedem care e faza. Mamă, cum e? What? Ce ai? Ai o labă de... o lăbuță de animal? Mă, ce se... Profesor Câinescu. O lume nouă, bine ați venit, dragilor, în dimensiunea câinilor. Ana, noi am ajuns în... Călinescu, nu e Călinescu, bă, e Câinescu. Bă, deci am ajuns în dimensiunea câinilor. Uite ce drăguț e ăsta. Oh my god, ascund limba la mine, nu pot să cred. Oh my god, asta, ok, asta a fost o idee genială să venim aici. Uite ce drăguț, oh my god. Bă, deci ce se întâmplă, de ce am ajuns aici? Ok, nu știu de ce am ajuns aici, dar sincer îmi place deja ce se întâmplă aici. Cum ați ajuns aici pe la noi? Păi sincer să fiu cu dumneavoastră, cum să vă spun eu, gen... avem noi un vrăjitor destul de... Da, cu mașina am ajuns, sigur, Ana. Nu, deci avem gen un vrăjitor care locuiește cu noi în oraș și gen ne-a pus să-i dăm niște bani ca să ne dea o poțiune ca să ajungem aici. Cuțu, cuțu. Ia uite-l, bă, pe ăsta, ce... Tu, oameni, ce ureche are, zici că e gândac, ești nebun. Ce bă ăsta? Oh my god, ce micuț e. Da, deci practic avem un vrăjitor nebun și gen, da, i-am dat niște bani, da, noi suntem genul ăla de oameni care chiar plătesc pentru schemurile astea, dar aparent n-a fost un schem și chiar am ajuns aici, da, wow, ok. Oh, a mai venit cineva cu poțiuni de la nebunul ăla, stați liniștiți că o să vă întoarceți automat după 24 de ore acasă. Ah, auzi, Ana, deci avem doar 24 de ore aici. Ok, da, păi e bine că știm că ne mai întoarcem acasă, gen asta e de bine. Mergeți la centru de adopție ca să vă luați un câine, ca să vă însoțească pe parcursul aventurii. Bă, în caz că nu ne place, ajungem acasă la un moment dat. Păi da, oricum nu putem să rămânem aici toată viața. Avem și noi acolo joburi, avem chestii, unde este? Păi, bă, cred că ăsta e, nu vezi că e așa cu din ăsta? Eu cred că aici e, nu? Că n-are unde să fie. Uite, al cățel, uite bă cățelul ăsta. Oh my god, ce drăguț e. Bă, tantinuții, Ana e tantinuții aici, gen, să rămână. Bine ați venit, dragilor, ca să vă adoptați un cățel, vă costă doar un singur emerald. Wow, Ana, noi avem 10, suntem gen bogați sau ceva de genul. Ok, dacă sunteți noi, să știți că o să folosiți emeraldele pentru orice cumpărați aici. Mergeți și alegeți-vă cățelul. Wow! Ok, bă, oh my god, nu-mi place asta, ok. Bă, ce ăsta e, bulldog ăsta, ce față are ăsta, oh my god, ce drăguț sunt toți. Doamne, tu vezi cum arată, ăsta e fix ca ăla de l-am văzut eu pe stradă, doamne, ăsta e mult prea drăguț, noi. Deci eu m-am decis la ăsta 100%, deci îmi place, uite cum scoate limbuța. Doamne, al meu e mai tare, eu aleg pagul, oh my god, și ăsta e drăguț, și ăsta e drăguț, bine, parcă arată puțin ciudat, dar dacă îți luai șobolanul ăsta, chiar nu mai vorbeam cu tine. Deci, ascult și limbuța, oh. Oh, doamne, băi, e chiar drăguț, e drăguț și asta, dar mie îmi plac câinii mai mari așa, uite-l, ăsta e brontozaur, bine, și ăsta e micuț, dar e cel mai mare pe care putem să-l luăm, ok. Deci te-ai decis la ăla, da? Nu, sigur nu vrei și șobolanul ăsta de aici, vezi că și ăsta e, ok, ăsta e destul de urâțel, îmi pare rău, îmi place și ăsta, dar mai puțin decât restul. Ok, tantinuții, noi ne-am cam ales câinii așa, deci cum facem cu adopția? Felicitări, acum aveți câinii voștri, să aveți grijă de ei, bă, Ana, deci eu mi-am pus un nume la câine.
chiar drăguț, eu zic că chiar îi se potrivește. Deci el este Fluffy pentru că este foarte pufos. Uită-te la el, este Fluffy efectiv. Uite-l pe Gianni. De ce îl cheamă Gianni? Doamne ferește. De ce îl cheamă Gianni pe câine? Că așa e el, Gianni? Așa îl chema pe el? Eu i-am pus numele, tu așa i-ai pus tu numele? L-ai botezat cu Gianni? Doamne ferește, uite mă. Mama, al meu îl mănâncă pe al tău dacă se supără, ești nebun. Oh my god, uite câte lume are cu... Doamne, uite-te și tu la... Mă rog, e un fel de câine și ăsta... Da, mă rog. Dar uite câte... Mamă, uite ăsta are rasă cum e rasa la al meu, care nu știu ce rasă e mai exact. Să-mi zică lumea în comentarii ce rasă e, pentru că este o rasă foarte, foarte drăguță. Uite-te la el, mă. Uite-l. Mamă, stai așa că... Bă, ieși din lesă, stai așa. Ia uite, stai și jos. Ia. Fii atent, Ana. Fii atentă. Deci, Fluffy, stai jos. Ia uite-l. S-a pus direct, zici că a pus frână. Din mers a pus Gianni, stai jos. Ia uite-l, mă. Și Gianni știe să stea jos. Oh my god, ce-mi place dimensiunea asta. Bă, bună, uite, face și asta cu mâna. Oh my god, uite, ești tu. Bă, toată lumea e prea prietenoasă. Chiar îmi place rău de tot. Ok, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Uite-l pe Gianni, Doamne. Hai să tăia și să-i pun și o lesa. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Chiar sunt curios ce putem să mai găsim pe aici. Avem, încă avem niște bani de cheltuială. Deci ne-a lăsat acolo. Ia uite și salută toată lumea pe aici. Bă, ești nebun, deci toată lumea se salută cu toată lumea. Stai că salut și eu pe aici. Ok, mamă, ce fântână aici. Tu vezi, uite ce că... Mamă, ăsta de la lupi, ești nebun? Oh my god, bă, vezi că sunt șmecher, mă. Mamă, tot felul de rase de câine aici în dimensiunea asta, deci chiar îmi place. Mamă, ce se aude, bă? What? Deci a călcat ăsta al meu? Ia uite, s-a scuturat! Mă, cine a făcut, mă, baie lui Fluffy? Doamne, uite locul ăsta aici, Ana. Oh my god, ce se întâmplă aici? Ia uite-l și pe ăsta aici. Aici ne vinde prăjituri dacă vrem să stăm cu câinele la terasă. Ia uite terasă de câini, Ana, dacă ai mai văzut așa ceva. Ia că-l pun pe Fluffy la masă. Ia du-te tu la masa ta că eu stau cu Fluffy la masa noastră. Ia uite-l aici, fac eu cinste cu un tort, Fluffy, că ești câinele meu de... Ia dați-mi un tort, cel mai mare tort al dumneavoastră, vă rog. Doamne, Ana, deci dacă te-ai fi așteptat vreodată să te uiți la câinii noștri care mănâncă tort împreună, stai așa că am luat și eu o gură, sincer, că mi s-a făcut poftă. Fluffy cu Gianni mănâncă tort. Bă, Ana, eu acum realizez, de ce câinele tău mănâncă din tortul cumpărat de mine? Că am dat 3 emeralde pe el, gen. Ia uite, bă, s-a suit pe tort. O, bă, disperatule, ia uite, bă, mănâncă tortul. Bă, dați-l jos pe Gianni. Bă, Fluffy, mai mănâncă și tu, ce tu ești mai fraier? Uite ce băiat bun e Gianni. Ce băiat bun, bă, că a mâncat. Doamne. Hai, Fluffy, că n-avem cu oamenii ăștia, nu te înțelegi aici. Hai să mergem mai departe. Doamne. Ia uite, bă, ne-a mâncat tort. Tot tortul, ia uite piticanii aia ta ce ne-a mâncat. Ia uite ce drăguț e ăsta. Uite-l, bă, ce drăguț e. Oh my god. Bă, e prea șmecheră dimensiunea asta. Îmi place mult, prea mult. Uite cât de tare e tot. Uite-l pe ăsta ce nuată. Hai și noi să notăm aici. Dacă e voie să intri cu câinele aici, intru și eu cu câinele aici. Nici oamenii nu te lasă în dimensiunea noastră în locuri din astea, da, cu câinii. Ia uite-l pe Fluffy ce nuată și el. Ia uite ce nuată. Oh my god, uite-te la el. Bă, ce tare e, bă. Oh my god, e prea tare dimensiunea asta. Uite și tu ce nuată. Hai, vină cu Fluffy. Hai. Mamă, ce băiat bun ești. Bravo, Fluffy. Let's go. Uite ce se scutură, bă. Bă, e mult prea șmecheră dimensiunea asta. N-aș cu câini peste tot. Doamne, hai, vină cu ace, Fluffy. Hai să ne mai plimbăm, să vedem ce mai găsim. Hai, ridică-te, Leneșule. Ești Leneș ca tactul. Vină cu ace. Hai să vedem. Uite și pe ăsta. Bă, ce-mi place pe aici. Ok, Ana, deci ăsta ce că este cel mai bun loc ca să-ți înveți câinele din astea tricuri, din astea, știi, să facă tumbe, să facă din astea, nu știu ce. Păi să vezi, păi nu o să vezi ce îl învăț eu pe Fluffy, profesor specialist de câini. Bună ziua, bine ați venit, aici îți pot învăța câinele să facă scheme. Auzi, face scheme, combinații, pentru doar un emerald. După ce îl învăț, trebuie doar să-i dai recompense și o să facă chestii mișto, crede-mă. Ok, să spunem, ok. Și gata, gen, gata, l-ai învățat să facă chestii? Cred că l-a învățat, gen. Ana, ai plătit un emerald și tu? Că eu, pe mine m-a făcut un emerald. Și mâncarea aia, gen, o găsim și noi pe undeva pe aici, gen. Stai așa că parcă vorbisem cu cineva și mi-a zis de un loc din ăsta de mâncare de câini, dar nu știu ce să spun. Bana, nu știu, că la n-a mai vorbit cu noi și ne-a luat un emerald la amândoi, deci dacă nu ne-a învățat magic câinii... Bă, ți-a scăpat lesa, Ana, ți-a scăpat lesa, vină încoace. Doamne, dacă nu ne-a învățat prin magie câinii să facă cascadorii și de-astea, eu o să mă supăr că ne-a furat de bani, ești nebun. Hai să vedem dacă găsim din aia, ci că mâncare de câini, recompensă sau ce zicea. Hai să vedem, nu mi se pare corect.
Bă, la mine pare destul de normal câinele, nu știu de tine. Dar hai să vedem, vină încoace. Cred că am nimerit bine, gen magazin mâncare. Ok. Aveți aici tot ce vreți, prăjituri, mâncare de câini, totul la doar un emeral. Bă, ești nebun? Poți să-mi cumpări cake la un emerald și am dat 3 emeralde în partea altă, iar ne luăm țeapă? Să așa că cicare... Doc 3, ia să vede. Mi-a dat mâncare de câini! Ia. Ia și tu, Ana, dacă vrei. Nu, deci chiar vreau să testez chestia asta. Ia-mă, Fluffy, nu mă dezamăgi. Hai să te văd ce știi să faci. Ia să vedem. Fluffy, hai, vină cu aceea, Ana, să testăm asta. A sărit Gianni? Ia să vedem. 3, 2, 1 și... Ia! Oh! A făcut tumba, ești nebun? Oh my god, a sărit pe... Păi și al meu, iau-te-l! Oh my god, bravo, Fluffy, cine e băia bun? Uite cum se învârte! Știi, se și învârte, ești nebun? Oh my god, stă... Uite, dă lăbuța! Bă, de ce știe să fac atât de multe chestii? Oh my god, nu, asta e cel mai tare câine din lume. Bă, nu pot să cred. Uite cum îmi dă lăbuța, mă, să dăm salut. Noroc, Fluffy, noroc. Oh my god. Bă, deci, bă, Ana, nu trebuie să mănânci tu mâncarea. Doamne, am mâncat, Ana, mâncarea de câini. Mi-e rău. Uite cum se învârte. Bă, ce tare e. Nu se poate. Nu, știi ceva, Ana, hai să mergem să mai luăm o prăjitură. Trebuie să-i cinstim cu o prăjitură. E mult prea șmecher. Hai, vino încoace. Mai vrem prăjituri multe pentru mine și pentru căței noștri să mâncăm, să ne răsfățăm, să ne toate astea. Ce se întâmplă? Nu pot să cred. Nu, deci nu există așa ceva. Nu pot să cred că ne-am întors acasă, bă, nu pot să cred, mă, bă, și ce mișto era, și Fluffy. Bă, dar stai un pic, Ana, noi avem un câine, gen. Noi îl avem pe Dragoș, gen. Noi n-ar trebui să ne gândim la alți câini. Dar totuși, gen, bă, ce frumos era acolo, că erau foarte mulți și așa. Ce faci, mă, Dragoș? Am fost și noi într-o expediție, gen. Da, te iubim, Dragoș. Am realizat că amândoi te iubim foarte, foarte mult. Și că iubim câinii și de acum încolo dormi în casă, hai. Cum adică nu-ți plă... Aia, atunci nu mai dorme în casă. Dacă nu e al meu, hai, gata, nu mai dorme în casă. Aia e, eu am vrut să fiu de treabă. Hai, Dragoșe, dacă vrei poți să stai în casă, că te iubim, de nu mai putem. Astăzi este ziua ta, uite, poți să stai și pe canapea. Dacă îți dau ceva de băut, uite, dă-i o cola lui Dragoș, că merită, că e un câine bun. Știi ceva? Nici măcar nu... Nu ne mai place? Sau ce face? Da, chiar că nu mai vrea să... Bă, hai, mă, Dragoșe, vină în casă. Cred că... Bă, Ana, știi ce s-a întâmplat? Ana, știi ce s-a întâmplat? Știi că câinii poate să miroasă dacă, gen, ai stat cu alți câini? Cred că Dragoș e supărat pe noi. Oh my god, nu! Gata, și-a revenit? Da? Zici că și-a revenit? Gata? Ia, mă, Dragoș, ia o cola din asta. Bă, eu cred că încă e supărat pe noi, gen. Eu cred că e supărat pe noi, dar, gen, doar vrea să stea în casă. Bă, oricum, a fost șmecher cât am fost acolo. Cine te sună, mă, ești căutată, Doamne. A fost tare, dar știi ceva, noi avem un câine acasă și ar trebui să-l iubim pe el, chiar dacă cred că face pipi după canapea în secunda asta. Mai luăm câini? Da, cred că nu e cazul să mai luăm câini. Cred că ne-a plăcut experiența, dar mi-e dor de Fluffy acum, Doamne. Bă, da, parcă n-au trecut 24 de ore. Cred că ne-am luat țeapă oricum, adică cred că a fost cea mai mare țeapă. Ana, vino să scoți câine după canapea că face pipi aici. Doamne, ferește. Bă, Luca, ai auzit ce s-aud, bă, Ana? Ce s-aud? Eu mă uitam aici la Luca, ne-a nebunit cu mărciul lui. Cred că a venit poștașul. Du-te și tu și verifică, te rog, că vreau să văd despre ce e vorba aici. Mă duc să mă uit, hai, du-te tu. Bă, ce vrei, bă, cu mărciul tot de pe lucalu.ro? Mi-am comandat și eu, trebuie să vină mâine, numai, Doamne. Bă, cât vorbește omul ăsta de lucalu.ro, n-am văzut așa ceva. Deci, ok, am înțeles, e primul link din descriere și sunt niște modele chiar foarte tare, ok? Dar o să-mi iau și eu, adică trebuie să-mi vină mâine. Ce s-a întâmplat, Ana? Ce era în poștă? Era ceva important? Gata, terminat în sfârșit și lucalu ăsta cu mărciul lui, că ne-a nebunit. Am primit o scrisoare, ci că e pentru mine. Păi, și vezi și tu despre ce e vorba acolo, ce zice, dar mi este frică să... De ce ți-e frică să... Că mereu când am primit, Doamne, hai, Ana, dă-o încoace, hai, ți-e frică să citești o scrisoare, ce poate să fie atât de rău? Uite, începe foarte frumos, dragă Ana, uite ce frumos începe, eu și bunicii tale ne tare dor de tine, oh, vezi, le dor de tine, Ana, e foarte, foarte drăguț, sunt bunicii tăi, vezi, deci nu e, n-are ce să fie rău. Ok, nu ne-ai mai vizitat de mult și nu știm cât timp mai avem. Ok, da, s-ar putea să nu fie cea mai fericită scrisoare. Da, îmi pare rău. Bă, da, chiar că nu erau, gen, bunicii tăi nu aveau casa asta înainte, gen, și ți-au lăsat toți moștenire, că, gen,
muriseră sau... A, erau din partea lui... Ok, ok, și ăștia sunt gen ceilalți bunici. Am înțeles, ok, 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 am înțeles, bun. Da, deci aici nu pare că e de bine, pentru că zic că nu știm cât timp mai avem. Ar fi drăguț să ne vizitezi cât mai curând. Oricum ție-ți lăsăm moștenire, casa noastră după moarte, dar tare mult ne-ar plăcea să te mai vedem. Cu drag, bunicu. Ok. Bă, asta e puțin trist, că zic că mai au puțin, dar gen toată lumea la o vârstă, cred că... Da, mă rog, ok, hai să nu ne gândim la chestii, nașpa. Dorești să mergi cu mine? Bă, sincer, nu știu dacă aveam ceva mai bun de făcut astăzi, habar n-am, dar stau departe bunicii tăi de aici sau unde, e casa asta, gen de al lor, unde stau ei? Păi, la 30 de minute distanță? Bă, hai că nu e așa rău, nu e așa rău. Uite, ține scrisoarea și învață să fii bărbat sau, mă rog, femeie, bărbat, ce ești tu. Nu contează, trebuie să citești singură astea, scrisorile și chestiile. Lăsăm pe Dragoș acasă. Dragoșe, dacă mai faci pe jos, deci jur că eu nu mai strâng după tine. Ana, te-ai plâns că e câinele tău, că tu-l iubești, că nu știu ce, strângi după el dacă mai face. Bă, Dragoșe, uite-te în ochii mei. Gata, deci nu pe covorul pe care am dat 200 de lei. Covorul ăsta costă mai mult decât am dat pe tine, gen. Costă mai mult decât tine. Ursul ăsta împăiat de pe jos, covorul ăsta e mai scump decât tine, mă înțelegi? Ok, hai să lăsăm în pace. Bun, hai să vedem, Ana, ok. Trebuie să luăm ceva, nu vrei să le ducem ceva? Nu știu, avem ceva de... Da, avem numai cola. Bunicii tăi beau cola, că gen altceva n-avem ce să le ducem. Ce, le duci ciocolată din asta din fântâna în ciocolată? Ok, stai așa să văd dacă avem. Măcar să nu mergi și noi cu mâna. Ia uite, bă, avem numai apă. Da, cred că o să iau cola asta și o să o beau eu pe drum. Habar n-am, ok? Hai să mergem, să vedem care e faza. Dragoșe, nu, știi ceva? Mi-e frică cu tine. Ia de-l bă afară, de-l afară, nu. Nu, știi ceva? Ana, lasă că n-o să pățească. Bă, lasă-mă că nu ne apără de hoți, ne apără din curte, lasă că nu pățește nimic dacă stă. Bă, a făcut pe jos aseară, eu nu-l mai las în casă. Lasă-mă să ies cu el afară, gata. Bă, lasă-mă, bă. Hai, ți-ai pus centura, suntem gata de drum. Hai, Ana, let's go. O drumeție așa, mergem în aventuri. Asta mai ardea mie, să merg la bunicii tăi. Bă, dar știi ceva? De ce nu? Adică am pus locația. Mamă, dar orașul ăsta e prea complicat să ieși din el. N-ai cum să ieși din orașul ăsta, e mult, mult prea complicat. Unde? Uite și tu unde am ajuns. Na, unde mă bagă, mă, GPS? Doamne ferește. Ai stricat. Bă, lasă-mă că mă descurc, ok? Fii atentă că o luăm pe aici și ieșim pe acolo și știu eu, stai așa un pic. Bana, scuze că a trebuit să ne oprim, dar am zis neapărat că trebuie să-mi iau și un costum, că nu puteam așa să-i întâlnesc pe bunicii tăi, așa, știi, îmbrăcat normal. Adică, mă înțelegi, trebuie să dau și o impresie bună, nu e problemă. E, așa, ca să fiu sigur, bă, ca să nu fie, na, poate ziceau ceva de mine, că, uite, Luca, ce, asta e căsuța? Doamne, mi-e rău, bă, ce asta, mă, conac? Oh my god, și bă asta, Ana? Bă, e dita mai casa, căsoiul, asta nu e o căsuță? Doamne, mamă, ce mișto e aici? Ok, și, ăștia-s bunicii tăi, Ana? Sărmâna? Bună ziua, ce faceți, bunica? Da, bună, sunt și eu aici și sunt îmbrăcat foarte serios pentru un motiv sau altul. Ana, draga mea, mi-a fost așa dor de tine, ce drăguț. Uite, bă, Ana, le-a fost dor de tine. Da, eu sunt prietenul Anei. Sunt prietenul ei și gen stăm în aceeași casă, nu știu dacă vă pasă. Cred că se uită gen la tine, cred că nu-i interesează așa mult de mine, gen. Ana, draga mea, ce dor mi-a fost de tine, ce mare te-ai făcut, auzi, și ce bunicu, bă, s-a făcut mare, cred că avea hanoracul ăsta și când era mică pe ea, nu? Ziceți voi, dar n-avea, cred că a avut hanoracul ăsta din copilărie, de la primit la botez. Cine este acest tânăr burger? Este iubitul tău? Nu? De ce zice lumea asta? Nu, sunt, da, exact. Sunt prietenul Anei, cel mai bun. Puteți să vă uitați și la mine. Voiam să fac și o cunoștință, așa, mulțumesc. Deci eu sunt Luca, prietenul Anei, cel mai bun. Și gen, sunt un burger și stăm în aceeași casă și... uite că deja se înserează. Hai să mergem toți înăuntru să bem o pâine sau ceva. Haideți toată lumea. Mamă, bă, Ana, dar bunicii tăi chiar au o casă foarte frumoasă. Uite pisica. Doamne, ce motănel. Foarte, foarte bătrân, cred. Ok. Chiar să știți că chiar îmi face plăcere să fiu aici. Deci vă spun cel mai sincer posibil. Arată-i prietenului tău casa. Auzi, Ana, să-mi arăți casa, ce zice bunica ta. Puteți sta la noi peste noapte, că oricum dormim pe canapea amândoi. Ok.
Da, foarte, foarte tare. Chiar mă bucur că m-a primit și pe mine. Stai așa un pic, că cred că vrea și bunicul tău să zică. Chiar par de treabă Luca Burgerul. Bă, mulțumesc, mulțumesc, bunicule. Chiar îți mulțumesc foarte mult. Ia uite bana, chiar e mișto să ai bunici în Minecraft. Eu nu am bunici în Minecraft, dar chiar e foarte tare. Ai la mine în cameră să vezi. Da, noi o să mai mergem atunci pe aici. Ne mai vedem prin casă, cred. Da, ok, băi, deci Ana, zic sincer, mereu interacțiunile cu bunici sau părinți chiar mă fac să mă simt foarte incomod. Deci chiar mi-e frică așa. Ești gata? Da, sunt gata. Unde, ce? Asta e camera ta de când erai... Oh, wow, asta e camera ta de când erai mică? Mamă, ce tare! Deci stai tu, aici ai copilărit până la urmă, că nu mai știu, mi-ai spus parcă sau? Deci aici ai copilărit tu, wow, și ai bibliotecă. Bă, ce tare! Oh, Ana? Nu cred, bă, nu cred. Ai teren de fotbal? No way, nu cred așa ceva. Deci așa ceva nu cred. Deci eu, bă, deci ai teren în curte de fotbal, deci faci mișto de mine. Asta e cea mai șmecheră casă pe care am văzut-o vreodată și leagăn. Doamne, bă, cât de mișto e, bă, deci casa asta e, ce casă, bă, că e Dita mai Conacu, bă, Ana, wow, deci chiar e tare. Nu am cuvinte de spus, uite, hai cu mine, ok, și ce, mamă, ce e asta aici? Aici poți dormi tu. A, e și camera musafirilor, ce e aici? Mamă, dar cred că aveți multe camere aici, gen. Ia uite, încă o cameră aici, sau ce? A, asta e baia, scuzați. Mamă, și baia arată... Mamă, apa asta trebuie clătită, chiuveta asta, nu știu ce se întâmplă aici. Am înțeles. Da, băi, să le mulțumești bunicilor tăi că m-au primit, adică chiar... Mamă, bă, câte camere ai! Bă, Ana, tu, ce casă e asta, că e Dita mai... Vila asta, doamne, și mai e încă un etaj. Nu, faci mișto de mine. Ce se întâmplă, bă, aici? Aulu, stai așa, mai e cameră? Mamă, stai așa, că nu mai înțeleg nimic, Ana. Încă o cameră, iau. Doamne, deci eu nu mai înțeleg. Ai la camere, dar poți să dormi oriunde. Poți să dormi și pe jos, ia uite-l pe ăsta. Ce cap are. Ok. Bă, e tare rău de tot, bă, Ana, dar eu sincer sunt cam obosit. Nu știu ce să spun. Am văzut, aici ai și mai multe chestii. Dar eu chiar aș băga un somn, gen. Ai cinema în casă? Bă, ce? De ce nu ne-am mutat aici, gen? De fapt, aici încă stau bunicii tăi. Aici ne uităm toți. Wow, toată familia ne uităm la filme. Mamă, ce tare. Aici ai de-asta de depozitare, sac de box. Bă, ce se întâmplă aici? No, e... Mamă, ce tare e statuia asta nouă. Deci, Ana, casa asta e mult prea șmecheră, n-am ce spune. Dar eu, sincer, sunt super, super obosit. Și... Chiar aș vrea să bag un somn. Eu zic sincer, mamă, și balcon. Wow, cum se vede totul de aici. Uite, vecinii nu dorm la ora asta, ești nebun? Doamne, bă, ce... Bă, ai gândat și pe casa, Ana, ai gândat și pe casa. Nu știu de tine, dar, mamă, nu se dorme la ora asta? A, numai bunicii tăi cred că se culcă. Bunicii tăi și eu, că și eu ce mai sunt bătrân așa și... Da, încuie-mă pe balcon, sigur, poți să faci chestia asta. Ok, Ana, și atunci mergi și noi la somn, că eu chiar sunt super, super obosit, sincer. Dacă ești că, bă, eu chiar sunt obosit, păi eu am dormit până aici, am avut treabă în prima parte a zilei, după aia ai zis că hai să... Mă, uite încă o pisică, ești nebun? Mă, câte pisici aveți? Ce? What? De ce e așa rapidă pisica asta? Avem 4? Mamă, câte pisici aveți pe aici. Ok, deci unde ai zis că poți să dormi? Nu în camera asta, mamă, câte camere. Cine mai stă aici? Verișorii tăi? Ce e pe aici? Ca o mie de camere, nu mai înțeleg nimic. A, aici ai zis, ok, am înțeles. Bă, Ana, atunci cred că ne auzim mâine. Pentru că eu o să mă culc, că sunt super, super obosit. Și mâine vreau să-mi arăți restul casei, dacă se poate. Uite ce tablouri, da, bă, da. Chiar sunt mișto, chiar sunt foarte mișto decorate toate. Camerele, gen, sunt super mișto decorate și așa. Și aici ai iar un gemuleț. Foarte șmecherana. Hai, te pot vorbi mâine, noapte bună, pana. Hai, ne auzim mâine. Mâine e o zi foarte lungă, auzi ce-mi zice Ana. Dar mâine ne întoarcem acasă, că să știi că mai am și eu treburi de făcut. Adică stăm aici ziua și până seara să ne întoarcem și noi acasă mâine, gen. Hai, noapte bună, Ana. Doamne, bă, ce casă are Ana. Bă, dacă aș fi știut că are bunici bogați, ia uite, bă, nu ne trimiteau și nouă niște bani sau ceva. Ia uite, bă, și patul ăsta e chiar comod. Bă, aș putea să mă obișnuiesc aici să dorm la bunicul și bunica. Ia să mai venim noi în vizită. Băi, ce bine am dormit în patul ăsta, deci trebuie să-i spun Anei că trebuie să ne luăm un pat din ăsta acasă la noi neapărat, că e prea, bă, e prea bun. Chiar dacă arată așa simplu, doamne, e cea mai bună chestie. Deci, efectiv, ce faci, pana, nu te-ai trezit? Ia uite-o, pana. Bă, și aici dorm, bă, ce faci, mana, de stai
iPad la ora asta. Acum a venit dimineața, trebuie să ne trăim și noi viața, să-mi arăți pe aici că sunt prea curios, deci m-ai lăsat așa. Mama, ai piscina? Nu pot să cred. Nici măcar n-am văzut piscina când am venit ieri, efectiv nici măcar n-am văzut-o. Mamă. Hai să mergem să vedem ce fac bunicii tăi. Deci efectiv, Doamne, abia aștept să văd, să mai văd chestii pe aici. Ieri eram prea obosit, sincer. Mi-a arătat tu prin casă, dar nu prea am înțeles mare chestie. Dar bă, nu mă împinge, mă, pe scări. Nu știi că e periculos. Bunicii tăi ce fac? S-au trezit oare? Crezi că s-au trezit? Du-te tu prima, că mie mi-e rușine așa. Sunt în camera aici. Hai, du-te tu. Ia, tot aici sunteți. Neața, bună dimineața. Ce faceți? Cum sunteți? Copiii, eu și bunicul Anei suntem prea obosiți să mai facem chestii prin casă astăzi. Ieri am avut de muncă în grădină și astăzi o să stăm să ne odihnim. Dar v-am pregătit de ieri un tort în bucătărie. Bă, îmi plac torturile, Ana. Ok. Am uitat să vă zic de el. În rest, mai aveți snack-uri prin bucătărie. Serviți-vă. Noi o să stăm aici. Ok. Eu doar am vrut să-mi văd nepoata. Acum pot sta liniștit să dorm. Ok, bunicule. Asta sună destul de corect. Gen, așa mai fac și ei. Ok, nu e ceva wow. Am înțeles. Ok. Bun, mamă, tort! Mamă, ce bun e! Mamă, ok. Bă, vezi că a fost mai bun decât ce avem noi pe la noi prin oraș. Hai că s-a dus, e bun, rău. Bă, vezi că n-am putut să mă abțin să rămân în cash. Nebun, chiar a fost super, super bun. Păi și pe aici mai avem și ceva de mâncare. Alo, pe aici mai... Nu, doar tort? Te-am înnebunit cu mâncarea? Păi mai voiam și eu ceva de... Nu mai e nimic pe aici de mâncare, gen. Uite, Bana, că am găsit snack-urile alea de ziceau bunicii tăi. Deci au lapte și cookies. Mamă, ce plafuri securile. Ia că iau și eu câteva. Sper că nu se supără sau ceva, nu? Că au zis că e ok, gen. Mamă, ce bune sunt, bă, sunt așa. Bă, vezi că astea sunt făcute în casă, efectiv, că sunt chiar bune. Mamă, am băut o gălată de lapte, Ana, efectiv. Ce dor îmi era să mănânc. Mamă, deci Ana era dor să mănânce, nu la bunicii, gen. Ți era dor să mănânce așa, orice. Ia, uite, bă, ce nepoată. Cu nepoți ca tine nu le mai trebuie dușmani bunicilor tăi, ești nebun. Ia, Mana, cea, mamă, nu pot să cred că ai dat asta de... Mamă, ai dat asta de plantat? Wow, nu cred. Cum se numește asta? E seră sau cum se numește? Wow, ce mișto. Și grădină. Mamă, bă, deci bunicii tăi chiar sunt muncitori, ești nebun, înseamnă. Wow, stai așa să plantăm înapoi, să nu mănâncă un morcov. Ia, mamă, se simte că e de la de țară, ești nebun. Wow, nu de astea din comerț ca la noi. Știi cum se spune? Ia uite piscina. Bă, tu ai sărit așa, iusul la costum, Ana. Eu am uitat să mai dau costumul jos. Eu am la... știi ceva? Sara, așa ești nebun. Wow, let's go. Sara, așa direct cu costumul. Mamă, ce șmecher e pe aici, Ana. Ui, deci chiar nu pot să cred, frate, ce casă aveai și nu mi-ai spus niciodată de casa asta. Așa ne ștege și noi pe prosoapele astea pe aici, nici nu mai contează. Ia uite, mama le de astea de albinuțe. Mă, dar câte au, mă, bunicii tăi? What, ai casă în copac, faci mișto de mine? Și terenul de fotbal de l-am văzut? No, deci trebuie. Știi că trebuie să-i dăm, trebuie să-i dăm una. Stai așa, lasă-o pe mijloc, stai așa. Cred că e pe mijloc cât de cât, ok. Hai, din poartă începem, 3, 2, 1 și... Hai să te văd, hai, dă-o cu mine, Ana, dă-o cu mine, nu! Stai așa că... ia... Aproape ai scos-o, dar stai că avem gardul ăsta. Hai. Oh, mamă, nu scoate. Nu. Mamă. Bă, ce știe? Bă, vezi că ai mai învățat. Ai scos-o, out. Stai așa să bat eu out-ul, cum s-ar spune. Hai, 3, 2, 1 și gata, hai. Hai, let's go. Ți-am dat craci, Ana, aproape să-ți dau gol. Bă, m-ai învățat, Ana, fotbal. Hai, dă-i tu. Am dat-o eu în afară. Hai să te văd. Ia, a bătut-o și mamă, cum a dat-o? Nu cred. Bă, m-a bătut la... Du-te, bă, de aici, nu cred așa ceva că m-ai bătut la fotbal. Bravo, mă, Ana. Bravo, n-am ce spune. Ia uite, leagăn. What? Avem leagăn, efectiv, dar cred că e cam vechiuț, că nu prea se mișcă cu mine. Sau sunt eu prea gras, nu știu care e faza. Mamă, câte chestii șmechere, ai trambulină. Bro, nu cred așa ceva. Deci nu-mi vine să cred că ai o casă atât de... Mamă, ți-am rupt capul. Bă, nu cred că ai o casă așa șmecheră. Bă, avem de toate aici, efectiv. Bă, și casă în copac. Faci mișto de mine, Ana. Deci, bă, ai și trambulină și casă în copac. Ai tot ce poți să-ți dorești aici. Băi, deci nu pot să cred. Te-ai dus fără mine, bă. Lasă-mă că eu încă procesam că tu ai casă în copac. Deci, efectiv, nu-mi vine să cred. Bă, deci mereu vedeam în desene și voiam și eu așa ceva. Deci nu pot să cred. Și vrei să vezi ce? Unde mă ascundeam? Ia, unde te ascundeai tu? La ascunselea. Ia, unde se ducea Mana la ascunselea? Mamă, ce bă aici? Cu ce jucai bă tu ascunselea aici?
What? Mamă, mamă, ce șmecher cu verișorii mei. Ah, ok. Bă, cât de tare, mi-am găsit când să vin la costum. Ia uite unde m-am dus, Ana. Păi chiar că nu te mai găsea nimeni aici. Lol, cât de mișto e. Bă, e prea tare, bă, Ana. N-ai ce-i spune, de ce mult. Jos, ca să-ți mai arăt. Stai așa, stai așa că vine acum. Oulu, stai că-mi rup capul. Hai, hai, gata, 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 hai jos. Bă, ce tare, nu cred. Mamă, și aici mai e un leagăn. Wow, du-te, bă, de aici, nu vine să cred. E prea tare locul ăsta, deci n-ai cum. A, ăsta l-am văzut, leagănul? Cred că l-am văzut când am urcat, nu? Hai după mine, ia, hai, ce mai arăt. Nu cred, mamă, poți să iei așa prin copac pe aici. Lol, bă, e prea tare. Mamă, ce e aici? Ce căsuța asta aici? Stai așa că sunt puțin confuz așa. What? Ce asta e? Căsuța purcelușilor? Ce e aici? Lol, aici e căbănuță. Ah, mamă, și aveți animale random prin grădină. Să mai stau așa vara la liniște. Bă, nu pot să cred. Bă, niciodată nu mi-ai spus că bunicii tăi sunt gen bogați, efectiv. Avem și bărcuță, avem și bărcuță. Ia uite, bă, și bărcuță în aia de jucărie. Bă, du-te, bă, că tu... Nu pot să cred, Ana, că tu ai toate chestiile astea. Asta e loc de joacă cu totul, lol. Mamă, lol, acum am realizat că aici e din ăsta așa, să te joci și de-astea. Wow, și bară din aia. Vrei să vezi papagalii? Ai papagali! Bă, cât de tare e locul ăsta. Vreau să ne mutăm aici, gen, mereu. Efectiv să... Mamă, uite din ăștia. Oh my god, uite, Ana, din ăștia e puraș. Ia, uite, bă, și ce? Unde sunt papagalii? Da, uite ce drăguți sunt. Aia și papagali, frate. Bă, tu ai de toate aici. Eu n-am văzut așa ceva. Stai să mai bag unul ăsta, că-mi place rău de tot. Deci să-i spui bunicii tale că-mi plac rău fursecurile. Sau bunicului tău, nu știu cine le face. Uite papagalii. Lol. Bă, nu cred așa ceva. Ce drăguți sunt. Bă, Ana, deci chiar e prea tare locul ăsta. N-ai ce spune. Uite-te și tu. Uite căței. Căței și trăiesc cu găini. Mamă, uite, uite, am un nou. Pot să-l iau, sunt cu ei aici. A intrat la papagali. Vreau și la papagali. Ia uite, bă. Aia, mă. Eu am furat un nou, să știi, de la găini. Nu știu de tine, dar pe ăsta le iau acasă și-l fac omletă, că sunt astea. Ia să le culegi, chiar că sunt astea de țară, proaspete, știi cum se spune. Astea sunt cele mai bune. Nu mai sunt două, ai mai luat și tu, da? Hai, lasă că facem o omletă acasă, gen. Mamă, ce șmecher, Ana. Și aici toată, aici poți să noți, gen, așa de nebun. Mă, mai și barcă. Lol, no, n-ai cum, bă, 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 casa asta e altceva, Ana. Efectiv, ia stai, stai așa că vreau să mă arunc de pe stâncă de aici. Deci ține, prinde-mă, prinde-mă, Ana, dacă poți. Prinde-mă în barcă, ești pregătită? Hai, 3, 2, 1 și... Da, hai că ai venit să mă prinzi dacă e ceva, ai stat pe loc. Doamne. Bă, așa, prieten, cara, nu-ți mai trebuie dușman nici nebun. Oh my god, ce tare e locul ăsta, Ana. Mama, aici cred că nu mai suntem acasă, nu? Cred că deja, să rămână, tanti, scuze. Ok, hai să mergem înapoi acasă la vecini. Doamne. Bă, ce tare e locul ăsta, Ana. Chiar e mișto la bunicii tăi, n-am ce spune. Și, bă, sper să trăiască mult, sincer, că sunt chiar niște drăguți și chiar e foarte mișto aici la ei. Să mai venim în vizită, să-i prindem cu bine, dar cred că deja s-a făcut cam târziu. Nu crezi că ar trebui să mergem și noi spre casă? Ia, ce e aici? Mai ce tot la tine? Locul ăsta? Cu grătar? Mă, ce? What? Stai, asta e cabana unde am fost mai devreme? Aaa, lol, e casa de... Băi, stai, mă, aici am fost mai devreme, nu? Da, e cabana. Lol, și... Mamă, nu cred, bro. Băi, deci nu pot să cred câte chestii aici, Ana, no. Deci e oficial cea mai șmecheră casă pe care am văzut-o eu vreodată. Deci, no, n-am cuvinte, efectiv, Ana. Eu zic să mergem să le spunem papa bunicilor tăi, pentru că deja s-a făcut... Mamă, ce tare locul ăsta. S-a făcut cam târziu, uite, peștilii. Ok, aici stăm toți. Mamă, chiar a fost tare să-mi arăți așa cam unde ai copilărit tu. Și nu pot să cred că ai copilărit în așa casă de bogați. Dar ok. Și da, cred că ar fi cazul să le spunem totuși bunicilor tăi că mamă, basket, asta de basket, că noi mamă, dubița asta e a... Ana, dubița asta e a bunicilor tăi. Nu pot să cred. Și scuterul ăsta, cu asta plecăm în vacanțe. Crezi că mă lasă să o conduc un pic? Că vreau și eu să văd cum se simte, gen doar puțin. Mamă, și bicicletă. Mamă, ce tare. Crezi că se supără pe mine dacă o conduc și eu puțin, gen puțin rău de tot? Crezi că se supără? Haide, mamă, să ne plimbăm. Hai, vreau și eu să mă plimb cu asta. Doamne, ce tare, bă, sper să nu se supere pe mine. Ia vezi, poți să intri și tu în asta? Hai, vină și tu aici mai bine. Urcă și tu cu mine.
Hai bă, lasă aia, hai aici cu mine. Hai, uite, mergem în excursia la. Let's go, ce tare. Mamă, ia să vedem ăsta. Noi nici nu mai știu unde am parcat mașina noastră. Ia să vedem aici cartierul, așa, ia, uite vecinii. Ia uite bă, vecinii. Wow, ce tare. Vezi că și eu case mișto. N-am ce spune. Mamă, să uităm stânga-dreapta la pieton, că aici văd că sunt treceri destul de des. Bă, deci chiar e un orășel foarte drăguț ăsta aici. Chiar dacă e mai așa, mai la țară, e super dezvoltat și super mișto, ești nebun. Deci chiar n-am ce spune, e frumos. Doamne, deci chiar e tare rău de tot, ești nebun. Și relaxant, așa, nu, trebuie să mai venim aici 100%. No, ok, hai să lăsăm asta. Eu zic să lăsăm asta totuși bunicilor tăi acolo în gara. Mamă, trebuie să dau toată tură până ajungem acolo. Hai că mai ajungem vreodată. Și să le spunem și noi, papa, că cam am o întâlnire cu cineva. Vrea să facă cineva o investiție în restaurant. Deci am niște afaceri de făcut astăzi, Ana, că aș mai fi stat, sincer. E, nu pot să zic mai multe, dar vrea cineva să cumpere o parte, gen să investească, să mai deschidem un etaj la restaurant. Da, un fel de colaborare, dar să vedem acum, să vedem dacă e de treabă și dacă e ok. Dar hai să mergem acum la bunicii tăi să vedem ce zic și ei. Mă bucur că v-am revăzut, sunteți tare rău de tot, vă iubesc. Auzi cum le zice Ana că sunt tare rău de tot, așa le zice la bunici. Mie mi-a făcut plăcere și chiar sunteți niște bunici foarte, foarte de treabă și să ne revedem cu bine. Mi-a făcut plăcere, Luca, ești un tânăr deosebit. Auzi ce mi-a spus Ana, sunt un tânăr deosebit. Mult spor în viață și noroc. Să mai veniți pe la noi? Da, o să mai venim cu siguranță. Pa, pa, ne mai vedem. Ok, hai să mergem. Pa, pa. Bă, ce faci mă, Ana, acolo? Vino cu pace, hai. Vă lăsăm ușa deschisă, o încuiați voi, dar nu prea știu, hai să mergem. Ok, Doamne, ok. Crezi că mă plac? Ce părere ai? Crezi că m-au plăcut? Da? Ești sigură? 100%? Bă, nu știu ce să zic, Ana, că păreau așa, adică nu prea au avut chef să stea cu noi, adică așa sunt ei de obicei, altfel îmi spuneau, am văzut că au stat acolo pe canapea, am zis că poate stăteau și cu noi, așa fac mereu. Ok, hai acasă, că nu mai pot, că vreau să mă uit la serial, eu trebuie să mă duc să fac un duș, să mă întâlnesc cu ăla, dar unde am lăsat mașina, că nu mai știu. Doamne, ce bine e să fii acasă după atâta timp, fără stat acasă, ce faci, mă? Nu pot să... Ana, tu strângi după el. A făcut iar pe covor. E câinele tău. Nu mă interesează. Treci și strânge. Hai, e câinele tău. Uite, du-te acolo. Te așteaptă. No. Eu am niște treabă. Hai, te descurci. Pa, Ana, am o întâlnire de afaceri. Te descurci. Tu ai vrut câine. Pa. Ana, nu crezi că ar trebui să mă ajut și pe mine cu ștersul prafului? Adică de ce trebuie să fac eu curat de fi... Oh, ce bine cu ventilatorul ăsta aici. Bă, ce... De ce băi la bătaie acum? Adică până acum făceam eu curat și acum nici la ventilator. Ia du-te bă că mai ai 10 ventilatoare. Nu șterg nim... Da, ok, atunci să știi. Uite-te și tu, ai lăsat și fântâna deschisă, efect. Doamne ferește, nu, știi ceva? Eu, uite, na, iar ai lăsat-o. Bă, omule, tu crezi că sunt aici majordomul tău să-ți fac curat? Sau unde crezi aici? Ce sunt? Sunt plătit? Mă plătești măcar să fac curat? Ștergești tu, hai că mai șterg, te duci și îți faci curat. Ia, gata, mă duc să-mi fac curat în cameră. Că eu... Mă duc să stau în pat, uite, știu, bă, n-am văzut, bă, așa om, bă, să tot stai cu Ana în casă. Deci, fraților, nu vă recomand să stați cu Ana în casă vreodată, că vezi că a făcut Dragoș, hai, păi atunci du-te și șterge după canapea, că eu ți-am să nu-l mai lași acolo. Am înțeles, ia, hai, lasă că îmi șterg eu praful la mine în cameră și restul casei te descurci tu, știi ceva? Ia, uite, știu, l-aduci la mine, du-te, bă, de aici cu Dragoșul tău, nu vreau să au niciun Dragoș, hai. Pleacă de aici cu câine tău, să facă, păi să facă la tine, dacă vrei să-l aduci aici, deci ți-l dau afară din casă, deci fără niciun mișto. Hai, pleacă, Dragoșe, cât te iubesc eu pe tine, stăpâna ta e prea irresponsabilă, așa că hai, stai afară, că m-a nebunit. Ia uite, bana, eu n-am văzut, bă, să nu faci nimic toată ziua, Doamne ferește, bă, așa ceva, bă, hai, lasă-mă în pace, Ana. Băi, nu mai pot, deci cu Ana, efectiv, o să nebunesc, Ana, o să nebunesc, m-a enervat toată ziua, hai, ce? Lasă curățenia, eu strâng după tine în mare parte și îmbracă-te, de ce să mă, cu haine curate? Păi, eu sunt curat mereu, cum adică să mă îmbrac cu, Doamne, băi, Ana, deci, nu știu câtă lume ar putea să stea cu tine în ca, uite, iar l-ai adus pe, băi, într-o zi, Dragoșe, cât te iubesc eu pe tine de mult, într-o zi, o să stai afară, legat de căsuța aia ta și acolo o să stai și nu o să mai vezi cum e în casă vreodată, în viața ta, da? Fii atent, Luca, lasă-mă, Ana, că m-ai enervat, nu vorbesc cu tine astăzi, că ai fost nașpa și n-ai făcut curat și ai lăsat și ăsta deschis pentru un motiv sau altul.
ce interesant, ce nu-mi spui, mă, ce zici acolo, dacă nu-l lași pe Dragoș, nu-l las pe Dragoș să stea în casă, pentru că Dragoș face mizerie și tot eu trebuie să strâng, dacă strângeai tu, îl lăsam în casă, așa că spune, strângi tu sau îl dau afară, păi atunci ratezi mare, nu mă interesează de distracția ta, eu nu mai vreau să mai fac curat după niciun câine, hai, dă-l afară din casă, pleacă cu cățelul tău de aici, deci Ana, fără niciun mișto, tu strângi de acum încolo după Dragoș, că eu nu mai vorbesc cu tine dacă nu strângi. Fii atent, spune Ana despre ce e vorba. Că s-a deschis un nou traseu de karting. Karting? Cum adică karting? Gen mașină din, mașinuțe din alea de Formula 1 micuțe așa? Ok, mașinuțe. Da, ok Ana. Și ce vrei acum de la mine? Vrei să mergem astăzi? Astăzi ți-am spus că am treabă, nu pot să merg. Dacă asta îți închipuiai... Nu pot să merg, Ana, pentru că cine o să facă curat? Uite-te cât păr este de la Dragoș în toată, în toată casa, efectiv. Dacă, fii atentă, facem așa, Ana. Mergem la chestia asta de karting, dar fii atentă. Cu două, am două din astea pentru tine, două cerințe, dacă vrei. Uite, ia un loc aici să vorbim. Deci, Ana, uite-te la mine când îți spun așa. Dacă vrei să mergem la karting, pentru că tu ai zis că vrei să mergi la karting, da? Lasă-l pe Dragoș, uite-te la mine, da? Bun, dacă vrei să mergem la karting, trebuie să... Da, sigur, dacă nu te uiți la mine, deci eu chiar nu-ți mai zic nimic și mă duc să mă culc. Trebuie să faci tu cinste, deci plătești tu cursa, să ne întrecem, și dacă te bat... Faci curat în casă o lună, după mine, după Dragoș, după absolut oricine. Dacă nu, fac eu, nu, o lună de zile. Fără nicio altă chestie, o lună de zile, 6 zile. Cum ai trecut de la o săptămână la 6 zile? Asta e cea mai proastă negociere pe care am văzut-o în viața mea. Deci spune, Ana, facem sau nu facem? 5 zile? Ana, tu deja ești din ce în ce mai nașpa, gen. Adică realizez că... Că nu merge chiar așa. Deci Ana spune, ești de acord sau nu? Eu nu vin la karting dacă tu nu faci. Mergem să ne distrăm? Păi eu nu merg să mă distrez. Eu merg să te bat ca să-mi faci curat în casă. Hai să zicem că da, dar nu promis. Nu, dacă nu promiți, trebuie să promiți pe Dragoș. Dacă nu promiți pe Dragoș, eu nu vin. Deci spune, promiți sau nu pe Dragoș? Trebuie să promiți pe Dragoș, altfel nu vin. Nu? E, aia e, mă duc în pat. Noapte bună, Ana, pa! Nu promit pe Dragoș. Noapte bună, că au burgeri, nu mă interesează. Deci trebuie să promiți. Ok, fii atentă. 2 săptămâni faci curat în toată casa după toată lumea. Asta e ultima ofertă, mai jos nu scad. 2 săptămâni. Deci 2 săptămâni e ultima ofertă. Of, haide. Deci accept, spune. Spune, deci trebuie să promiți pe degetul mic că dacă te bat la karting, faci curat 2 săptămâni. Nu există probabil, da sau nu, zi repede. Hai că mă așteaptă patul. A, deci da? Ok, bine. Atunci înseamnă că o să ne distrăm, Ana. Hai, vino încoace. Atunci să știi. Dar stai, eventual să nu ne intre și nouă hoți în casă. Dragoșe, e ultima zi când stai în casă, pentru că astăzi o să o bat pana la karting. Hai, ok. Hai, Ana, treci încoace, vino să... Da, poți să-mi iei mașina. Vezi că mașina ta e mai scumpă, gen. Dacă o iau pata, gen, și ți-o bușez, să știi că e mai mare dauna decât la mine. Hai, dă-te jos, lasă-mă să conduc. Și pregătește-te să ții cea mai mare bătaie... Ia-o-te-o, pana, Doamne, s-a dat jos de tot. Pregătește-te să ții cea mai mare bătaie la karting, pentru că eu am mai făcut karting când eram eu mic. Și o să vezi acum că o să te bat rău de tot și am o problemă la mașină, trebuie să mă duc cu ea în service, vai de capul ei. Fraților, nu uitați că oficial am lansat merch Luca Luke, îl am chiar acum pe mine cu Burger Gang, foarte, foarte șmecher modelul ăsta. Și mai aveți încă 2 modele pe site, unul este și cu Ana Banana, deci intrați chiar acum pe lucaluke.ro dacă vreți să vă luați și voi și hai să revenim la clip. Ana, de ce suntem în fața școlii? Cumva eu altă chestie din asta? Nu, deci dacă tu m-ai păcălit să vin iar cu tine la școală, eu nu mă bag. Păi eu ți-am spus. Ce mi-ai spus, bă, tu, că este lângă școală? Băi, tu vrei să... Băi, eu nu intru în școală. Eu nu mă duc în școală. Nu există. Deci dacă faci de-astea, luăm un măr, nu vreau să iau. Eu nu mă duc acolo, că eu știu cum îmi faci tu și mă blochezi din școală. Eu nu mai vreau. Deci eu nu mă mai duc la nicio oră, la nimic. Deci fără niciun mișto, of, bine. Spune fără mișto, s-a deschis sau nu? Hai la karting atunci. Păi și unde e ăla de karting pe la urmă? Că tot nu mi-ai spus. Lângă școală? Unde e lângă școală aici? A, uite-l, bă. Bă, ăsta a fost mereu aici? Ăsta n-a fost mereu aici, nu? Lol, ok, arată destul de... Acum? L-au deschis? Ah, ok. Bună ziua! Ia să vedem, bună ziua! Pentru a face o cursă care durează 5 minute, o să fie 150 de lei de persoană! Plata se face cash sau online pe site-ul nostru după cursă. Ana, știi cum e!
Cu plata aia, hai, deci plătești după cursă, trebuie să plătești pe site-ul lor sau cash, Ana, nu știu cum vrei să plătești tu. Nu mă interesează, păi nu, eu am venit aici pentru că ai zis că tu plătești, nu mă interesează, hai. Deci tu trebuie să faci cinste și le dau magazinul, nu, că magazinul e pe numele meu, n-ai cum să faci asta. Ok, o să vrem și noi o cursă 5 minute pentru două persoane și eu. Și eu, păi da, eu mă dau, dar ți-am spus că vin doar dacă plătești tu cu două condiții, Ana, să știi, ia uite aici, frumos. Deci, da, o să fim și noi două persoane, eu și fata aia care e așa mai specială. Ana, ce ți-ai luat? Ți-ai luat mașina banană? Ia uite-o pe mașina banană. Ok, deci, nu știu cum ar trebui să facem. Vino cu acel lângă mine, cred. Stai, sau, nu, cred că o să mă dau eu. Deci vrei să începem amândoi? Deci de aici se începe? Nu. Hai să fim fix aici mai bine. Hai să fim fix aici, gen. Dar nu te urca pe asta. Uite, mai așa, uite, așa, perfect. Eu zic să începem de aici. Și fii atentă, Ana. Deci 5 minute a spus domnul ăla, că după aia cred că plătim mai mult. Deci avem 5 minute să ne dăm pe chestia asta, ok? Deci pregătește-te pentru că eu sunt profesionist în karting și tu nu știi chestia asta, dar eu sunt prea bun la karting, n-ai cum să o dai cu mine. Ești pregătită, Ana? Pentru că am pregătit și timerul ca să nu depășim sau ceva. Hai să vedem. 3, 2, 1, start, Ana, sau început 5 minute. Am furat startul, oare? Cred că tu l-ai furat pe acolo. Mamă, dar stai așa că trebuie să... Bă, trebuie să ținem distanța unul de altul, nebuno. Oh my god, mamă, ce patinează astea. Vezi că e destul de distractiv, n-o să te mint. Ok, și... Mamă, deja s-a dus o tură. Ok, Ana, deci trebuie să te ții în față până la finalul timerului. Dacă tu ești în față... Bă, unde e pe Ana? Ia uite cum e în spate. Oh my god, și așa în first person. Mamă! Ok, deci avem 4 minute jumătate rămase. Mamă, dar merge super rapid o tură din asta. Deci fii atentă. Acum, când am trecut, mai avem 4 minute și 20 de secunde. Deci, cred că durează 20 de secunde o tură din asta. O să dăm de revine rău, Ana. Oh my god! Wow! Mamă, m-am dus aici. Ok. Bă, Ana, parcă știi să conduce. Oh my god! Nu, m-a luat! Bă, intră bine, nu cred. Bă, oh my god, ok, hai să te văd, Ana. 4 minute rămase. Mamă, mi-e rău cum face mașina asta. Stai așa că, bă, mi-a nebunit mașina, făcea stânga-dreapta, nu-i corect. Maoleu, ce drift am dat aici. Mamă, bă, ne ținem chiar aproape, Ana. Nu mă așteptam, sincer, din partea ta să te ții atât de bine. Dar, ok, încă 3 minute jumate, Ana, ține-te bine. Bă, m-a luat, nu cred că m-a luat aici. Ce face, bă, Ana? Ana? Da, Ana nebunit, gen. Bă, n-avem voie, bă, Ana, pe aici cu el. Oh my god. Ana, ce faci, că n-avem voie. Ana, bă, n-avem voie, bă, pe aici, pe terenul de fotbal ăsta, de afară, de la școală. Bă, ce, Ana, ce faci? Hai, Luca, fotbal, cum adică fotbal? Ca pe Rocket League. Bă, le jucă fotbal cu mașini. Bă, nebunita, eu n-am văzut așa ceva. Bă, Ana, ți-era frică că pierzi și a ieșit de pe ăsta? Sau ce facem aici? Ia uite-o. Opa! Deci noi chiar jucăm fotbal pe mașini, ești nebun. Dă-te, mă. Nu cred, am dat gol. Bă, am dat gol cu mașina. Bă, n-ai ce zice. Știi de ce, Ana? Pentru că am mărciul oficial Luca Lucu Burger pe mine. De-aia ți-am dat gol. Bă, doamne, uite pui pe teren. Oh my god. Bă, Ana, nu cred că e bine ce facem aici. Bă, uitați-vă la... Doamne, ferește, Ana. Bă, ce faci, bă, pe astea de skateboard? Oh my god. Bă, Ana, nu cred că o să stricăm astea. O să vină poliția, Ana. Vine poliția după... Ok, cred că o oficial nu e ok ce facem aici. Hai să returnăm astea până nu e prea târziu, Ana. Hai să... Bă, de ce e cu minge de fotbal aici? Ok, hai să... Mamă, uite de ăsta de volei. Ana, hai să returnăm astea. Doamne, ferește, ce haide, nu? Cum adică nu mai avem timp? Cât mai avem? Păi și tu vrei să stăm aici? Nu știu cât mai e, că s-a oprit timerul, că nu avem voie să ieșim de acolo. Cred că ar trebui să le ducem înapoi. Uite, bă, la pizzerie. Vrei să mergi la pizzerie cu carturile? Cred că avem timp să mergem să-i luăm și noi o pizza. Ia, vino cu că e o pizzerie aici. Vino cu acea, Ana. Ce faci, bă, intri în școală cu mașină? Doamne ferește, bă, nu în școală. Te dau ăștia afară. Doamne ferește, bă, asta a fost cea mai proastă idee, să vin cu tine la karting. Este vacanță și ce dacă e vacanță, Ana, te pitom.
Bă, nu e ok ce se întâmplă aici. Sărumâna, doamna de la cantină, opriți-o că e nebună. Bă, dă-te bă jos, hai să ducem astea înapoi, până nu e prea târziu. Bă, pe bune, Ana, o să avem probleme. Deci fără niciun mișto că o să avem probleme. Hai să ducem astea înapoi, ok? Chiar cred că ar trebui să le ducem înapoi. Ok, bine că ne-am întors aici acum. Hai să lăsăm astea. Ana, ce faci? Ana, cum adică nu? Ana, hai să lăsăm la om astea că îți sunt mașinile. Ne pare rău, ok? Ne cerem scuze. Acum, nu mi-e foame, am uitat. A uitat că e foame și a... Ok, stați liniștit, mă întorc imediat. Promitem că vă dăm astea înapoi, ok? Promit că imediat. Bă, 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 Ana, ce faci, bă, omule? Doamne ferește. Unde mai mergi, bă, bă, gata, potolește-te, Ana. Bă, hai să-i dăm astea înapoi la om, că ne cheamă ăsta poliția pe noi, bă. Bă, bă, deci câteodată, eu cred că vorbesc cu un copil mic, Ana, sau ceva de genul. Ce tot faci? Doamne, uite și tu cum intră în pizzeria. Ea n-are nicio treabă, a venit să mănânce pizza. Ea mănâncă pizza. Bă, 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 Ana, bă, 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 eu n-am văzut, bă, om ca tine niciodată. Ce faci aici la pizza? De ce? De ce ai... am cumpărat chestiile alea ca să venim aici să luăm pizza acum? Că ai, nu ai voie să te duci cu alea prin tot orașul, tu știi asta? Doamne, pizza bună. Mă, ce pizza bună? Ce... Doamne, bine ați venit la pizza bună. Cea mai bună pizza din oraș. Deja sună oribil. Deja... Cine își numește numele la pizzerie pizza bună? Gen, asta sună oribil. E bună? Am înțeles, ok. Cea mai bună pizza, suntem singurii care au pizza. Ana, ăștia sunt cei mai buni. Cei mai buni cu pizza, pentru că sunt singurii care au pizza, Ana. Sunt singurii. Tu ți închipui? O pizza costă 20 de lei. Sau putem da pe datorie până săptămâna viitoare. Poftă bună, nu avem altceva. Au doar pizza, Ana. Au un singur fel de pizza, gen, și nu cred că, cred că se referă la o cutie, gen, nu de 20 de lei, doar ne dă o felie, gen, la 20 de lei. Doamne, păi și ce, bă, Ana, nu cred că e o idee bună să o luăm de aici, că nu pare deloc bună pizza asta. Doamne, tu mai, ia, cum arată, stai așa. Ia, uite, mai, are și carne, cred că, asta e carne, nu? Păi fii atent, Ana, că tu nu poți să mănânci, na, beleaua. Na, gata, aia e, hai acasă, că nu... Deci, asta are carne pizza asta sau care e faza cu ea? Nu are carne, are doar roșii și brânză, că nu avem bani de carne. Ah, da, am înțeles, da, sigur, ok. Ha, o să... Bănuiesc că o să mănânc și eu. Am de ales acum? N-am de ales, ok. Hai că iau și eu din asta, mă pun direct aici, ești nebun. A, uite că era una aici, asta se deschide, nu merge, ok. E chiar bună? Asta decid eu, Ana, dacă e bună sau nu. Vreau și o felie. De ce nu-mi dă... A, ok, gata. Ok, hai să vedem. O să degust eu și spun dacă a meritat să facem o ilegalitate pentru pizza asta sau nu. Hai să vedem. Ok, ok. Simt brânza. Are multă brânză, îmi place asta. Ok, nu prea-mi plac roșiile, sincer. Dar, da, e ok. N-aș fi făcut o crimă, gen să fur niște carturi pentru pizza asta totuși. Dar, bine. O să vă dea Ana când vine săptămâna viitoare la școală aici. O să vă dea ea banii pe pizza, gen. Dar, da, vă mulțumim. A fost foarte bună. O să îngeți dumneavoastră de pe jos, nu? Că noi suntem animale, noi nu știm să mâncăm la masă, gen. Unde, bă, unde te mai duci, bă, cu cart? Bă, stai, mă, un pic, tu, omni, iar a plecat de nebună. Bă, hai să ducem astea înapoi, Ana, ok? Bă, oleu, facem și accident, poate zgâriem astea pe aici. Bă, hai să le ducem înapoi, Ana. Chiar cred că am făcut destule prostii cu ele, ok? Cred că a venit momentul să le ducem înapoi. Da, mulțumesc, Ana. Hai să le lăsăm. Așa, așa, bravo, bravo, ok. Hai să le parcăm aici, nu știu. O să o pun aici, uite, de unde le-am luat. Doamne, asta mi-a trebuit mie. Karting cu Ana Banana să fugă cu mașina prin oraș. Doamne ferește. Ah, da, e tare rău de tot. Bă, nu mai, bă, lasă-mă mașinile, Ana, că n-ai plătit pe... Bă, las-o acolo, că cheamă ăsta poliția, bă. Ok, ne pare rău, chiar ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. Pleacă-mă de aici cu mașina ta, pleacă. Doamne ferește. Dacă nu lăsați acum carturile și plătiți pentru tot, chem poliția în secunda. Ok, Ana, lasă cartul în secunda asta, lasă-l acolo, hai, nu, lasă cartul. Unde fugi? De ce? Cum adică? Ok, o să plătim online. O să plătim online, stați liniștit, trebuie să mă duc, că gen, o să-mi fure mașina dacă nu mă duc. Promit că plătim, ok, chiar o să plătim. Doamne, bă, ce face Ana? Bă, eu n-am mai văzut om ca tine niciodată, tu nu plătești nimic. Deci trebuie să faci curat, că te-am bătut și la carturi, hai. Treci acasă la curățenie, să nu mai vă pe Dragoș în casă, am restricție. Nu mă interesează, am uitat să... Cum adică... Că nu pot... Ai, na, nu poți plăti, că... Du-te, bă, de aici, o să plătești pentru tot, bă, Ana. Bă, treci încoace. Vino încoace, treci înapoi. Bă, dar unde e frate, Ana? Deci, efectiv, m-am trezit de 2 ore, stau aici cu Dragoș și nu găsesc pe Ana. Unde e? Bă,
Încă doarme? Ana e... Bă, nu e Ana. What? Mă, ce se... Ce? Bă, de unde am auzit asta? Ana? Ana, unde ești? Mă, ce se întâmplă? Spune. Cum adică, uite, pe afară? Unde ești, bă, că nu te văd, efectiv? Cum ești pe afară? Efectiv, am stat în casă toată ziua. Pe... Cum adică, pe casă? Stai, ce? Mă, ce se... Unde mă, bă? Doamne, fe... Bă, Ana, cum ai ajuns, mă, pe casă? Ce faci, mă, acolo? Doamne, fe... Bă, Ana, sunt destul de sigur că, gen, e destul de ilegal să te dai cu bicicleta pe casă. Săream și eu și am ajuns aici. Doamne, ferește. Nu este? Ești sigură că ai voie să faci... Ok, știi ceva? N-o să pun întrebări. Ce faci acolo, gen? De ce ai rămas pe casă? Păi, tare. Da, uite, spionam. Păi, ce... Ana, nu poți să mă vezi, gen, eu eram în casă, cum adică spionai? Eu stăteam la televizor, nici măcar n-aveai ce-ți vezi, așa interesant. Păi nu pe tine? Păi cine poți să... Crezi că doar tu ești în orașul ăsta? Păi și pe cine poți să spionezi? Ce... Păi cine spionai tu? What? Cum adică? Pe vecinii noi? Mă, ce veci... What? Avem vecini noi? Ce vecini noi? Că acolo avem noi casa, aici nu-i nimic... Aaa, wait, chiar avem vecini noi? Uite că-i văd... Bă, stai mai așa. Care-i, bă, faza, Ana? Tu de unde știi că avem vecini noi? Stai așa că eu acum i-am văzut. Uite că sunt acolo, stradă, lol. Că i-am văzut? A, da, ok. Când au cumpărat casa. Dar ci că sunt răi. Mă, tu de unde știi atâtea chestii? Că țipau mai devreme? E, păi și eu țip la tine toată ziua și ce, eu sunt rău? Adică, poți să mă condamn că țip la tine toată ziua? Se certau. Am înțeles. Cu oamenii. Cu oamenii așa random de pe trotuar. Mamă. Păi, niște vecini de ăștia ne mai trebuiau, că la câte prostii faci tu, cred că cheamă ăștia poliția de 20 de ori pe zi. Vrei să merg cu bicicleta? Bă, nu știu că ar trebui să mergi cu bicicleta la ei. Bă, dacă vrei să, gen, nu știu, să ne introducem sau ceva, cred că ar trebui să fii mai cu minte, Ana, pentru că dacă sunt nașpa, s-ar putea să cheme poliția pe tine la orice chestie. Adică poate nu o să cheme acum, dar gen, după aia o să țină minte că e enervat și, nu știu, o să facă chestii nașpa. O să le placă de noi? Da, nu știu ce să spun, Ana. Noi suntem cei mai tari, da, bă, de aprop, gen, chiar suntem cei mai tari din oraș, de gen, nu știu ce să spun, mie mi-e cam așa, ai zis că sunaș, pa, eu nu m-aș duce acolo, nu știu ce să zic, vrei tu neapărat să ne băgăm în seamă, așa, pur și simplu, haide, bine, mă, hai să, nu știu, oricum n-aveam ceva mai bun de făcut, azi, să ne cunoaștem cu ei, că o să stăm cu ei, sunt lângă noi. Da, nu știu cum să spun, Ana, dar toți prietenii tăi sau ai mei, gen, n-au mai fost prieteni cu noi la un moment dat, pentru că suntem prea ciudați și, gen, numai noi suntem prietenii noștri. Da, măcar dă-te jos cu bicicleta aia, stai acolo de la începutul clipului, dă-te jos cu bicicleta aia de pe casă. Eu merg cu bicicleta pe geam, bă, Ana, stai așa, că mă calci. Deci, hai să lăsăm bicicleta aici ca să nu-i supărăm. Ok, hai să... Bă, ok, gata, doar lasă-i în pace, parchează și tu bicicleta în casă, să nu ți-o fure copiii sau ceva, mai știu eu ce. Și hai să mergem și noi ca niște oameni normali să ne prezentăm, să părem așa. Bă, mai, crezi că ar trebui să-mi iau costumul așa, să par un om de afaceri, așa? Da, ok, mă duc să mă îmbrac așa, gen, să pară că da, mă, sunt om serios. Iau și o haine de... Da, atâta mai trebuia, Ana, să mai... Ok, lasă-mă 2 secunde să-mi iau costumul, ok? 2 secunde, lasă-mă să mă schimb aici, hai, lasă-mă în pace, ok? Bă, Doamne, bă, enervant, e bana, nu pot, mă, să faci nimic de ea, Doamne. Ok, da, Ana, nu știu dacă o să fii cea mai mândră de mine, dar... what? Bă, ce faci? Doamne, bă, Ana, de ce ți-ai luat costumul de baie? Mergem să facem cunoștință cu vecinii. Haide la notat. Doamne, ferește. Bă, ce se întâmplă? Bă, tu de ce ești, bă, în ăsta? Ce să fac și por și eu ce am prin casă? Doamne, ți-am zis că-mi iau costum? Aolo, bă, Ana, n-o să ne iau ăștia. Mă, ia, stai, tu ce cauți în ăsta? Bă, eu, în apărarea mea, Ana, nu am găsit costumul și am găsit doar ăstea. Dar măcar, bă, am niște haine pe mine, nu sunt ultimii vecini. Bă, o să ne vadă ăștia, o să zică că venim de la nebuni, bă. Ok, cred că, bă, eu zic să mai merg și cu bicicleta, mă, aolo. Bă, eu zic, Ana, eu zic că am făcut destule, hai să nu mai mergem să ne întâlnim cu ei și hai să, nu știu, să mergem să bem o limonadă rece sau ceva, că nu e de noi asta cu interacțiunea cu vecinii, cu astea, nu știu ce să zic. Ce să mai bei, Luca? Oh my god. Nu știu, Ana, vrei că o să zică că suntem scăpați de pe stradă? Uite cum mergem, mă, chiar vrei să mergem așa, gen, eu,
nu știu ce să zic. Zici că venim din vacanță, gen. Și ce avem de făcut? Păi și mergem așa, gen, hai la vecini. A, mergem și noi așa, zici că am venit din vacanță. Le zicem că am venit din Italia, de la plajă. De ce în Italia, din toate locurile? Doamne. Ok, bă, ai grijă că e mașina lor aici. Ok, bine, hai. Bă, stai mă așa ușor. Bună zi, bă, ce a lovit, bă, doamne, ce a lovit vecina, bă, două secunde, nu vă uitați la noi, că noi nu suntem de aici, bă, Ana, ce faci, bă, că zic ăștia că suntem de la nebuni, bă, trebuie să spui și tu frumos, bună ziua, noi suntem vecinii voștri, nu știu ce, da, alo de la gaze, arătați-ne casa, bă, nu așa, nu intrăm așa. Ok, hai, ia-te după mine, ok? Ai încredere în mine, ai încredere, ok? Da, hai, vină încoace. Bună ziua, noi suntem vecinii de alături. Eu mă numesc Luca și ea este prietena mea Ana, care este doar prietena mea și nu suntem un cuplu sau ceva, suntem doar doi prieteni care dețin o casă, nu? E foarte amuzant. Și am spus să facem și noi cunoștință, ce casă aveți, îmi place. Uite, prietenei mele Ana îi place casa dumneavoastră, gen, și am zis și noi să ne băgăm și noi în seamă, așa, na, nu, așa, doar așa, între vecini. Avem treabă. Ok. Bă, Ana, nu poți să intrebi dacă te plimbă cu mașina. Uite că oamenii au treabă. Hai să-i lăsăm în pace. Ne scuzați, nu am vrut să... Și noi avem treabă. Da. Bă, cum adică să vedem casă? Bă, stai, mă, nu intra peste ăștia în casă. Bă. Stai așa, ok. Da, deci de la gaze, bă, aolo, dacă aveți treaba acum, vă lăsăm, ce să facem? Pe noi ne cheamă, lasă-ne și vezi-ți de treaba ta. Asta a fost doar urât, adică pe bune, acum și pe noi ne cheamă de la gaze și intrăm în casa ta. Bă, Ana, ce faci, bă, intri la oamenii casă? Oh my god, eu n-o cunosc, știi ceva, eu n-o cunosc, mi-a părut bine, ne mai auzim niciodată în viața asta sau ceva, să aveți o zi, da, să aveți o zi în continuare. Doamne ferește, bă, cu ăștia nu-i de glumă, mă, Ana, tu nu-i vezi. Doamne, n-au avut niciun chef de noi, efectiv. Bă, n-am văzut mai așa vecini înțepați. Deci, efectiv, nu știu ce le-am făcut. Păi lasă că dau eu muzica la maxim. Hai să deschidem o petrecere aici. Facem o petrecere din asta, mega discoteca aici. Și băgăm manele la maxim și... Nu, ok, hai să nu facem totuși asta. Nu vrem să fim niște vecini nașpa. Dar totuși ei au fost niște vecini nașpa. Deci, nu știu, dar eu zic că cu timpul o să ne mai împrietenim noi așa cu ei, știi? Adică, hai că nu fi capăt de lume acum. Poate au avut și eu o zi nașpa, hai pe bune. Toți avem zile mai nașpa, lase că poate sunt ok, cine știe. Hai să-i lăsăm în pace, da. Hai să-i lăsăm să nu-i judecăm așa din prima, pe bune acum. Băi, ce dimineață frumoasă, absolut nimic nu poate să-mi strice starea astăzi. Nu o să las pe nimeni și nimic să intervină. În afară de Ana, desigur. Bună, Ana, neața și ție, ce faci? Ce, cum adică o dimineață frumoasă? Păi, cum adică? Păi e o dimineață frumoasă, trebuie să fie. Pentru că este o zi frumoasă și toată lumea e fericită. Eu nu pot să... De ce nu pot să... Bă, ce, mă, Ana, și tu îmi zici mie... Ce? Că tu ai dormit bine și astea? Păi da, păi am dormit bine, e vina mea că nu poți tu să dormi. Ce ai? De ce n-ai putut să dormi? Doamne ferește, uite, ia o cafea aici. Mai stai și tu trează măcar astăzi. Dacă stau cu gândul la ceva, nu pot. La ce stai cu gândul, Ana? Dar nu te lasă să... Ia uite, bă, îmi dă mie. Bă, tu n-ai gunoi? Uite gunoiul acolo. Deci toată seara, ok, ce ai făcut toată seara? Ia zi. Toată seara m-am gândit la asta și nu știu cum să fac. Ok, Ana, la ce te-ai gândit toată seara? Păi ce aș putea? Păi știu eu la ce ai putea să te gândești, gândește-te și tu. Nu știu, că ce, că s-au luat vecinii aia de noi, treci peste, ce am făcut ieri? Păi am cunoscut pe vecini și ce, s-au luat de noi, aia e, mare chestie. Bravo, păi și aia e, treci peste, sunt ați oameni care s-au comportat ură cu noi. Dar pe jumate, Luca, adică, dar vreau să văd ce au... Mamă, vrei să vezi ce au în casă? Mă, tu de-aia n-ai putut să dormi, că nu știi ce au aia în casă. Doamne, deci eu mă gândesc ce au ei acolo. Hai, ce hai, mă, ce hai, te rog eu. Păi ce vrei să fac, să intru peste ei în casă? Să-i facem ceva? Bă, lasă-i în pace pe oameni. Am eu un plan bun, dar zic. Bă, calmează-te un pic. Hai să nu, doar dacă mă bați la ping. Da, ok, hai. Bine, și dacă te bați la ping pong o să-mi spui planul, da, ok. Un meci de ping pong, ok, hai, Ana, să... Asta nu-i ping pong, stai, bă, stai, mă, așa. Așa, gata, ping pong, ok, hai să te văd, hai.
Ah, ok, gata, te-am bătut. Și asta a fost nu. Cum adică nu refacem? Te-am bătut iar. Cum adică? Da, bine. Deci, hai zi, Ana, despre ce e vorba? Doamne, bă, eu n-am văzut om ca tine, Ana. Ești nasol rău? De ce sunt nasol rău? Tu te gândești la cum să mă bați așa? Bă, Ana, tu te gândești la cum să intrăm peste vecinii noștri în casă și eu sunt omul nasol dintre noi doi. Doamne, bă, ai nebunit. Deci am comandat ceva tare rău de tot, că am mare plan. Doamne, asta nu sună bine. Deci când spui asta, nu sună deloc. Ghiși ce plan am? Cred că nu știu, nu ai vrea gen gaze, cum adică gaze, ce gaze, Ana, ce gaze, ok, gaze, ce gaze, bă, gata cu gluma cu gazele, o să fim de la gaze, ce, cum adică o să fim de la gaze, mă, ce vrei mă să spui, Ana, că eu nu înțeleg, am comandat costume, what, costume de oameni, oh my god, ce costume ai comandat, care lucrează cu gaze? Păi și care-i planul tău? Că nu înțeleg, ca să putem intra la ei în casă. Păi și ce, care-i planul tău? Te duci și zici că bună ziua, vrem și noi la dumneavoastră în casă? Sau care-i planul? Le zice că suntem de la gaze. Păi și ce, dacă suntem de la gaze ne lasă așa, o să ne ceară să vadă ceva, o legitimație, o că le bubuie casa, nu știu. Bă, Ana, bă, nu merge așa, mă. Ce legitimație? Bă, cum adică ce legitimație? Adică, nu știu, o dovadă să ne lase la ei în casă. Adică să ne creadă, da, mă, chiar sunt de la gaze ăștia. Adică crezi că mergem așa, costumați și stai liniștit pe spate? Păi, cum adică să stau pe spate? Bă, Ana, ce s-a întâmplat? Am rezolvat, Luca? Mă, tu ce-ai făcut, mă, toată noaptea? Că eu am dormit, tu n-ai dormit și tu ca un om normal? Am eu un om care, Doamne ferește, falsifică acte. Mă, ce om ai, mă, tu care falsifică? Bă, Doamne ferește. A rezolvat el tot? Bă, Ana, tu ești normal. Nu, știi ceva, nu, eu mă duc să mănânc niște ciocolată. Noi doar trebuie să mergem. Doamne, du-te, bă, de aici. Eu nu mă bag în așa ceva că tu ești nebună. Nu te cred. Nu o să meargă, n-are cum să meargă. Lasă-mă cu falsificatul tău de acte. Ne prinde poliția, bă, Ana, n-are cum să meargă chestia asta. Doamne, eu trebuie, pe Dragoș, să facem o fabrică. Ce de ciocolată? Mă, ce a fost asta? A fost o idee random, dacă vrei falsificăm tot. Doamne. Bă, Ana, lasă-mă, mă, cu prietenii tăi care falsifică acte. Eu n-am fost așa ce. Unde haide? Ce haide? Că nu înțeleg. Că au venit cu, mă, ce? Ce costum? Îți aduc eu în cameră. Bă, să te schimbi. Mă, ce costume au venit, mă? Stai așa că nu înțeleg. Chiar ai comandat costume pe bune de gaze? Du-te, bă, de aici, că nu cred așa ceva. Și unde au venit? Prin poștă? Hai, zic că prin poștă au venit. Bă, what? Stai, ce? Costum, Ana? Mă, ce? Bă, ce? Ana, foaia asta pe care scrie primarul, lasă-i să intre. Asta e actul tău falsificat, că scrie primarul pe foaia aia, lasă-i să intre. Lasă că merge. Mă, cum? Doamne, ok, știi ce? Primar, doamne. Ok, Ana, știi ceva? Bine, ia-ți costumul și ăsta. Hai să văd ce mi-ai comandat, doar așa, de curiozitate. Doar de curiozitate vreau să văd ce mi-ai comandat, ok? N-am zis că mă bagă nebunia asta ta să intrăm peste vecinii în casă ca să vedem ce au în casă. Dar o să mă uit de curiozitate ce e cu costumul ăsta, ok? Da, mersi că mi-ai dat mie documentul fals. Auzi ce document? Primarul. Deci primarul zice, lasă-i să intre. Și eu o să zic că, a, gata, bă, intrați la noi în casă, nu-i problemă. Ia, mă, care faza, mă, cu costumul ăsta? Că nu, bă, ce-i, mă, cu mine, Doamne? Bă, ia, du-te, bă, de aici. Vreau să, ia, eu vreau să mă schimb la tine în cameră acum. Hai, du-te la mine în cameră, că rămân eu aici, că văd că m-ai deranjat la mine. Aici mă schimb în dulap. Mamă, da. Bă, dulapul tău e prea mican, eu nu încap în dulapul tău. E, mă schimb pe în sub pat aici mă schimb. Ia, mă, să vedem ce haine mi-a luat Ana. Ce naiba sunt, bă, costumele astea? Ce? Bă, ce, mă, costumul ăsta? What? Nu pot să cred. Bă, așa ceva nu pot. Ana, ce costum mi-ai luat? Deci nici nu vreau să mă vezi cum arăt, efectiv. Bă, asta nu o să meargă niciodată. Ana, în costumul meu mi se vede fața, efectiv. Eu știu că eu l-am luat. Ok, hai. Vino cu coace, că sunt curios și ți-ai luat ție. Hai, vino. Deschid ușa sau deschizi tu? Hai, vino cu coace. Vino că sunt curios și ți-ai luat ție și odată. Doamne, deci deschide. Hai, 3, 2, 1 și...
Ia, bă, ce face mana? Ia, Doamne ferește. Mă, de ce al tău e așa și al meu? Mi-ai luat direct din ăsta de radiații. Ce mi-ai luat, mă, ce costumul ăsta? Doamne, tu vezi cum arăt? Zic ăștia că sunt extraterestru. Au și radiații în casă, așa le zicem? Doamne, nu o să meargă niciodată chestia asta. Dar știi ceva? Deja am costumul ăsta pe mine. Hai să... Ok, facem cum zici tu, nu mai zic nimic. Dacă mergem mie mâncare, da, fac eu cinste. E, o lună. Fac o dată cinste, n-am ația bani. Hai mă să vedem, sunt curios, hai. Dacă chiar îți iese chestia asta, eu nu mai zic nimic. Vrea să vedem la vecini ce se întâmplă la vecini. Hai la vecini casă. Doamne, ferește ce am ajuns, cum arăți. Bă, tu vorbești, bă, tu vezi, tu că ești, zici că ești doctor cu hanorac, gen, ai glugă. Tu nu mai înțeleg nimic. Hai să mergem, nu știu, că văd greu rău de tot. Mamă, tu nu vezi nimic, dar eu ce să mai zic, că zici că sunt capsulă, nu vezi? Doamne, ferește. Hai, vino să vedem dacă o să meargă. Dar tu vorbești, să știi, eu nu mă bag. Uite, ia-ți foaia, ia-ți foaia. Mamă. Ia-ți foaia, ia foaia aici, ia aici. Ia, că a deschis ușa, Ana. A luat cineva acasă. Ok, suntem de la gaze, ce faceți? Ok. Deci colega mea vrea să spună că noi suntem trimiși de primar. Avem acolo o dovadă, poți să-i arăți, da. Avem dovadă semnată de primar aici, deci primarul zice să ne lăsați. Că aici se pot întâmpla niște pericole de bombe și radiații, practic. Și trebuie să controlăm casa de urgență. Avem niște aparate, le avem la noi undeva, nu putem să vi le arătăm. Le avem, da. Și trebuie să intrăm de urgență în casă. Ok, presupun, dacă ziceți că e așa serios, puteți verifica, sigur. Mulțumim, o zi bună, dragă domnișoară. Să trăiți, domnul, noi suntem aici cu gazele, cu radiații, cu d-astea. Tu parcă îmi pari cunoscut, ne cunoaștem și vocea ta parcă o recunosc de unde... Făceam eu YouTube acum mai mult timp, da, de acolo mă știți, da, făceam eu YouTube cu Minecraft, cu d-astea, nu, acum m-am reprofilat, sunt pe gaze, pe d-astea, dar am avea o rugăminte la dumneavoastră, noi cât controlăm aici s-ar putea dacă se găsesc gaze periculoase sau bombe sau așa, gen nu prea e safe și ar trebui să ieșiți afară de urgență din casă dacă se poate, că nu putem controla așa, adică, na, poate să plecați în vacanță, da, eventual să vă mutați în alt oraș până terminăm aici și haideți, vă rog frumos că, hai grăbiți-vă că bubuie bombele, hai vă rugăm frumos. Băi, deci eu nu pot să cred că a mers chestia asta, acum e șansa noastră, băi, nu-mi vine să cred. Mă, ce se întâmplă? Uite că n-au apucat să se mute, mă, că încă mai au din astea, ia, ce-i asta, pantaloni vechi de 44 de ani? Doamne ferește, ce-i chestia, ce-i găsit, mă, bă, ce bei, mă, acolo, că n-am văzut ce e. Bă, dar tu ai văzut pantalonii ăștia vechi, ce-i luat? Apă din 1994. 5? What? Mă, ok. E ciudat ce se întâmplă. Bleah. Bă, tu ai luat o gură din apă de veche de 1 miliard de ani? Ce se întâmplă? Aolo, chiloți. Inel furat. Mă, ce naiba? De ce au... Bă, crezi că ar trebui să furăm și noi inelul ăsta dacă ăștia sunt hoți? Mă, știi ceva? Dacă ăștia au furat inelul... Bă, pleacă-mă cu chiloții de aici. Ia tu chiloții, lasă-mă. Prinde. Bă, lasă-mă cu chiloții tăi. Doamne. Ia uite, bă, chiloții lui vecinul. Ia, Ana, prinde chiloții lui vecinul. Trece cu coace. Ia, chiloții. Gata, hai să plecăm. Bă, eu le-am furat inelul. Dacă ei au furat, l-am furat și eu. Mamă, aici nu mai e nimic. Bă, lasă. Deci te rog eu mult, te întinzi cu gluma. Ia chiloții de aici. Deci, bă. Doamne, lasă să ne vadă ce facem. Hai, vino cu coace. Acolo e ceva? Da, spargele și casa. Nu mai contează acum. Deja o să ne dea ăștia la poliție dacă ne prind. Hai să vedem ce mai e pe aici. Doamne, nu pot să cred că... Bă, ce mă? Ana, tu vezi și asta o toaletă publică în loc de toaletă normală. Bă, ce faci, mă, nu o folosi? Păi, uite, pe Ana s-a pus pe toaletă. Bă, ieși, mă, de aici. Doamne, ferește. Mă, o toaletă ocupat. Rămâi aici, că eu am găsit aici. Ia uite ce. Mamă, ce chestii șmei. Acum vii. Hoțomano, acum vrei să vezi ce mai au în casă. Ana, ăștia o fântână de ciocolată și două saltele. Ești nebun, așa dorm ăștia. Doamne, de ce are toată lumea fântână de ciocolată? N-am înțeles. Ok, toată lumea are fântână de ciocolată. Bă, stai așa că poate ne văd ăștia pe aici. Hai, bă, oprește asta. Sau era pornită, nici nu mai știu. Doamne. Mă, ce? Uite, bă, tu ai văzut frigiderul ăsta aici? Au frigider? Ia uite, mă, au energizante.
Ia bă că iau și eu câteva că sunt la rece. Bă, nu le lua pe toate. Bă, Ana, bă, am ajuns să furăm deja. Noi deja furăm, nici măcar nu mai ne uităm de curiozitate. Bă, nu e ok ce facem aici, Ana. Chiar cred că nu e ok, sincer. Și cred că o să se prindă în curând. Eu zic să plecăm, Ana. Eu zic să plecăm cât mai putem acum. Ce părere ai? Hai să plecăm cât mai repede. Nu! Bă, hai să mai... Bă, nu știu ce să zic. Ok, hai să mai vedem, cred că mai e doar un etaj. Ce se întâmplă aici? Ia. Stai așa ușor. Hai să vedem care e faza. Bă, încă un chest. Ia. Bă, ce-i spar, mă? Nu mai sparge pe aici. O să ne audă ăștia. Ana, o să ne audă ăștia dacă spargi pe aici. Stai așa să văd care e... Mă, ce-i asta? Bă, am găsit jurnalul, Ana. Bă, Ana, bă, ce faci, mă? Oh my god. Bună ziua. Noi cu gazele, cu ăștia. Mă, voi ce faceți aici? Furați din casă? Nu? Ce vă faceți să credeți că... Ok, fugi. De, repede pe geam, fugi pe geam. Doamne, ferește. Fugi. De, fugi. Nu te... Ana, ascultă-mă, nu te opri acasă. Mergi în față. Să nu știe că suntem noi. Fugi. Doamne, ferește. Bă, eu ți-am spus că o să ne audă dacă spargi geamul, fugi. Doamne, bă, și fix când găsisem jurnalul, nu cred. Mamă, fugi cât de repede poți, Bă, Ana, deci asta a fost cea mai proastă și bună idee în același timp. De ce ai furat motoreta aia de... Da, poți să fur cu să fugi cu aia, ia-mă și pe mine măcar. Poți să... Așa, de calcul. Bă, ce-a fost, bă, asta? Bă, fugi, nu te duce spre ei, nu te duce acolo, du-te înapoi, nu, Doamne, ferește, mă, ce faci? Eu te și pe vecina, Doamne, da, așa, mai treci și pe aici. Bă, ăștia au chemat poliția, Ana, ăștia au chemat poliția, ok. Știi ceva, doar conducă de departe, poți, du-ne oriunde, nu-i numai contează. Doamne, deci mor de foame, te rog, spune-mi că a luat Ana ceva de... Doamne, iar avem numai chipsuri și suc, bă, nebunesc. Ana, avem și noi ceva de mâncare, ce vii așa peste mine? Avem și noi ceva de mâncare casa asta, bă, Luca. Bă, nu că bă, Luca, deci am luat niște burgeri vegetarian, ce-i drept. Dar de ce ai mâncat? E în față? Ce-i în față? Poliția? Bă, ce-i făcut, mă, Ana, de a veni poliția în față? Știi ce ai mâncat burgeri vegetarian? Că voiam și eu să mănânc. Bă, am atât de multe întrebări. Lasă așa. E poliție, Luca? Ok, bine, ce ai mai făcut de data asta, Ana? Spune-mi ce ai făcut, ce s-a întâmplat. Ce, eu nimic? Cum adică tu nimic? Tu ce ai făcut? Cum adică eu ce-am făcut? Eu niciodată nu fac nimic, mereu vine poliția din cauza ta. Hai, lasă astea că te-au văzut ăștia. Mă, ce a zis poliția? Stai așa, cu 200 km la oră, mașina mea în primul rând ai stricat-o și nu mai prinde 200 la oră. Despre ce vorbim aici? Spune-mi ce ți-a zis? Ai vorbit cu polițistul sau ce zicea la ușa acolo? Nu mi-ai zis. Hai să vedem ce facem. Nu, că m-a speriat. Bă, tu ai închis în fața ușa la polițist după ce ai deschis? Doamne, bă, îți faci ăla. Hai, mă, vină cu apără, nu ți-ai amendă. Doamne, bă, Ana, nu poți să faci așa ceva. Bună ziua. Prietena mea are o boală și de fiecare dată când sună cineva la ușă se sperie și fuge. Gen, asta e problema, de-aia v-a închis ușa mai devreme. Ce faceți, domn polițist? Cum sunteți? Bună ziua, am primit niște raporturi pentru casa asta de la vecini. De la vecinii dumneavoastră, sunteți acuzați de furt și intrare forțată în casa lor, este adevărat? Ce? Noi în casă la care vecini? Vecinii aia de aici, de dreapta noastră, care s-au mutat recent și gen au o casă ciudată. Unul la mână nu a fost intrare forțată, doi la mână nu am fost noi. Exact, unul la mână nici măcar n-a fost forțată și n-am fost noi. Adică ce treabă aveam, ce să facem noi acolo? Zi tu, Ana, adică noi nici măcar nu ieșim din casă. Ce mai ieșim și noi așa? Dacă e când plecați să luați și gunoi. Doamne ferește. Nu o băgați în seamă, da, noi nu știm cu vecinii aia, noi n-avem nicio treabă, s-au comportat urât cu noi. Da, nu am interacționat niciodată cu ei decât când le-am zis bună și ne-au înjurat, ne-au vorbit foarte urât și am zis că nu mai are rost. Zi tu, Ana, de nu, ți-a zis vreo două, vă dau o tură cu mașina, bă, lasă-l, mă, nu mai dă, mă, o tură cu mașina aia, că ai zgâriat-o și pe aia, vai de capul ei. Da, deci sunași pe vecinii și nu avem de ce să... Na, deci ce treabă aveam noi cu ei până la urmă? Da, au venit și ne-au spart nouă geamurile. Puteți să le dați lor amendă, corect. Da, exact. Are dreptate, Ana, dar noi am vrut să fim cu bun simț să nu-i raportăm. Da, mă rog, hai, Ana, hai să lăsăm pe domn polițist, care are multe pe cap și na, chiar n-are rost, pe bune.
N-are rost să stăm pe capul lui. Hai, treci în casă, lasă-l, că i-am... Bă, lasă-l, mă, nu mai... Gata, mulțumim, domnul polițist, ce să vă mai spun? Mi-au zis că a fost o fată și un burger, iar voi sunteți singurii care vă potriviți la detalii? N-are cum, efectiv, nu, deci v-am spus, ei au venit la noi, gen... El e o mascotă, da, eu sunt o mascotă pentru restaurantul nostru, nici măcar nu sunt un burger adevărat. Sunt un om, gen, care clar nu e burger. S-a luat după ăla de burger în oraș, da, nu, da, eu n-am nicio treabă. Mai e un burger și o fată, gen, care, bă, las, doamne ferește, bana, calmează-te un pic, lasă-l pe domnul polițist să ieșa să explicăm situația. Deci e un alt burger care și-a furat vecinii și le-a intrat în casă, dar nu noi, gen, și are o prietenă cu hanorac. Da, a văzut și ea, adică, pe bune, trebuie să ne credeți pe cuvânt, pe bune. Nu vreți să vă dau o tură cu mașina, zic și eu așa. Bă, ala, nu cred că vrea să-l dai o tură cu mașina. În rest, bine sănătos. Doamne, îmi luați mâncare, hai. Bă, domnul polițist, eu zic să... Hai că vă las că m-a nebunit fata asta de cap, o zi bună. Nu, domnul... Gata, Ana, gata, destul, că ne-am distrat, dar o zi bună în continuare și dumneavoastră. Gata, lasă-l pe domnul polițist. Gata, lasă-l pe așa. O zi bună, domnul polițist, să ieși și gunoiul. Că eu nu-l duc. Bă, gata, o zi bună, la revedere. Bă, Ana... A venit poliția și ne-ai scăpat de poliție că ai fost prea enervantă, eu n-am văzut așa ceva. Bă, deci vecinii chiar s-au prins, bă, că eram noi, nu pot să cred că ne-au prins la poliție. Ia uite, bă, ce vecini, măcar sper să ia gunoiul. Bă, lasă-l, mă, pace, bine că nu ne-a dat amendă sau ne-a băgat la pușcărie. Hai să le spargem geamurile. Bă, cine face, bă, cu vecinii ăștia, că se enervanți rău de tot. Ia uite, bă, ne-au dat la poliție, n-am văzut așa ceva. Nu știu, bă, au chemat poliția pe noi, bă, așa ceva. Îl trimit pe Dragoș, aia ne mai trebuia, pe Dragoș, să se ușureze la ei pe gazon. Îl ia așa într-o plimbare, nu? Îl ia așa la plimbare, hai mă Dragoș, uite, stai și tu aici, gen, îți faci tu treaba și ne întoarcem. Dragoș, doamne ferește, hai la vecini. Bă, stai, calmează-te puțin, Ana, că cheamă ăștia armata pe noi, cred că data viitoare nici nu mai cheamă poliția, cheamă, nu știu ce mai cheamă pe noi, ești nebun. Ia-ți, bă, Dragoș, ce zic mă ăștia la știri, că vine furtună cu vigilie. Doamne, ce nebun, ce zic mă ăștia aici, bă? Da, ce? Vigilie, stop, gata, ce s-a întâmplat? Ce mai vrei, Bana? Ce, ai mărci pe tine sau nu? Da, am, deci chiar am în secunda asta mărci și ghișe, este și cu Ana Banana de pe lucaluc.ro, primul link în descriere. Și mai am și o șapcă cu Burger Gang, adică am două mărciuri pe mine în secunda asta, Ana, nu poți să te iei de mine. Dar tu ai mărciul pe tine, ia spune, tu îl ai pe tine, dacă mă întreb pe mine, da, îl am, am înțeles, beau acum... Ce ai din cană? Bine, hai. Ok, deci ai cană de pe lucaluc.ro, vrei să spui tu. Fii atent, ok, gata, sunt atent, spune. Am o mare veste, ok, are o mare veste. Nu știu dacă vreau să mă bag în marea ta veste, de ce? Ai luat foarte multă înghețată, asta e marea ta veste, ai venit cu multă înghețată. Astăzi vindem înghețată și nu oricui la vecini, ce mă? Bă, Ana, ok. Chiar crezi că e... Haide să-ți arăt. Doamne, ok, bine, hai, ce vrei să-mi arăți? Ia, hai, Doamne, nu pot să cred așa ceva. De unde ai luat, mă? De unde ai făcut rost de chestia asta? Nu pot să cred. Îți place? Sincer? Da, nu știu ce să zic. Arată, am eu un văr de își pierde timpul în târguri. Așa, a luat chestia asta, a avut astea în garaj. Am înțeles, bine mă, Ana, ce să zic, nu mai zic, ia uite bă, mi-a dat și înghețată și mergem și vin de la vecini înghețată care au chemat poliția pe noi mai devreme, gen, Doamne ferește, Ana, tu nu ești normală, deci tu nu ești normală la cap, dar hai că mă bag, bă, deci tu, conduc eu sau, nu știu ce, bă, știi ceva, ia conduc tu, că mie e rușine să conduc, ia, du-te tu, că, bă, bine mă, hai că conduc eu, bine, dar tu vorbești atunci, hai, eu conduc, tu vorbești, hai. Hai, vino cu ace, claxonează-și tu, Ana, repede. Tit-tit, bună ziua, domnul, doamna, avem înghețată, cumpărați înghețată, cea mai bună înghețată din oraș, gen, bă, n-ați mai fost așa înghețată, gen, de când ați mâncat dumneavoastră înghețată ultima oară, gen, probabil e mai bună decât aia de ați mâncat ultima oară. Voi ar trebui să fiți la închisoare deja, ce căutați aici, plecați de pe proprietatea mea, ușor vecina. E bună rău, exact, uite, lasă vrăjeala asta, că avem, uite, doamnă, avem aici din asta.
asta albastră, din asta așa cu culoare, din asta mai interesantă. Da, da, să fie, uite, de toate, uite aici, ia și tu așa să mai calmează-te, că e vară, ne distrăm, ne astea, ce ești așa nervoasă? Domn, da, aduceți și pe vecinul, îi mai dăm și lui, uite, mai luați așa la pachet, gata, bala asta vine înapoi. Plecați în secunda asta cu înghețata voastră, chem poliția și nu glumesc deloc. Doamne, am înțeles asta, hai că da, hai, lăsați vrăjeala. Păi înghețata de ce ați mâncat-o dacă chemați poliția? Că eu nu mai văd, Ana, tu mai vezi vreo înghețată pe aici? Eu văd că s-a cam tras pe dreapta înghețata aia, deci totuși v-a plăcut înseamnă. Deci înseamnă că gata, și ce, poliția ce? Păi da, exact, sunt veri, sunt, da, avem pile, avem de tot, bă, nu mai zi mă, dar ia uite, hai salut, gata, băi, bă, bune, ce, doamne, bă, ia mă și pe mine, unde fugi, gata, hai, calcu, bă, nu pot să mă sui, hai, uite ce tare trași caleta noastră, doamne, nu mai puteam să mă sui, bă, ce le-am făcut, deci chiar cred că enervăm rău de tot, Ana, cred că enervăm rău de tot pe vecini, doamne, ferește, și ce faci cu asta acum, că nu mai avem loc în garaj, gen, unde mai pui și chestia asta, că nu mai avem unde să mai punem, du-o apoi la vară, tu, bă, nu punem în curte. Doamne ferește. Gata, Ana, gata, hai să-i lăsăm în pace. Cred că le ajunge, cred că i-am terorizat destul, sincer, efectiv m-au plictisit pe mine de câte ori i-am terorizat, ne-au rămas și înghețată. Hai să mâncă și noi înghețată corectă măcar. Bă, deja au trecut vreo 2 ore de când am mai auzit de Ana și sincer chiar ok, chiar voiam să spun că am stat cam liniștit, Ana, sincer, în ultimele 2 ore n-am mai auzit nimic de tine. Ce s-a mai întâmplat, Ana? Hai, spune, am o surpriză mare iar. Nici măcar nu știu dacă vreau să știu. Vreau să știu despre surpriza ta, Ana. Nu ești pregătit? Da, de obicei când aud chestia asta, gen, nu știu dacă să vreau să fiu pregătit, îți zic eu că o să-ți placă. Să am încredere sau să n-am încredere, Ana, zi repede, am sau nu am încredere în tine, da. Bă, dacă am încredere în tine, trebuie să fie ceva tare rău, gen, îți zic eu, nu este un gunoi de idee. Deci nu e un gunoi de idee, am înțeles, deci o să fie gen o idee care nu e un gunoi, gen. Hai după mine, ok, zi manaj, care-i surpriza? Spune, mergi, ok, tot acolo, unde tot acolo? What? Ana, cumva ideea ta are legătură cu mașina asta de gunoi? Cumva la asta te referi? Hai să le luăm gunoi. Doamne ferește, băi, terorizezi pe oamenii ăștia. Lasă-i mă în pace, ce face, merge să le luăm gunoi acum. Conduci tu, iar conduc. Bă, ție ți-au luat carnetul cumva de mă tot iei cu tine și îmi spui să conduc eu. Cumva ce... Că mi se pare că nu prea vrei să conduci nimic. Păi am intrat cu mașina la ei în poartă. Când am intrat cu mașina la ei în poartă, what? Doamne, ieri, oh my god, ok. Bă, eu te duc și nu mai zic nimic. Nu mai vorbesc de data asta, pe bune. Eu chiar nu mai vorbesc, hai, te-ai suit. Deci de data asta, hai, fă-și tu sunete, bip, bip. Nu știu cum face ăsta, dar mama abia se mișcă să ești nebun. Bip, bip, ia uite că s-am îndoi, ești nebun. Bună ziua, de la Tomberoane. Stați așa că parcăm acum, 2 secunde, dau cu spatele, bip, bip. Mai dau, bă, ce-am făcut? Gata, îmi pare rău, ce s-a întâmplat? Uite, gata, a intrat și în ei. Gata, deci doriți ceva, ce poftiți de aici? Toate la jumătate de preț pentru voi. Orice vreți dumneavoastră de aici, din tarabă, orice vă doriți. Ia uite, avem aici niște pantaloni folosiți, avem aici niște tricouri rupte, sticle folosite, uite o doză, mai avem aici o doză, mă rog, e goală, dar poate folosiți metalul sau... Nu știu. Alo, poliția, veniți în secunda asta că iar s-au întors. Doamne, veniți de urgență. Tanti, calmează-te că nu se întâmplă nimic. Gata, ce aveți? Ia auzi. Ia uite, mă, ce tupeu, dacă vă apropiați, vă dau una de leșinați. Doamne, am venit și bă, ce vă prindeți, bă, așa. Ia uite, hai mă, hai să plecăm, că nu, n-ai cu cine. Bă, înapoi, lasă-le în pare. Gunoiul, nu trebuie să-l luăm din casa, Ana, bă, hai, treci mașină. Da, păi noi vă făceam niște oferte foarte, foarte bune cu gunoiul ăsta, dar atâta s-a putut. Hai, Ana, hai să mergem, dacă dau și peste ei dacă mă enervează. Ia, veniți, mă, cu ace. Ia, nu vreți gunoi? Ia, luați o gură din gunoiul ăsta. Bă, stai așa, cred că am intrat în ei. Ana, hai să mergem, cred că am intrat puțin. Bă, ce faci, bă, le iei mașina? Treci cu ace, urcă. Hai să mergem, Doamne, abia se mișcă ăsta. Oh my god. Au rămas acolo, nu le vine nici lor să creadă ce s-a întâmplat. De la Tomberoane.
Doamne, ferește, Ara, ce a fost chestia asta? De unde ai luat ăsta? Că nici măcar nu te-am întrebat de unde le... Ok, o să las aici un pic. Ok, ce a fost chestia asta, Ana? Cred că am intrat puțin cu gunoaie legend. Cred că le-am vărsat niște gunoaie în cap. La final nu sunt sigur că am intrat cu mașina un pic în ei. Bă, ce se întâmplă? A intrat în ei? Am intrat și acum la final, genuzor, când am venit de la Văru. Bă, de unde are, bă, Văru toate chestii? Oh my god, Ana, lasă care multe. Au înțeles, cred că o lăsăm aici pe asta, că am făcut cam multe ilegalități cu ea și nu cred că vreau să ne vadă cineva conducând chestia aia. Dar, bă, chiar ar trebui să nu-i mai terorizăm pe oamenii ăștia, că, bă, bune, chiar cred că se mută. Deci fără niciun mișto, dacă mai continuăm așa, bă, efectiv nu mai avem nicio șansă să mai stăm în orașul ăsta. Ori ne dau pe noi afară din oraș, ori se mută. Ai luat și tu gunoiul de la noi? Dacă tot așa, n-am luat gunoiul de la noi. Ia uite, bă, și cum așa de gunoi și tot n-am luat gunoiul. Auzi, du-l și tu la vecin, gen, dacă tot avem gunoiul, gen, hai să lăsăm pe acolo, zic. A, haide, păi, pe bune, că am văzut că nu prea au gunoi, că au zis că n-au ce să arunce, nu știu ce. Hai că suntem noi vecini de treabă. Da, vecinii, avem noi niște gunoi, că am auzit că nu prea aveți gunoi, sunteți sărași, nu știu. Uitați gunoiul ăsta aici, dacă n-aveți, na, să fie într-un ceas bun. Da, în caz că, da, v-am dat noi, de la noi, dacă n-aveți. Hai să mergem, hai să fugim vinocoace de la tomberoane. Bă, i-am traumatizat, i-am terorizat. Oh my god, Ana. Aoleu. Nu mai zic nimic, efectiv, nu mai zic nimic, că i-am... Nu, o să ne viseze la noapte. Eu zic că ne visează 100% pe amândoi. Băi, Ana, deci am înțeles că îți plac prank-urile la vecini, dar las-o încolo, că pe bune, de toată ziua mai nebunit să le facem prank-uri, să mergem peste ei. Ce? Nu stai? Ce nu stai? Bă, calmează-te. Eu să mă calmez, tu să te calmezi cu prank-urile. Că nu s-a terminat. Cum adică nu s-a terminat? Am mai vorbit cu Văru. Bă, las-o, mă, așa cu Văru tău. Ce are, mă, Văru tău? Ce ai mai vorbit? Doamne fere... Nu. Știi, nici măcar nu vreau să văd. Fără niciun mișto, nici măcar... Bă, Ana, eu nu vin până acolo. Eu nu vin și... Nu vreau să... Bă, refuz. De eu... Doamne... Mă, ce... Bă, ce-ai făcut, mă? Ce mă, asta? Hot dog. Doamne ferește, Ana, nu pot să cred că ai luat un de-asta de hot dog. Păi ești nebun și ai luat și hot dog-ul, gen. Bă, ce? Nu mai da, mă, în el că e sensibil, nu vezi, sare pe aici. Bă, de unde ai luat ăsta de hot dog? Pă, bune, nu te cred că avea vară tu de-asta de hot dog. Hai la vecini acum. Bă, las-o așa, ce vară ai, mă, bă. Doamne, haide. Oh my god, Ana. Bă, deja se uită la noi, mi-e rușine, eu nu mă mai duc acolo. Eu nu mă mai duc, uite știu cum se uită la noi. Nino, haide. Bă, nu, de data asta conduci tu, nu mă interesează. Eu nu mă mai duc, efectiv. Hai, du-te tu, ia uite, bă, chiar se duce. Doamne. Bă, ce-ai făcut? Bună ziua. A venit și noi de la Hodog aici. Suntem aici. Facem cârnatul bun pentru vecinii nebuni. Haideți, 2 la preț de 1, 1 la preț de 5. Haide, doriți cârnat, luați cârnatul cu vitamine să vă meargă numai bine. Haide, vecina, ce părere ai? Vă fac eu cățelul ăla al vostru hotdog dacă mai veniți aici. Bă, ăla tău, ce-a zis de Dragoș? S-a luat de Dragoș, a zis că îl face hotdog, ești nebun? Hai, vecina, cu muștar. Ce? Păi să vezi. Hai, vecina, ia cârnat cu vitamine la voi în piscină. Mă, bă, ce zis, bă, de piscina lor? Bă, mamă, dar chiar că au și piscină? Mamă. Deci, vă interesează? Hai că intră așa la piscină, se ușurează la voi acolo. Bă, hai să nu ne certă. Ia uite, bă, a plecat cu... ce faci, bă, Ana, unde ai plecat? Bă, se uită. Mamă, ăștia chiar cheamă polițian. Ana, ăștia cheamă... Doamne ferește. Ana, cred că avem companie, gen. Cred că avem companie. Nu e ceea ce pare, ok? Noi doar am venit să inspectăm, suntem de la piscine. Da, cu piscina, inspectăm piscinele, gen, și vindem și hodoș. Da, asta se întâmplă. Ha, e poliția în față, să vă vedem acum. What? Nu mai scăpați de data asta? Ana, cred că de data asta au chemat poliția. Mergem prin spate. Da, atunci puteți să păstrați hodogii. Ana, vino cu ace. Ați avut, aveți nervi? Vino, trece cu ace, vino cu ace, că e poliția. Bă, ce faci, mă, Ana? Bă, ce faci, mă? Doamne ferește. Ia uite, a băgat hodogii. Mamă, vino cu ace, că e, bă, e poliția. Bă,
poliția. Mamă, mamă, chiar e poliția, chiar e poliția în față. Ok, ok, vino cu acei, vino cu acei. Hai, hai, pune, am luat-o data trecută, vino cu acei, vino cu acei. La ultimul etaj unde am sărit, unde am sărit atunci. Doamne ferei. Bă, ce, ăsta-i vărăsul. Bă, e vărăsul la el acasă, ce se întâmplă? Vino cu acei, vino, vino, repede, repede, vino cu acei. Doamne, repede, mamă, bă, nu știam. Bă, ăla are un frate geamăn, cine la vărăsul? Ia uite-l, bă, Doamne ferește. De-aia aveau trei camere nebunii aia. Mamă, mamă, vină cu acea să-mi cuiem ușa. Vină cu acea, vină cu acea să-mi cuiem ușa. Bă, ce a fost, mă, chestia? Doamne, gata, nu mai mergem la vecinia, că gata, asta chiar a fost ultima. Ia niște înghețată și calmează-te că m-ai nebunit cu vecinii tăi. Las-o așa cu vecinii. Doamne, ne prind ăștia cu poliția, Ana.